Domnul George Radu Șerban mi-a oferit și o masă de despărțire. Pentru prima oară se întâmpla să fiu invitat la masă de domnul George Radu Șerban. Este o constatare asta pe care și maestru se simte din nou dator să observe. Nu m-a invitat niciodată, deși ar fi fost de dorit. O mai strânsă legătură între noi se cuvenea mai amicală, mai familiară, repetă el regretele de la Teatrul Liric, dar în sfârșit afacerile, preocupările, activitatea, dacă s-ar fi săvârșit începutul, ar fi fost apoi mai ușor. Doamna George Radu Șerban și-ar fi adus după aceea mai repede aminte de îndatoririle lor, însă începutul, recunoaște, trebuia să-l facă el și nu l-a făcut. Iată o mulțime de automustrări care mă bucură din calea afară. Dacă regret ceva la rândul meu e că domnul George Radu Șerban nu-și descoperă și alte vini mai grave de nescuzat față de mine sau că nu-mi dă măcar capătul de fir după care să le pot descoperi eu. În orice caz, cu cât dânsul se recunoaște mai în vină, cu atât diminuează importanța sufletească a ofertei de patron ce mi-a făcut la despărțirea noastră de afaceri. Sunt chestii de tovărășie avocățească în care ne-am despărțit în tocmai după cum ne-am purtat tot timpul unul față de celălalt, leal și vrednici. Ce o face aici sentimentele noastre particulare și mai ales acel sentiment care mă domină și care are o bârșii mai vechi decât raporturile noastre de breaslă, în care eu am avut tot timpul un rol de subaltern. Astfel, îmi zic, privind acum, ori de câte ori îmi ridic ochii, rădăcina gâtului done alba și porțiunea de piept pe care mi-o îngăduie decupajul trunghiular al decolteului rochii de stof albastră. Dona Alba are locul vis-a-vis de al meu la masă, însă mai sus decât atât nu îndrăznesc să privesc, să ridic ochii, deși sunt atât de intrigat să văd cum primesc privirile ei mute și ce-ar putea ele să-mi spună mai departe. Dar e minunat gâtul acesta pe care îl văd atât de aproape la lumina zilei și pe care timpul n-a încrețit epiderma vie și savuroasă cu umbra niciunui păienjeniș, oricât de brusc și orice unghi s-ar mișca, într-o parte ori într-alta, capul ei de suverană a casei. E grozav de tânără dona Alba, cu toți cei 30 de ani pe care iare, după socotelele mele, trebuie sau e aproape să-i împlinească. Domnul George Radu Șerban mă întreține cu un eveniment politic recent, pretext pentru a-mi face cunoscut dezgustului total pentru politică. Și eu, care credeam că pentru politică se lasă el de drept. Aprobându-l în totul, observ că ochii mei au mai câștigat încă o mică porțiune de loc spre ochii doamnei Alba, dar, laș ori strategic, cum vreți să spuneți, progresul s-a efectuat tot prin ocol. Vârful fraged și vag pufos al urechilor și apoi întregul lor mic pavilion sunt acum pradă privirilor mele. Vinul domnului George Radu Șerban e foarte bun și mi s-a oferit o masă din cele mai alese. Asta mă face să mă simt la îndemână pe fotolul meu și să mă bucur teribil că gândul de a nu mă grăbi cu predarea scrisorilor mi-a venit la timp. Dar nu vi se pare curios că maestrul nu se miră încă de tăcerea prelungită a soției sale? Întrucât mă privește când beau vin bun, eu nu mai găsesc deloc de ce să mă mir că el n-a început să se mire. Drace, poate că eu trebuie să-i adresez primul cuvânt. La drept vorbind, politița asta mă încurcă teribil și apoi e politicos să întrerupe maestru pentru a-i spune ei ceva, pentru a-i oferi poate ceva de pe masă. Nu, asta pentru nimic în lume. Cel mult pot ridica acum ochii mai bărbătește să-i cuprind tot capul în lumina privirii mele. Și-o surprind astfel pe dona Alba, fixând întrebătoare pe femeia care ne servește și care trebuie să se afle undeva în cadrul ușei de serviciu. Dona Alba încuvințează ceva, plecând repede capul cu înțeles, apoi aud ușa trosnind ca un capac de ceas după cea care a dispărut. Aștept să bravez ochii donei Alba, care acum trebuie să revie fire spre mine, și ei revin, îmi primesc privirile mele și își coboară luminile lor în pământ și indiferent spre farfurie. La naiba cu gravitatea asta nepăsătoare. Între mine și dumneata, îi spun în mintea mea, e un secret, doamnă. Acest soț care îi spune opinii și trage concluzii nu știe ceea ce știm numai noi doi, iar dumneata nu e pomenit de așa ceva și nici de acum nu te scol voinicește de pe scaun să arăți spre mine și să strigi destul, destul, sfârșește odată. Acest om pe care l-ai invitat la masă știe ceva pe care nu-l știi, are în mână ceva care te-ar face să îngălbenești și să tremuri la moment ca gelatina de pe lunguiața farfurie din mijlocul mesei. Dar mai bine să îngălbenești, să tremuri, să strigi la mine, să mă ucizi, decât acest om care stă atât de calm în fața mea să știe ceva, pe care tu, soțul meu, să nu știi. Iată însă
Dona Alba nu se ridică și nu strigă, eu de ce să nu-mi ridic ochii spre dânsa și să nu-i strig prietenește cu sclipirea lor temperată după voie plăcerea pe care mi-o face de a o avea în fața mea și de a tăcea complice cu mine, umăr la umăr cu sufletul meu? Superb e umărul Donei Alba. Iată, electrizat de el, mai mult decât de grija agasantă a politeții, simt că trebuie să-i adresez un cuvânt. Se va supăra de el? O va face el să-i zbucnească? Să vedem. Deocamdată, râsul ochiului meu n-a făcut-o să-i zbucnească. Să vedem acum cuvântul. Și o întreb dacă a citit o carte care, într-o privință, se referă la ce vorbise soțul său. Într-o privință, pentru că era o carte de literatură și nu putea fi decât o carte de literatură pretextul care, în urma discuției cu maestru, mă putea pune în legătură cu dânsa. Nu. Doamna Alba nu citise cartea, dar răspunse cu aleasă bună cuvință, cum se cuvine unei gazde de înaltă condiție să se poarte cu invitatul soțului ei. Dar dacă n-a citit cartea despre care am întrebat-o, în schimb a citit alta de același autor. Foarte bine, pe aceea am citit-o și eu. Schimb de impresii, spargerea zidului de tăcere dintre noi. De la o carte treci ușor la alta și de la un autor la celălalt. Dona Alba știe să descopere repede nucleul primordial al unei cărți. Părerile ei sunt justificate și temeinice, îi place să vadă drept și nu ascunde nimic sub protocoalele de fraze încălcite pentru a te lăsa să întrevezi numai colțuri dintr-un adevăr pe care complet îl vede numai ea și care e prea subtil pentru a ți-l putea prezenta răspicat și ție. În privința asta, Dona Alba are ceva din mersul drept al spiritului soțului său, ceea ce mă face și mai mult să mă cutremur de Dona Alba ca de toate femeile care nu se ascund după degete când vreau sau nu vreau ceva. În schimb, glasul ei dulce mă desfată și mă îmbie. Dar iată ceva cu adevărat de negândit. Îmi pune acum și ea întrebări. Mi-aduc aminte clinchetul de argint al acelui My Dear, auzi cândva întreacă. Doamne, închipuiți-vă vorcea asta nu numai glăsuindu-mi mie ceva, dar pentru mine, numai pentru mine. E insuportabil de turburător acest gând. Iar desertul l-a sosit și cu el presentimentul sfârșitului acestui farmec indescriptibil, care a început doar de când maestrul, pe care de atâția ani de zile l-am auzit făcând considerații, și-a terminat în sfârșit pe cele hărăzite zilei de azi. Dona Alba îmi surâde și mă privește clar în ochi, supărător de clar. De ce nu văd acolo o mișcare, o alungare, pe unde, pe rotundul umed al irisilor cenușii care să însemne asta e pentru tine, mă tem de tine, știm numai noi sau altceva la fel. Dar ochii aceia mă privesc extrem de limpede și desertul se duce. A, mai e și cafeaua pe care o pregătește chiar Dona Alba, aci, în ibrice nichelate, în urma dorinței și rugăminței soțului ei, care pare să aibă o mare slăbiciune, singura lui slăbiciune, pentru această licoare. Așadar, ea pregătește acum cu mâna ei ceva și pentru mine, și pentru mine. A mai pregătit și dejunul, firește, dar s-a gândit oare, comandând jupănesei vreunul din feluri, că ar putea fi mai potrivit pentru mosafirul ce se anunță? Mă simt rușinat singur de întrebările mele burghezești și mă acuz vehement în minte de grosolonia lor, care poate crește astfel nestingherită la capătul muțenii gândului laș. Cafeaua însă mi-e nespus de simpatică pentru că are de pe acum o aromă atât de tare, iar prepararea ei rezistă încă mâinii fine a domniței Ipsilant. Dar în dosul conștiinței mele persistă pâcla neagră a sfârșitului, care va veni numai decât. Și Dona Alba, suflând în flăcări, m-a privit iar prea limpede. Își închipuie oare că mă va birui cu limpezimea asta, cu nepăsarea delicată, prietenească, dar sigură, dar ducând la un liman negru, la aceeași mare moartă, de care o simt întinzându-se tot mai aproape în dărâtul conștiinței mele cu cât preparatul și servitul cafelei se apropie de terminat? Ei bine, nu. Mai putem avea un subiect de vorbă. Și încă subiect? Rusul, basarabeanul, Petrov. Un subiect mare cât această namilă de basarabean. A, știți, maestre, am văzut dosarul lui Petrov. Am fost foarte curios să-l văd. Petrov. Cuvântul magic. A, da, Petrov, își recăpătă maestrul toată verba. Ți-am vorbit de el, Alba. Și maestrul, care e în bună dispoziție, acum se amuză teribil de acest basarabean,
care încă ar mai putea să ierte după ce a fost dat afară din propriei casă. Pentru prima oară când o umbră trece în sfârșit pe limpezimea privirii Doamnei Alba, iar în momentul acela privirea ei mi-a fost dedicată mie. Împrinsese intenția, surâde, dar fără o dulceață senină dinainte, surâde aspru și dârz ca dinaintea unei hârjoane la care e provocată. Să vedem, pare să zică. Și răspunde net și tare soțul ei. Ei bine, dacă vrei să știi părerea mea din urmă, găsesc că e foarte nobil din partea lui. De neiertat greșeală. Gem atunci de fericire în adâncul meu de isteț meșter al capcanelor de vorbe. Doamna Alba s-a prins în cursă mai repede decât speram, s-a aruncat prea orbește, cu inima ei nobilă și francă, în vălmășagul în care vreau să o atrag. Într-adevăr, râse din toată inima lui mândră și rea prințul George. Noblețe de rus, ce vorbesc, noblețe rusească știa să pedepsească. Poate vrei să spui generozitate de nou venit pe planul din față, după ce s-a giftuit bine de toate preceptele literaturii nihiliste, dar eu mi-am plasat ironia greșit. Noblețea rusească, veche e altceva. O, e înspăimântător de reamintit cum știa ea să-și țină neatins privilegiul și blazonul. În domeniul sentimental a fost cu totul altfel și acolo și în toate părțile. De-al minteri, în orice domeniu, noblețea nu e o brutalitate, e generozitate. Cine vorbește de brutalitate? Dar în orice caz, nu pactizare, acceptare, tragerea cu buretele de către chiar cel umilit peste toată joșnicia eclactantă. Uitarea a îndulcit multui amintirea. A îndulcit-o? Uitarea anihilează propriu-zis amintirea, dar pe încetul, nesimțit pentru ei, deocamdată a îndulcit-o. E un început, o primă fază, aștept pe înderete contururile prea dure, apresăra cenușe pe evidențele prea țipătoare, când descompunea ultimele fășii de amintire, când acestea se vor fi depășit și se vor fi desăvârșit, ei se vor putea numi iarăși fericiți. Și înțelepți, pentru că au știut să găsească fericirea. Dar deodată, Doamna Alba a privit înspăimântată spre mine. Cum a ajuns până aici, s-a lăsat așa de ușor dusă până aici de propria ei convingere, pentru propria ei cauză, chiar în fața mea. Ea plecă fruntea, râzând fără plăcere ceștii pe care o ducea la gură. Iar eu râd cu calm și plăcere și în vederez asta, ori de câte ori ochiul, care a revenit distant, se reîntoarce totuși pe furii spre mine. În definitiv, poate să ai dreptate, se grăbește apoi să închidă discuția pentru a-mi tăia această nebună plăcere care m-a apucat. Dar poarta prin care a încercat să scape e prea largă ca să nu-și dea seama că pot intra și ceilalți după dânsa în bunăvoie. E nevoită să revie. Pentru a porni tot pe drumul apucat întâi, cu mai multă grijă, însă față de puterea de întindere a cuvintelor. Totul depinde de momentul și împrejurările care au determinat un gest, o slăbiciune, o greșeală. Dar domnul George Adușerban e intransigent asupra acestei teme, așa că nu îngăduie nicio circumstanță. Sunt fapte care nu admit nicio discuție și nicio scuză propriu-zisă, chiar acest paleativ care se cheamă trecerea timpului. Ah, trecerea asta timpului, prescripțiile ne-au înghițit averile noastre, ele au întors lumea din temelii, de lăsarea, încuvințarea, moliciunea, lenea. Doamne, parcă i-aș fi șoptit eu la ureche prințului George tot ce trebuie să răspundă soției sale sub ochii și sub auzul meu. Dar tot ăștia ne-au și ridicat pe părinții noștri, râse ușor Doamna Alba. Lenea, moliciunea au ridicat pe părinții noștri? Moliciunea celor ce le-au încuvințat ascensiunea. Și asta este o virtute la dumneata? Domnul George Adușerban freamătă. Ochii Doamnei Alba fulgerară radios. Găsise o diversiune, căci maestru se prinse îndată într-o nouă și largă considerațiune. A, da, am mai auzit asta, dar nu, jocul ciclurilor e o simplă poveste. A fost numai un început, un singur început, a spune că au fost mai multe începuturi, e un paradox, o inepție. Și acum e sfârșitul, un singur sfârșit, dacă mai continuă astfel, dacă nu se ivește o redresare generală. Aceste răzlețe ridicări de ruin, vreți să-mi spuneți dumneavoastră? O, nimic altceva decât simptome ale anarhiei, ale sfârșitului sfârșiturilor, care se apropie vertiginos. Scăparea nu poate fi decât reîntoarcerea spre trecut, totală, fără nicio condiție, fără nicio răstrămăcire. Privirea Doamnei Alba nu mai manifesta o bucurie cu creșteri subite de intensitate. Pentru a nu-și demasca intențiile,
Ea o menținea la o expresie constantă pe care căuta chiar să o acopere cât mai mult și naviga viguros printre cuvinte ca să țină bărbatul pe locul unde l-adusese. Dar în fața acestui zel care mă dispunea din calea afară, doar apucasem să aud ce trebuia să aud, se profila din ce în ce mai înaltă stânca mea de care ambarcațiunea factice a Donei Alba avea în curând să se prefacă în țândă. Când i-a putut să zărească, fu prea târziu ca să-și mai pregătească vreun refugiu într-un nou subiect de vorbă sau chiar într-o cameră alăturată, pentru că, în definitiv, masa se sfârșise. Dar, reîntorcându-ne la locul de unde am plecat și care nu merită un ocol atât de exagerat, mă amestecai mie roșii galant, îmi voi permite să trec de partea doamnei, a doamnei care mă fulgera cu sclipirea grea a ochilor micșorați de ură. Și voi conveni că iertarea, care poate fi discutabilă în orice alt caz, pentru că uneori poate fi încuvințată, evident, după o matură și riguroasă scrutare, în raporturile dintre bărbați și femeie e chiar necesară de foarte multe ori. Astfel de concepții ne-au stricat familiile, se întoarse asupra, vărsând din ochi mânii de oțel maestrul. Am spus că trebuie să intervină condiții sine qua non. Iată, bună oară, doamna a propus una. Îndepărtarea în trecut. Poate că în cazul care a produs această discuție nu se potrivește, dar presupunem că evenimentele acestea s-ar fi petrecut, să spunem, aproape cu o decenie în urmă. Mai ales în iubire, mă întrerupse nerăbdător domnul George Adușerban, chiar puțin mai tare decât s-ar fi cuvenit într-o sală de mâncare, mai ales în iubire trecutul nu poate opera. Dimpotrivă, eu cred că tocmai aci injuria crește cu timpul. Iată, adus dumneitale aminte de o ofensă, de o injustiție, o trădare pe care ai suferit-o în copilărie de la camaradul pe care îl iubeai mai mult. Nu știu dacă ți s-a întâmplat asta, dar mie mi s-a întâmplat adesea pentru că eu am pus întotdeauna în iubire tot sângele meu. Ei bine, tot sângele ăsta mi se revarsă cu și mai puternică intensitate în obraj ori de câte ori mă încerc amintiri de acestea, mai ales când ele și-au locul în școlile mai mari, în universitate. Vreau să spun într-o vârstă mai crescută, mai lucidă, dar tot tânără. Și ne găsim în domeniul amiciției, domnule, care e o simplă legătură conștientă, dar transpuneți, vă rog, toate astea în amor, în pasiunea care nu cunoaște rațiune, pentru că prin obârșie e mai mult trup decât suflet, iar creier deloc. Eu definesc acum iubirea adevărată, domnule, nu aventura. Exact, însă, tocmai timpul e cel care face loc rațiunii în această compoziție chimică pe care ați definit-o formulat sentențios, acest loc comun care îmi trebuia și de a cărui ieftinătate nu prinde veste, mai ales oamenii pasionați și constanți, cum mi se descoperea acum prințul George, când discuția a trecut dintr-un climat incomparabil mai torit, în raport cu temele noastre obișnuite de logică pură, din civil și comercial. La drept vorbind, lucrează aici mai mult amorul propriu. Iată, l-observ la dumneavoastră, numai departe, tocmai că mi-ați exemplificat cu evenimente din școală în care veninul din rana amorului propriu mușcă, de fapt. Ce vor zice ceilalți? Asta e marea întrebare, nu? Dar ea presupuneți, și mă întorsei râzător spre Dona Alba, ca și când aș fi vrut să-i obțin aprobarea într-o discuție cu totul și cu totul străin și foarte naturală, ea presupuneți că scandalul nu a izbucnit, nimeni n-a știut nimic și numai amantul antitră singur. Sau soțul, presupunem, află singur de infidelitatea iubitei. Imposibil. De ce imposibil? Imposibil să nu mai știe cineva. Dona Alba stătea dreaptă pe scaunul ei, dreaptă și nemișcată ca o statuie, și chiar trăsăturile ei dulci și fine păreau acum dure ca tăiate în stâncă. Antebrațele sprijinite dur de masă însemnau asemenea energie și bravare, însemnau calcularea calmă și rece a momentului de intervenit. E limpede ca lumina ochilor, completă prințul. Știe celălalt complicele. Ai putea suferi rânjetul lui, ironia lui interioară? Pupilele Donei Alba se întoarseră vag spre mine. Un zâmbet tot așa de vag, mai mult o expresie de încordare înflorea acum buzele. Se aștepta oare să arunc a treia presupunere, aceea a complicelui dispărut, mort, ucis din alte motive, tocmai de cel înșelat și deci răzbunat din timp și indirect, întrucât privește rânzjetul lui, iar prea nobil, acum și comun, în fundul mormântului. Îi zâmbi la rândul generos. Nu, n-ai nicio grijă, o asigurară ochii mei, dar vezi bine că trebuie să deschidem o dată discuția asta mai departe, doar dumneata singură cu mine.
Răspunsul era zâmbetul amar, umilit, dezgustul sufletului împărătesc, care e nevoit să primească generozitatea unuia ca mine. Ne ridicarăm. Domnul George Adușerban era radios. La replica lui cu care se tăiase discuția și pe care vedeam că pune mare preț, nu mai avusesem ce să ripostez. Sunt înduioșător de naivi uneori oamenii de capacitatea și talentul maestrului în domeniul sufletesc în care cel mai neînsemnat Don Juan devine neprețuit expert. Adăugă pentru a nu lăsa să rămân cu ideea că e chiar atât de necruțătoare persoana lui, nu, pentru a-mi da lovitura definitivă. În fond, sunt temperamente și temperamente. La drept vorbind, și eu admir pe acest basarabean că poate fi așa cum se arată. Dacă e posibil o admirație amestecată cu compătimire, am auzit că la ruși e posibilă. Și râde cu toată pofta. Dona Alba, care se retrăsese la fereastră, își examina cu atenție degetele lungi și luciul unghiilor, stânjenită oarecum ea însăși de succesul precar al soțului ei, în ajutorul căruia totuși era cu neputință să intervină. Lichiorul ni se servi alături, într-un mic salonaș turcesc, cu divanuri joase, cu profunzime de covoare autentice persane, cu măsuțe scunde încrustate cu fildeș, cu obiecte de metal vechi patinat, înflorat de ușoare și complicate desene, cu gonguri grele de aramă, cel mai mare atârnând deasupra intrării triunghiulare, ca la corturi, sub falduri prestabilite de mătăsuri cărămizii, cu țesături în arabescuri și pe sub umflătura perdelei ridicate a unui imens caramaniu. Cafeaua trebuia luată de bună seamă tot aici, dar pentru că prințul ținuse să o facă Dona Alba, neîncrezător poate în arta jupâneselor, nu mai fusese adus aici tot arsenalul acela de ibrice, mașini de spirit, la priză oare nu ieșea tot atât de bună, și flacăra de alcool vicleană și periculoasă sub atâtea mătăsuri și țesuturi. Aceasta fu explicația pe care mi-o dădui singur pentru a alunga ideea ce-mi sărise subit în cap, ca o lăcustă, că trecerea în atacul turcesc și luarea lichiorului nu făceau parte din programul Donei Alba, care fi vrut poate să se descotorosească mai repede de mine și că poftirea mea în această încăpere pornise din inițiativa maestrului, fie din obișnuința pentru alți oaspeți, fie că mai avea încă poftă de vorbă, fie, în sfârșit, pentru a fi în linia diminuării, precât posibil a greșalei de care se învinuise de unăs că n-a deschis între noi doi mai din vreme și porțile unei apropieri mai prietenești. Ceea ce mi întărea și mai mult acum bălnuielnica mea năzărire e că deocamdată stăteam aici cu domnul George Radușerban, iar tava de argint negrit, în stilul decorului ce ne înconjura, cu ulciorușele arăbești de lichior și cu păhărele de cristal, singura digreziune modernă în ansamblu musulman, o adusese femeia care ne servise la masă. Maestrul îmi povestea acum unele din neplăcerile sentimentale din timpul juneții, la care făcuse aluzie la masă. Erau într-adevăr mici perfidii camaraderei și apoi o grosolană trădare între prieteni, care merita poate să rămână amintire neștearsă în memoria descendentului unei istorii foarte zbuciumate și destul de bogate în astfel de triste glorii. Și mă întrebam atunci dacă, trecând pragul ipoteticului, pus deci în fața unor fapte reale, în care o femeie ar fi jucat rolul acelui amic prea apropiat sufletește, care îl rănise atât de grav prin felonia lui, era vorba de o dârză ceartă de politică studențească, intransigența maestrului n-ar fi oferit pe alocurile și cât de vagă crăpătură, pentru lărgirea căreia o îndărădnicie zdravănă, cum numai femeile știu să arate, n-ar fi făcut cu vremea progrese. Însă apoi, trebuie să adopt mai degrabă această presupunere incomparabil mai apropiată de certitudine că, într-adevăr, în viața lui studențească de la Paris, o femeie simbolizase rolul nu al prietenului trădător, dar al mărului discordiei, al politicii studențești, pe care maestrul meu expuse în amănunte destul de legate între ele, dar de prea puțină importanță, la drept vorbind, ca să nu văd limpede întrânsele pedantul, ce vorbesc, căptușela de mătase, fondul simplu al unei drame de alt ordin. Admirai atunci încăpățânarea și scusința cu care acest strănepot de voievozi ocolea esențialul, motivul feminin prea grav, prea considerabil în concepția lui, ca să-l mai pomenească într-o expunere de intrigă în care bietul rol fusese doar al înjositului, al umilitului. Și reflectai o clipă dacă Dona Alba, care de bună seamă a avut prilejul să audă această poveste de mai multe ori, n-a sesizat cu antenele inteligenței sale
substratul acestui fragil eșafodaj de pretexte secundare și n-a cântărit până la ce adâncime a evoluat acest om în sufletul lui nemernicia rivalului său, a trădătorului și, cu atât mai mult, orice nemernicie de acest soi, încât nici măcar nu lasă să se întrevadă, măcar de ascultător, putința rolului lui de victimă într-o astfel de împrejurare. Așa ceva nici nu se poate presupune, nici nu se poate concepe și poate el însuși s-a convins că lucrurile, dacă s-au petrecut cum s-au petrecut, s-ar fi putut totuși foarte bine numai să pară astfel. Regretam grozav că doamna Alba nu era de față ca să audă aceste destăinuiri, vreau să spun, ca să vadă din ochii mei că înțeleg că văd limpede de desubtul lor, așa cum le-a văzut și dânsa cine știe când. Dar doamna Alba nu apărea și nu consideram asta ca o jignire. Îi acordam iertare, galant, telepatic, și ea poate mi-o primea cu ură și deznădejde pentru că îmi dam seama ce însemna zbuciumul ei, că acest sos distins putuse aluneca în fața mea tocmai pe povârnișul unicei convorbiri pe care n-ar fi vrut să alunece și, mai ales, ca orice femeie geloasă de inteligența ei, că manevrase prea stângaci intervențiile ei de a canaliza în altă direcție cursul de râu al vorbelor rostite altfel de cum ar fi năzuit. Perspectiva pe care o deschisesem prin hotărârea mea de plecare, pentru a-i arăta întreagă puterea mea de acum, trebuie să-i pară într-adevăr grozav de amețitoare. Dar ca un răspuns al gândului meu se auzi un pârâi de ușă și prin deschizătura mătăsoasă a cortului arab, văzui torsul și linia coapsei ei în mișcarea ce făcea să traverseze holul. Dacă ar fi venit încoace, aș fi crezut că a ghicit gândurile mele, că m-a surprins anume cum îi contemplam prin ziduri fazele dezastrului sufletesc. Dar ea voia să treacă înainte când soțul o opri, pronunțându-i numele dispus și prietenos și rugându-o să vină. Îndată, răspunse scurt pe franțuzește și-și văzu de drum pentru a reveni peste câteva fracțiuni de minut. Chipul doamnei Alba era serios și abătut când intră înăuntru. Maestrul o întrebă dacă nu se simte cumva indispusă și, la răspunsul ei afirmativ, se ridică îngrijorat spre dânsa. O, nimic serios, făcu, și, pentru a-i dovedi că nu merită atâta neliniște, subita indispoziție zâmbi și se așeză binevoitoare pe divan. Mă întrebam atunci de ce doamna Alba nu se folosea de pretextul invocat pentru a ne părăsi. Dar clipitul repede, ca un scăpărat al ochilor maestrului și mișcarea lui de mirosire a aerului, în care a simțit parcă ceva, îmi explică mai repede decât orice pentru care motiv doamna Alba se hotărâse să rămână și să zâmbească puțin. Atunci văzui că această femeie mândră, despre care crezusem cu totul altfel, nu avea tăria rezoluțiilor ferme, a aducerilor neînduplecate până la capăt. Crezui astfel că această paralizie de voință era mărită îndeoseb de influența persoanei lui autoritare și stricte. Totuși, mai târziu putui să-mi dau seama că revenirea ei printre noi, cu toată profunda neplăcere care îi produsese și care ieșea limpede din toate aceste variații de conduită și dispoziție, ca și încăpățânarea de a rămâne să audă până la capăt o discuție ce trebuia să-i fie penibilă, aveau de rost, tocmai dimpotrivă, îndârjirea de a îmbrava orice tentativă de indiscreție, de a-mi primi la caz de nevoie orice lovitură în față. O curiozitate cumplită, irezistibilă, o adusese în preajma noastră, în preajma mea, de a vedea dacă pot merge într-adevăr cu îndrăzneala și răutatea până la capăt sau, în cel mai bun caz, de a-și da seama până la ce limit a răbdării pot să o chinuiesc, chiar numai prin zgândărirea excesivă a acestor momente de facondă bogată și nepotolită a unui om atât de măsurat în mod obișnuit în gesturile și în cuvintele sale. Neliniștea pe care încă o mărturiseau scrutările atente ale prințului George în fizionomiile noastre, o îndemnă, spre marea mea satisfacție, pe splendida femeie, să asculte cu mult interes rezumarea ce el îi făcu asupra subiectului nostru de vorbă. O poveste care de multă vreme n-a mai intrat în convorbirile noastre, Alba, i se adresă el, de atunci de când cu tragica întâmplare prin care am trecut. Un fulger de spaimă trecu prin ochii doamnei Alba în acel moment, în contrast cu figura ei, care spre liniștirea definitivă a domnului Radu Șerban înclină repetat capul în semn de recunoaștere totală a spuselor lui. Din acel moment, maestru, care nu-i văzuse licărul de groază în cele două minunate ferestruici ale feței și sufletului ei, nu mai dădu, cel puțin aparent, semn că e în prada unei îndoieli în ce privește cugetul nostru, al meu și al soției sale.
sau tocmai această exuberanță curioasă a omului prea tăcut și crunt, această mărturisire de ușurare a conștiinței pentru fapte și împrejurări din trecut, nu era decât o stratagemă pentru a duce până la capăt o investigație extrem de dificilă și tot pe atât de iscusită într-o dezlușire de plină a bănuielii, încolțite cine știe de când în sufletul lui, atât de receptiv și încăpător, că în jurul lui, în casa lui, în afara de participarea lui, se petrece ceva nou, străin, curios. Era timpul așadar, imitând, de exemplu, Donea Alba, ca eu însumi să fiu mai precaut, însă, asistând mai departe la desfășurarea acestei complicate scene familiare, mă putui convinge ușor că presupunerile mele merseseră prea departe. Mai puțin convinsă decât mine, sau poate deloc, asupra acestui lucru, Dona Alba nu mai știa cum să-și mascheze consternarea din ochi, cu liniștea forțată a figurii, a zâmbetului de ascultător, oarecum obiectiv, și care, mai degrabă, era o crispație de înfricoșare pe chipul ei fermecător. Pentru că deodată amintirile prințului George atinseseră un punct covârșitor, mi-aduseră o noutate care mă ului în chipul cel mai neașteptat cu putință. Rivalul lui de la Paris nu fusese doar decât fiul vrăjmașului declarat al tatălui său, al bătrânului Radu Șerban, fusese unul din descendenții buzeștilor, neam cu care Radu Șerbanii, ținu să mă informeze prințul George, era un proces greu și necurmată vrajbă. Mlădios la minte și de concepții generoase, prințul George nu putea fi adeptul și susținătorul strâmtei și întunecatei psihologie a urei moștenite. Într-un moment de mare elan, spre dezaprobarea părintelui său și spre mare admirație și încântarea colegilor de învățătură, prințul George îmbrățișase pe fiul dușmanului familiei sale, cu care bătrânul moșier Șerban se războia încă în fața instanțelor. Dar mustrarea teribilă, pedeapsa elanului nesocotit a venit îndată, și atunci furia atavică a năvălit în chip legitim și mai tumultoasă. S-a petrecut o ieșire pe teren chiar la Paris și prințul George, teribilul duelist, a fost rănit la mână. Iată un eveniment uimitor de care rătăcitorul pe atunci, prinț Preda, habar nu avea. Iar buba coaptă a urei, fără răga și ogoire, a putut sparge mult mai târziu la București după un simplu incident de club. Puteau fi doi adversari, ca să zic așa, ireductibili membrii aceluiași club? Oculeam evident cu întrebarea aceasta, destul de secundară și naivă, în mijlocul unei astfel de desenuiri, pentru a stimula descrierea simplului accident. Dona Alba era pietrificată. Ea înțelegea de minune rostul naivității mele și era nespus de frumoasă. Cu ochii fixi, cu buzele strânse, cu trăsăturile încordate, complet imobilă, era într-adevăr o minunată statuie fără viață. Prințul George pronunță numele clubului în care toți descendenții boierimii de odinioară și toți ariviștii care și-au câștigat prin legături matrimoniale dreptul de a etala oarecare morgă de sânge albastru se simțeau datori să se înscrie. Cunoșteam povestea și, evident, nu acestea erau amănuntele care mă interesau. Prințul George abia de-l frecventa pe atunci acest club, la care plătea totuși cotizațiile din obișnuință familiară. S-a dus numai când a avut nevoie să-și provoace adversarul într-un fel sau altul. Necazul s-a reaprins la teatrul în timpul unei reprezentații de gală. Lojile vrăjmașe se nimeriseră față în față și în câteva rânduri atitudinea fostului rival a fost cam îndrăzneață. Poate privim prea drept pe Dona Alba? Prințul George nu dădu însă nici un detaliu asupra chipului sau mobilului acelei îndrăzneli. Se mărgini să scrâșnească în barbă numai atâta, așa cum va fi scrâșnit poate în fața Donei Albe în acel grav moment al vieții sale. Își închipuia poate că rana pe care mi-o dăduse la Paris l-a făcut tabu în ochii mei și încerca să vadă cât de elastic e acest tabu. I-am răspuns, continuă, cum se cuvine, cu o promptitudine la care nu se aștepta desigur. Nu pot să regret că totul s-a sfârșit atât de tragic pentru că se vedea limpede cât de hotărât animat era împotrivă-mi de dorul exterminării. Dar asta m-a impresionat foarte puțin în toiul luptei. N-a făcut cel mult decât să-mi crească înverșunarea și să lovesc mai cu sete. Singura mea grijă în momentele acelea a fost emoția pe care i-am cauzat-o, scumpe mele Alba. Se întoarse el spre dânsa, mângâind-o ușor pe frunte și privind-o cu intensă simpatie. Cum mă ruga ea încă de la teatru să renunț la acest gând, dacă așa ceva mai era cu putință? Evident, cu cât se arăta mai îngrijată de soarta mea, cu atât îmi ațăța mai mult nevoia de izbândă. Asta a fost de când lumea imboldu cel mai aprig de hârjoană. Rugămintea femeii de a rămâne sub umilință și cel mai aprig de biruință.
Grija ei teribilă pentru biata ta viață. Sunt momente acestea, tinere prieteni, de mare exaltare sufletească, necunoscute cu totul generațiilor sportive și automobilistice de azi. Miza vieții aruncată în mijlocul jocului dă alt ritm și altă căldură moleșitului sânge omenesc. Din somn adânc, de stană, se trezi dona Alba sub mânghierea soțului ei. Pieptul îi se lăsa acum adânc și se ridica tulburător. Privirea îi se strecura înfricoșată pe supleoapele aproape coborâte, ca la fetițele vinovate, înspre buzele mele, care tremurau de spaima teribilor cuvinte din ultimele scrisori sustrase prințului Preda. Dumnezeu îmi va ajuta să se termine cu bine în ce te privește. Așteaptă-mă la trei. Și apoi, cruzimea pălmuitorului și nimicitorului salut a dumneavoastră trădătoare, Alba Ipsiland. Doar de culoarea rânjetului meu depindea acum existența ei. Mândra dona Alba, a cărei apropiere mă făcea să tresar, al cărei nobil mers mă cutremura ca o apropiere supranaturală, era acum o biată copilă tremurătoare în fața mea și nemărginitul ei dispreț pentru cel ce-și îngăduise să arunce un ochi din discret în fundul trecutului ei, se topise lamentabil în această surprindere sângeroasă, în plină clinică duplicitate, așa cum nu mai știu acum câtă vreme descoperisem totala goliciunea voicuței în cada odăii mele de baie. Însă era delicioasă dona Alba, în aspectul acesta de copiliță, cu obrajii aprinși de bujorul spaime de moarte. Și de pe figura mea de puternic învingător, ea nu putu desprinde decât cea mai umilită admirație pentru nemărginita sa frumusețe. Pleoapele ei se ridicară atunci puțin mai mult ca ale păpușilor mecanice când le scot dimineața copiii din pătucul în care l-au culcat. Și când înțelese bine cuvântul ochilor mei, privirile ei fugiră de la mine, dar vădit înviorate. Și mie îmi fu de ajuns ca să simt nevoia aerului în gâtul sufocat de emoție. Gândul meu era lămurit. Mâine, când maestru va fi la palat, voi suna aci, voi chema pe dona Alba și voi întinde fără niciun cuvânt cutia de scrisori. Fără niciun cuvânt, fără niciun cuvânt în această teribilă spaimă. Aceasta va fi marea mea faptă, marele meu gest, marea mea lovitură. Astfel îmi poruncea clar și răspicat gândul meu, când dona Alba a făcut o mișcare nesocotită, Dumnezeule, acea delicioasă, acea divină mișcare ce schimbă fundamentul total al ordinii ideilor și voințelor mele. O mișcare foarte neînsemnată, ea se aplecă puțin să îndrepte o pernă în acea țesătură cu acoperământul divanului care se rostogolise și nu a ajunse cu vârful degetelor la prima încercare. Atunci se întinse ceva mai mult și rochei se ridică ușor de-a lungul piciorului pe luciul ciorapului de mătase. Un fulger nu m-ar fi orbit mai rău ca această frumusețe, nu ar fi orbit mai grozav orice gând, orice colț de lumină în mintea mea confuză, ca de un cataclism subit în străfundurile beznei de patim. Totul a fost numai o clipă, căci așa îndrepta numai decât poala rebelă, dar genunchiul acela rotund și pulpa aceea lunguiață mi s-au înfipt prea adânc în suflet ca să mai se facă ziua iarăși în cugetul meu. Știu numai că mi-a șoptit cineva în ureche, acești genunchi, dacă ai vrea, după cele ce ai auzit, ar putea cădea chiar mâine sau cât de curând pradă gurii tale. Și îmbujorarea nouă a donei Alba, ce a subzistat grabei cu care și-a netezit poarele indiscrete, a fost parcă un răspuns de aprobare, un răspuns al altcuiva care răspundea celui ce asculta în locul meu. Pentru că eu însumi, în momentele acelea, nu mai existam, eram parcă dus pe sus de cel ce-mi glăsuia mie, pentru mine, și care uneori se despica în două, preschimbându-se astfel în două persoane distincte, din care niciuna îmi dam seama vag că nu puteam să fiu vechiul lor. Ei sau el, căci cele două persoane reveneau iarăși la nevoie într-una, au bâlbuit pentru mine, pe când mă plecam adânc în fața donei Alba și strângeam mâna maestrului. Sunt temperamente și temperamente. Dumneavoastră ați răzbunat crunt o simplă necuvință a unui fost dușman și prieten, pe când altul e gata să uite ofensele cele mai grozave ale soției lui. Și iarăși, continuai cu îndrăzneală, deși asta nu era poate nicio legătură cu ce se vorbise până acum aici, dar era creasta de spumă a tot ce fierbea acum la o cumplită temperatură în sufletul meu, și iarăși sunt suflete de femei slabe, slugarnice, ca la acestei rusoaice, care vine acum să cerșească mila soțului ei, după cum sunt altele care rămân dârze, rostia cum eu însumi aspru și dârz,
în orice restriște care, cu un simplu și unic gest, poate să se ridice iarăși asupra acestei restriști, să-și restabilească puterea, să domineze situațiile, să fie ea, oricare din ele, aceea spre care se întinde mâna de împăcare, să fie ea care să știe a nimici orice putere, orice armă, orice piedică de umilință s-ar întinde în calea ei. În întâmplarea basarabeanului acestuia, vă asigur, nu e el mai de compătimit, ci acea care se târăște acum la picioarele lui. Să fie un locul acestui basarabean și zgoni-o tocmai pentru că s-a lăsat astfel prinsă, tocmai pentru că se târăște. Femeia sclavă, toată frumusețea ei, toată divinitatea ei dispare în această josnicie, mai teribilă ca tot trecutul ei. În două rânduri, în timpul acestei încheieri oarecum deplasate, pe care o damă întreținerii noastre de până acum, putui să-mi opresc ochii și asupra Donei Alba. Ea mă privea cu ochii măriți, poate și mai paridă decât la începutul acestei convorbiri, dar calmă, mută, la fel de imobilă ca în grelele momente prin care trecusea din aur. Maestrul îmi răspunse. E interesant că te-ai gândit și la ea și, evident, te fericit. Iată, suntem atât de egoiști că nu vedem lucrurile decât din punctul nostru de vedere. Dumneata pare o excepție. Se cunoaște nu numai că nu te afli în cauză, dar nici nu te simți cu adevărat aproape de vreuna, deși avusesem altă impresie. Se despică glumeț barba lui de mustăți pentru a se corecta apoi după o clipă. Cu toate că îi strânsesem a doua oară mâna maestrului, iar acest supliment de conversație cu ușa deschisă era poate inconvenabil pentru o casă princiară, împinsei tupeul să aduc celor de care mă despărțeam și această noutate. Știți că m-am mutat, maestre. Locuiesc tot în parcul Filipescu, dar acum în strada San Francisco 93. Am găsit o vilă singură, admirabilă. San Francisco 93. Dacă aveți să-mi comunicați ceva, numărul telefonului l-am păstrat, se găsește în carte. Din urma soțul ei, ochii Donei Alba mă fixau nemăsurat. A fost o părere sau luminile lor s-au plecat abia perceptibil în semn de încuvințare. Plănuisem anume să întârzi puțin a doua zi după amiază, așteptând acasă, peste terminul obișnuit, maestrului să plece la palat, căci răstălmăcim bine privirea de despărțirea Donei Alba, mă întăream tot mai mult în credința că semn curând va veni de la ea. Cu toate că întinse așteptarea aproape cu un ceas, telefonul nu mi-a dus nicio veste în această prima zi. Nici în a doua, nici în a treia. A patra zi, joi, el mă găsi dimineața îngropat într-un noian de neliniști și sumbre planuri de nou atac, de asta dată direct și hotărător, îndată ce aș fi aflat că maestrul a părăsit orașul. Acum Alba nu mai era pentru mine o formă de poveste, o candidă și ideală într-o chipare de vis. Ea devenise deodată femeia palpabilă și dorită. Contururile lente și prelungi ale trupului ei se toloneau lașciv în gândurile mele, ca în colăcirile leneși ale norilor de țigări care îmi încărcau necontenit de duminică noapte încoace văzduhul camerelor, cu toate că obișnuit nu fumam. În dimineața asta, tocmai fusesem avertizat de vizita celui din tâi client, când soneria telefonului mă întoarse plictisit din drumul spre ușă. Dimineața, ce putea veni decât vești de afaceri, și cu toate că mă dedicam îndeosebi celor complicate, cu mult avânt și plăcere, îmi opram doar puține pe cele drepte, interesante și evident că se poate de bine plătite, nici o afacere și nici o veste nu mai putea zgâlți sufletul meu din toropoarea grea, din lâncezeala cumplită în care mă doborâse așteptarea îndoită a veștii unice și mari a bunevestirei sufletului și vieții mele. Mă izbea astfel ca o minune căzută din cer sunetul de argint și cleștar al glasului ei în pâlnie. Nici nu spuse numele, dar mai era nevoie. Și mă întrebă numai dacă luni după amiază pot fi la ora 5 acasă pentru a stabili o înțelegere asupra scrisorilor și, în caz negativ, în care din zilele marți, miercuri ori joi din săptămâna viitoare pot să o aștept la aceeași oră. 3.000 de răspunsuri galante și spirituale pregătite și noi, cred că n-aș exagera din calea afară dacă a spune că mi s-au încrucișat în acele clipe în minte, toate împletindu-se în jurul aceleași întrebări. Vreți să spuneți când puteți veni să vă predau ce vă aparține? Dar respirația mi s-a necat în gât și n-am putut articula decât un stins. Dacă sunteți bună, vă rog să-mi îngăduiți un moment. Însemn că trebuie să-mi consult agenda, deși știam bine că luni după amiază voi fi acasă la orice oră. Ba, chiar căutai în ziua respectivă în calendarul de birou și privi acolo locul gol, măsurând astfel cu fapte
răgazul ce-mi luasem pentru a-mi recâștiga prezența de spirit pierdută. Totuși nu fusei în stare să găsesc cuvântul convenabil și bâlbâi în aparat acest comun, imbecil și brutal răspuns: Doamnă, luni voi fi acasă și voi fi fericit să vă pot aștepta. Mai vreau să-i spun în continuare, pentru a deveni robul dumneavoastră fără ieșire, în schimbul libertății sufletești ceva acord. Sfârșit de frază, ce mi venise în gând în momentul rostirii începutului, dacă ea nu m-ar fi întrerupt cu un mulțumesc rece și grăbit, închizând repede aparatul. Dar sentința vieții mele se rostise. Glasul celui de sus se rostise. Și-mi păru chiar bine că totul fusese atât de sumar, atât de fără culoare și ton. Sfârșitul meu de frază îmi păru acum o oribilă imbecilitate și mulțumii lui Dumnezeu că nu-mi fusese dat să fie auzit. Invitai pe clientul de afară cu extremă afabilitate și în timpul expunerii necazurilor lui îl rugam din când în când să reia lucrurile dinapoi, de acolo de unde puterea înțelegerii mele, invadată de milioane de gânduri, înceta uneori să mai cuprindă și păsurile lui. Bietul om avea impresia, pentru că știam să-i sugerez lucrul acesta, că procedez astfel pentru că prefer documentarea mănunțită și solidă. Dar judecând după buna mea dispoziție, după spiritele ce-i făceam la fiecare minut, după curajul și îndemnurile și siguranța ce-i dam, îndemnuri ce nu-mi scăpau în mod obișnuit în timpul consultațiilor, afară numai atunci, desigur, când Dona Alba îmi ceruse ajutor pentru anișoara Sava, bietul om putuse să creadă în toată voia că primise în vestea unei formidabile moșteniri sau a câștigului maxim la loterie. Norii de tutun dispărură de acum din casa mea, dar fantoma elegantelor lor volute, spiritul superbelor lor încolăciri rămăsese. Rămase tot văzducul oricărei încăperi, populat numai de linii unduioase, tremurătoare, de lentă desfășurare, de tandră și pasionată vibrare. Dona Alba sună în ziua hotărâtă la 5:12 după ceasul meu. O văzusem de la fereastra biroului descinzând dintr-o mașină de piață. I-am ieșit eu singur în întâmpinare și i-am deschis. Gonisem toți servitorii pentru după amiaza asta și vreau să observe că m-am gândit la acest lucru. Am primit-o cu un adânc compliment, ea mi-a răspuns cu un zâmbet care dorea să se vadă că e forțat. Era toată în grinchis, doar în picioare purta trotări de solzișori negri, iar blana de la gât, fără a fi identică în culoare cu restul îmbrăcăminții, se apropia pe cât se poate. Nu sunt cunoscător în materie și n-aș putea spune cărui animal aparținuse, dar era lucitoare și somptuoasă și îmbrăca figura într-un chip cu adevărat princiar. În hol, Dona Alba înaintă câțiva pași și se întoarse întrebătoare spre mine, neștiind pe unde să apuce. Aveam aici biroul într-o parte și un salon într-alta, cu ușile larg deschise, ca un fel de adaos al sălii de așteptare. Ieșind în întâmpinare, avusesem grijă să închid numai ușa biroului, ca nu cumva să intre de-a dreptul aici. Întinse-i mâna spre ușa din fund, unde era al doilea hol, cu scara la etaj într-o parte și cu sufrageria în cealaltă. În fund era terasa care da într-o mică grădină. Îi indicai Donei Alba, care arunca numai scurte priviri în lături și înainte, ca cel care vrea numai să se orienteze fără a da prea multă importanță locului prin care trece, îi indicai deci frumoasa scară cu rampă de fier forjat ce își încolocea apoi spirala grea a bolței deasupra capetelor noastre. Fără nicio ezitare, Dona Alba a început să urce. Eu o urmam la oarecare distanță pe trepte, orbit de minunea luciului de mătase, al cărei păinjeniș îi cuprindea din strâns începutul de unduire a pulpei, mângâiat la răstimpuri cadențate de marginea grea a rochiei cenușii. Pe drum, i-aș scosese blana, petrecând-o pe după mână, astfel că sus, când se întoarse spre mine ca să primească noi indicații, păru mai abordabilă, mai puțin intimidantă, în taierul gri, de sub care ieșea pieptul dulce și blând al bluzei de mătase albă. Îi arătai acum chiar ușile deschise în fața cărora ne dusese scara și pe care, după ce intrarăm, le închisei. Ea nu se întoarse surprinsă de acest amănunt și nici nu se opri. Privind treacă de la dreapta, unde sta de asemenea deschis spre marele meu dormitor, și nici în această clipă nu lăsă să se întrevadă vreo mișcare de protestare, de surprindere sau de reimpresie. Înainte până la o consolă birou de mahon ce aveam în fund, lângă ferestre, și se opri acolo, sprijinindu-se ușor de geanta de șopârlă, înfiptă cu un cap în tăblia mesei. Mă aștepta să sosesc, apropiasem între timp ușile dormitorului,
și se așeză pe scaunul pe care o pofti după ce trecui și eu în partea cealaltă a mesei. Atunci, desfăcând butonii de la o mănușă pentru a închide iarăși, glăsui foarte atentă la nevinovata ocupație în momentul când tocmai vreau să deschid eu vorba. Domnule, cunoaște scopul vizitei mele. Vreau să știu chiar acum condițiile dumneavoastră pentru a intra în posesia imediată a tuturor scrisorilor mele. Nu mă privea, însă vorbea semeț și apăsat. Ținea gâtul drept, capul puțin lăsat pe spate, după obiceiul ei, și pentru a vedea bine operația pe care o săvârșea cu butonii mănușii, ridicase mâinile la înălțimea bărbiei. În dreptul, la perete, se găsea o înaltă oglindă cu piedestal în care se putea contempla întreagă și cu ajutorul căreia puteam să-i cuprind și eu cu privirea partea de jos a corpului ascunsă de consolă. Dona Alba stătea picior peste picior cu un ușor aer de degajare, care trebuia să-mi dovedească mie că nu se simte stânjenită câtuși de puțin. Când se plitisi cu încheiatul mănușii, își întinse antebrațul pe birou, așteptând răspunsul meu așa cum era în profil. Și părea acum mult preocupată de diferitele amănunte ale persoanei și bnăcămintei mele, așa cum îi apărea în oglindă, potrivit poziției în care se găsea. Aș fi dorit totuși, doamnă, să-mi permiteți în prealabil a insista asupra unei rugăminți pe care v-am mai făcut-o și mi-ați respins-o, și anume să vă expun motivele care m-au determinat să întreprind activitatea ce am desfășurat pentru obținerea acestor scrisori. Vreau să spun chipul cu totul întâmplător cum am aflat de existența lor. Vă asigur că voi lăsa cu totul la o parte peripețiile destul de plicticoase adesea, alteori pentru mine amuzante, prin care am trecut pentru a vă elibera de sub dominația destul de neplăcută. Dona Alba asculta acum cu multă bunăvoință, fără niciun semn de nerăbdare, micul meu preambul. În răspuns însă sarcastic, trufaș și înfiorător de neted. Dacă și asta intră în prețul pe care aștept să mi-l pretindeți, mă voi silită să mă supun la orice descriere și la orice discurs. Sunt în casa dumneavoastră, venită cu scop precis și determinat, și găsesc inutil și ipocrit să mai fac orice fel de împotrivire, afară evident de impresiile și reprobările lăuntrice care mi aparțin și care pe dumneavoastră nu vă pot supăra, întrucât, precum am spus, sunt cu totul lăuntrice și platonice. Și spunând astfel, îi văzui șerpuindu-i frumosul corp prin oglindă, în semn că se așteaptă, într-adevăr resemnată, chiar la o prețuire care poate să nu fie numai decât bănească, de vreme ce am întârziat-o până la aducerea ei aici cu încheierea târgului. În consecință, continuă ea cu un surâș ce marca succesul dobândit asupra sufletului meu consternat și asupra ochilor mei uluiți de atitudinea ei francă și hotărâtă să înfrunte orice umilință, pentru a ne întoarce la întrebarea dumneavoastră, nu vă pot făgădui categoric decât că nu vă voi întrerupe până la urmă expunerea dumneavoastră. Mă voi sili chiar să vă dau ascultare fără a garanta însă că atenția mea va fi fidelă tot timpul bunăvoinței de a vă asculta. Acest adaos păru să atenueze și chiar să modifice sensul catastrofal al primelor cuvinte, așa cum putuse să-l accepte înțelegerea mea, desigur prea grosolană, dar oricum legitimată de ambiguitatea, poate involuntară, a frazei și de aerul Donei Alba când o rostise. Dar depănarea împrejurărilor care urmară nu făcură decât să mă încredințeze că nu greșisem și că Dona Alba își trasase dinainte limita până la care trebuia să meargă cu concesiile, limite care părea limpede să înglobeze prov gramatic și fără niciun preliminariu exact ceea ce așteptam să obțin cu expunerea cinstită a sacrificiilor mele, cu a căror evocare creduzusem că o pot ispiti, cu invocarea patetică a mobilului ce m-a determinat la ele și cu destăinuirea puterice persoana ei a avut și va avea în veci asupra existenței mele. Astfel, Dona Alba aștepta cu un zâmbet curios în colțul gurii, jumătate rușinat, jumătate sfruntător, ca eu să încep cuvântul. Dar pentru că tăceam dezarmat de această atitudine cu totul neașteptată, darându-mi jumătate înfricoșat de fericirea care mi se da fără nicio sforțare, jumătate nesigur încă dacă nu sunt prada unei greșite aprecieri optice și acustice, ea vorbi iarăși persiflantă și eu socotii cu un cinism înspăimântător. Cum văd, ați renunțat la poveste. Găsiți că e inutil, într-adevăr ar fi răpit prea multă vreme. Și-și plecă singură capul, rușinată de imaginea ei din oglindă, pe care putuse să o vadă rostind cuvintele pe care le pronunțase. Îngrozită de sine însăși,
făcu chiar o mișcare neizbutită de a scăpa de tiranica ei reprezentare în sticla reflectatoare. Dar în spate era o oglindă la fel și scaunul greu de piele de sub dânsa nu putea fi mutat cu ușurință. Atunci își ridică fața și se înfruntă singură cu voinicie. Întâlni, prin luciul de apă încremenită, privirea mea tulbure, îmbrățișându-i liniile estompate de rochii ale întregului ei corp și întrebându-se cu uimire dacă e într-adevăr cu putință ca aceste comori să se dezvolui așa de ușor și de repede într-o deplina ei îmbătare. Dona Alba se cutremură din cap până în picioare, vizibil, sincer, dar dorim parcă să fie și văzut, în același timp, acest cutremur de scârbă și de resemnare, de privirea care aluneca lacomă pe unduirile formelor ei. Iar zâmbetul deveni din nou stăpân pe sine, rece și batjocoritor. Părea că spune sfidătoare, negustorește, hotărăște-te odată, ce vrei, banii sau corpul meu sau amândouă deodată? Bani văzuse așadar din întârzierea mea de a mă pronunța, din despărțirea mea de maestru și acum din această măruntă, în raport cu a lor, dar foarte elegantă locuință în care mă retrăsesem și o adusesem că nu doresc. Și ochii păreau a spune cu același dispreț cu care mă împroșca, ei da, am înțeles mai dinainte și uite am venit. Iar pentru că o prințesă ca ea nu-mi putea repeta și cu glas tare lucrul ăsta pentru a mă scoate din buimăceală, mă întrebă dacă poate să telefoneze în oraș cu dublura aparatului pe care o aveam în această cameră. La răspunsul meu afirmativ, ea formă cu lungile degete numărul trebuincioș și o auzi astfel înștiințând pe anișoara Sava că nu mai vine să o ia la 7 și o roagă să vie ea, anișoara, singură, la masă la dona Alba la 8:30. Era într-adevăr 6:15, trecuse așadar nesimțit aproape un ceas cu venitul încoace, cu condusul aici, cu aceste încercări neizbutite de a prinde un fir de conversație, cu atâtea ezitări și tăceri, cu vorbitul la telefon. Dacă la 8:30 anișoara Sava trebuia să vină la masă, la 8 dona Alba trebuia să plece de aici. Așadar, i-am reacordat de la sine un timp prețios pe care nu știu să-l întrebuințez în mod folositor. Pe de altă parte, mă avertiza indirect că peste 2 ceasuri marea favoare înceta pentru totdeauna. Era tot ce putea să-mi acorde. Minunata frumusețea sa, a întregii ei intimități. Ce mai puteam să aștept? Dar numai pentru 2 ceasuri, numai pentru 2. Atât era prețul zbaterii acestor aproape 10 ani. Dumnezeu mai poate face socoteală acum, dacă nu și mai mult, de când marele dicționare de limbi vechi și moarte mi s-au rostogolit din mână la trecerea ei vrăjită. Pentru 10 ani, 2 ceasuri. După ce repuse aparatul în furcă, dona Alba nu se mai așeză pe scaunul din fața oglindei. Ea cerceta acum atentă tablourile mici și răzlețe de pe păreți. Rămânea mult timp înaintea fiecăruia, fără să mă întrebe nimic asupra lor, fără să mă privească. Aștepta tăcut să mă apropii poate și să o întreb de impresiile ce-i produc sau să nu o întreb nimic, să mă alătur cât mai strâns de dânsa pentru a privi amândoi dintr-o perspectivă cât mai asemănătoare. Și mâna-mi să se întindă ca un șarpe pe după șalele ei și ea, când o va simți, să se dea ușor înapoi, ca pentru a-și mări distanța de privire, să se lovească de derzenia ei de fer, să se lase pe dânsa, să fie prinsă și de celălalt braț al meu, de pieptul meu, de încleștarea caldă a buzelor mele. Mă ridic, tremurând de pe scaun. Dona Alba nu mai căută alt tablou, deși au mai rămas câteva neprivite pe restul păretelui pe care a început examinatul, precum au rămas și pe cel din spatele ei. S-a oprit la unul de lângă canaturile acum apropiate ale ușei dormitorului și așteaptă. M-a simțit cu coada ochiului ridicându-mă și a făcut o ușoară mișcare cu pieptul și cu gâtul de rămânere, de așteptare, de acceptare. 10 sau poate 11 ani. 11 ani am așteptat momentul acesta, imaginându-l în tot felul de chipuri, afară numai de chipul în care mi se prezenta acum. L-am înghiat de atâtea ori sub bolțile închipuirii mele, l-am căutat povestii de alții împuternice sau slabe descrieri. Eroul literar, care într-o astfel de împrejurare m-a impresionat mai adânc, a fost Svidrigailov, sărmanul Svidrigailov, al lui Dostoevski. Nenorocitul a înfruntat cele nu știu câte gloanțe din buteria revolverului cu care frumoasa Avdotia Alexandrovna se apăra. N-a fost nimerit de niciunul. Mâna mândrei surorea lui Raskolnikov tremura de indignare și gloanțele s-au irosit toate pe la urechile nebunului cutezător.
Însă, când a prins-o în brațele lui, dezarmată și înfrântă, când visul lui mângâia de atâția ani, în tremuri de aprigă dorință, era numai la o secundă de termenul lui, acesta a avut puterea să o întrebe tot ca un veritabil erou dostoevskian. Nici acum, după ce am înfruntat moartea pentru a te cuceri, Avdotea Alexandrovna, nici acum nu poate să îndrepte sufletul tău spre mine o cât de mică adiere din trânsul. El îi pipăia astfel sufletul, tocmai când trupul îl avea strâns în mâini. Și a răspuns, nici acum, te detest, te urăsc, mi-e silă. Nu știu cum îi spunea acestuia pe numele mic, după cum sunt sigur că vorbele ce i-am pus în gură nu sunt tocmai cele pe care le-a rostit eroul scriitorului rus. Destul că la răspunsul ei, acesta a eliberat-o din strânsoare și a plecat să se spânzure. Însă el era un biet ponosit, uzat, meschin, urât și mi se pare desfrânat. Pe când doamna Alba își făcuse necontrariată de fizicul meu, socotelile ei, aș putea să cred complet nestânjenită și chiar să mă simt măgulit. Ea nu mă întâmpină cu Browning scos pe neașteptate din poșetă și cu gloanțe care, fără îndoială, în mâna ei n-ar da greș. Ea, dimpotrivă, mă acceptă, mă chemă, dă chiar semne de nerăbdare. A găsit chiar atitudinea cea mai lesnicioasă pentru a trece de-a dreptul la împlinirea visului celui mai delicios cu putință. A mers cu ironia, cu disprețul, cu dezgustul, chiar până acolo că m-a izbăvit de orice preliminariu, ba chiar mi-a remis înfricoșător de sarcastică o bucată de timp care se risipise de absurda pe scaune și pe sub comodă. Iar acum, văzându-mă că mă înțepenesc din nou aici, bănuiește, poate că încă n-am înțeles, că încă n-am aflat curajul să înțeleg oferta ei. Colțul ochiului ei mă țintește doar dintr-o singură rază. Mâna dinspre mine s-a sprijinit în șold, dând la o parte colțul taiorului, pentru a descoperi cât de larg caldul de matase al bluzei, sânul stâng își marchează astfel semeți locul lui, iar vârful țanțoș e mulat în întregime de finui înveliș. Piciorul se ridică pe vârf și se lasă încet, urmând pulpana rochii de zigzacul mișcător și amenințător al coapsei cu pulpa. Totul așteaptă, în profilul ăsta de o perfecție irezistibilă, totul e gata să se dea. Mie, să mi se dea mie, buzele subțiri, care nu s-au destins totuși o clipă din ușoara lor încordare de dispreț, nu mai sunt acum îndreptate spre mine. Ce mai aștept? Doamna Alba dă chiar semne de nerăbdare? E de ajuns să-mi articulez în minte această neîndumerire ca să mă îngrozesc deodată de absurdul ei. Într-adevăr, ea mă întreabă ceva despre autorul micului tablou din fața căruia nu s-a mai desprins. E cu putință oare ca să uzeze de această stratagemă pentru a mă duce lângă dânsa să-i dau explicații? Mi se pare iarăși că gândul mi-a mers prea departe, a luat o raznă și mă simt din nou în minte cumplit de caragios. Ea mă întreabă unele date privitoare la pictor care par să o intereseze. Așadar, îi răspund de aici, de unde mă aflu. Dar a fost de ajuns această întoarcere lentă a ei ca să năzărezi teribila țeavă de revolver a Avdotei Alexandrovna. O, nu era deloc metalică arma doamnei Alba. Mâinile ei fine erau goale, poșeta și mânușile erau lângă mine, pe colțul consolei. Dar ochii aceia întors spre mine, dar răsfrângerarea aceea a buzelor mă împroșcau cu toate proiectilele cele mai ucigătoare din lume. Doamna Alba nu mă respingea, tocmai ca să-mi arate cât mă disprețuiește. Doamna Alba mă chema învinsă, îmi ceda zdrobită, surprinsă într-un ungher pustiu cu ascuțișul cuțitului în tâmplă. Fața teribil de dulce, de mândră și de disprețuitoare se întoarse și acum de la mine să-mi facă loc, să pot ajunge lângă trupul gata să mi se dea, cu cel mai sincer, mai ostentativ dezgust. Ea nu poate să-și reprime, măcar pentru un moment, teribilă neplăcere. E peste putere să dea trăsăturilor ei o altă expresie, mai puțin descurajatoare, cu atât mai mult cu cât întârzierea mea de înțelegere sau de tactică și sarcasm o exasperează și mai mult, o nimicește îngropând-o definitiv sub propria ei scârbă de sine. Și atunci întoarce capul ca să înlesnească josnicia. Și minunăția profilului ei divin este astfel iarăși a mea. Am înfipt atunci mâinile în săltarul biroului și am scos cutia cu scrisori pe masă. Ochiul stânghi se întoarse puțin, văzu, în cuvință, tot corpul ei în cuvință, prin necurmat, acum cu tremur nervos de spaimă și rușine. Și un tresărit identic, profund, până în rădăcinile sufletului, mă zgudui puternic,
și un țipă de alarmă chirăi de-a lungul vălmășacului de sânge. Ce faci, nenorocitule? Desprinzându-se din tumultul de instincte dezlănțuite. Ea nu auzea nimic de bună seamă din această alarmă care mă dobora. Ea se scuturase chiar de orice frică, de orice slăbiciune și zâmbea mută, palidă, cu fălcile strânse ca pentru o odioasă operație, fără pic de sânge în obraj. Zâmbea înainte, hotărâtă, triumfătoare, dreaptă, nețărmurit de înaltă. Atât de înaltă că puteau să urle acum toate instinctele din mine, puteau veșmintele ei să înceapă chiar de îndată să cadă unul câte unul de la sine, gândul meu se strânsese și el întrânsul, se scuturase și el de orice ispită, de orice slăbiciune, și era acum și el hotărât, triumfător, drept, înalt, nețărmurit de înalt. Aveți aici scrisorile, doamnă. Mă ridicai și rosti tare și greu și rar vorbele acestea care căzură cu zgomot de bile de plumb. Ea înălță deodată fruntea, căci se putu să o înalțe și mai mult decât mi se păru înălțată, peste orice posibilitate și întoarse astfel capul spre mine, figura lipsită un moment de orice altă expresie decât a unei subite, grele, năprasnice mirări. Dar repede apoi colțul buzelor căzu în mișcarea lui de persiflaj și ochii se umplură la loc de luciul dezgustului franc. Nu răspunse nimic. Înclină capul ca într-un fel de aprobare și ochii reveniră la tablou. La același tablou. E în regulă, părea să spună. Aștept. Acum nu mai țipă nimeni în mine. Acum pot să nu mai închid ochii și să nu mai strâng zdravă în pleoapele ca să tai orice intrare acestor unduiri și linii de șarpe. Acum mai plec capul în podea ca să ascunde pe figura cumplită a groază de mine. Acum privez larg, adulmec și mă dau întreg nesațul acestui viol care va urma îndată al gândului și al sufletului. Vreau să violez gând și suflet și vreau să auz crâșnetul de stupoare, de durere și de admirație mută al gândului și al sufletului care mă respinge cu gloanțele necurmate ale disprețului. Sunt hotărât să lovesc până la nimicirea definitivă acest zâmbet, mai teribil decât ochiul cel mai amenințător de revolver. Și vorbele-mi cad iarăși, grele ca pietroaiele de plumb. La drept vorbind, nu mă așteptam să veniți. Privirea revine automat, căscată spre mine. Credeam că veți încredința această penibilă misiune soțului dumneavoastră. Zâmbetul a pălit dintr-un început. Colțul buzelor își destramă accentul nesuferit într-o vibrare repede, nervoasă, nestăpânită. Așteptam cu o nerăbdare nespusă ca tot ce provine din partea persoanei voastre, care mă interesează în chip deosebit, un singur, un răzleț, un nesigur reflex al expresiei de adineaur, care dispare apoi repede, strivit, învins pentru totdeauna. Așteptam acest semnal dezrobirii. Apariția soțului dumneavoastră însemna chiar de la ușă pentru mine destăinuirea pe care v-ați hotărât în cele din urmă să o faceți, liberarea, însemna creșterea infinită a puterii dumneavoastră, însemna încuvințarea, zdrobirea lui. V-am prezentat această perspectivă extrem de interesantă, după mine cel puțin un viet burghez care a încercat să-și cârpească un pospaș de noblețe din cărți demodate, și îmi făcea impresia că ați ascultat-o când am avut plăcerea să fiu invitatul soțului dumneavoastră. Aveam fericirea să cred că am fost înțeles. Dona Alba se îndreptase toată spre mine, crescuse considerabil, ochii erau cercuri mari de foc și buzele tremurau ca de friguri. Mâinile îi bâșbuiau ușor de o parte și de alta șoldurilor, ca înaintând printr-o lumină orbitoare. Era acum nespus de frumoasă, era așa cum aș fi dorit-o, într-o înălțare de extaz, crescând în fața mea ca o zeiță, și eu să ating pământul cu fruntea orbit de strălucirea ei. Iar sufletul, revărsat acum total în armonia aceasta trupească, îi aducea un spor incomensurabil de forță magnetică, de putere fermecată, care îmbată până în nemărginit ochiul și îl rătăcește. Însă deodată, în fața transfigurării, glasul cărnei se răzvrătește iarăși în mine, țipând asurzitor în adâncuri. E încă timpul să îndrepți, e încă vremea să înaintezi, să cuprinzi, să strângi. Pe urmă, n-ai decât să-i spui ce vrei, n-ai decât să o umilești cât îți place. Dar teama de disprețul ucigător stă și ea trează de veghe în același adâncuri. O singură greșeală, o singură ezitare și totul ar fi pierdut. Continui. Probabil însă că o noblețe autentică respinge povețele unui succetadeu,
ce zic, unei pastișe caragios întocmite, cu riscul chiar de a proceda apoi în modul cel mai burghez cu putință. Capul Donei Alba a căzut în pământ. Mâna ei tremură în lături, ca în căutarea unui jilț ocrotitor, dar mișcarea e reprimată cu un zvâcne de mânie al întregului ei corp și fața se ridică spre mine, teatrală și demnă, însă necată într-o mare restriște și teamă. Am așteptat zi de zi, grăiesc înainte cu îndărădnicie, să se întâmple acest mare act de autobiruință și de biruință totală și de limpezire, de luminare. I-aș fi spus maestrului, de acum sunteți cu adevărat fericit și permiteți-mi să mă consider și eu fericit că am contribuit la aceasta. Pentru a doua oară, capul Donei Alba se înclină lovit și se lăsă moale pe un număr. Revăd atitudinea ei de deunăs din atacul turcesc de școlăriță pedepsită. Mai lipsește ca o mișcare oarecare să ridice tibul rochii și să-l facă descoperit genunchiul acela alb. M-aș arunca ca un nebun la picioarele ei și i-aș cere iertare pentru vorbele mele nesăbuite. Ah, imaginea acestui genunchi care înfrânsese în splendoare orice închipuire a lui anterioară. Cum mă răscolește și acum, cum asmute în mine țipete deșuchiate și obscene. Ce faci, ce faci? Oprește-te, gândește-te ce pierzi, gândește-te ce minune ascund aceste sugestive vesminte. Într-un minut, ele vor fi ale tale, toate aceste minuni. Cel ce-mi strigă astfel, mă zmucește cu tărie de piept, îmi strânge zdravă în bere, gata, mă sufocă. Dar eu sunt mai tare, încăpățânarea mea e mai tare. Violul cugetului e infinit mai dulce decât o voluptate banală. Și mie îmi place să storc până la ultima picătură orice fel de plăcere. Când v-am auzit glasul la telefon, am socotit asemenea o clipă că spovedania s-a produs și că pot aștepta dintr-un moment într-altul vizita soțului dumneavoastră. Dar, vai, glasul care are pentru mine intonații îngerești nu-mi da nicio veste cu adevărat biblică. Mă lăsa însă să bănuiesc că sugestia mea a rămas lipsită de tărie și nădăjduiam, așadar, că veți veni să-mi cereți ajutorul să prindeți noi puteri din îmbărbătarea mea. O clipă? În mijlocul acestei mărturisiri, ochii ei s-au ridicat în ochii mei pentru a recădea apoi repede în direcția nesigură de până acum. Ce a însemnat această privire, mă gândeam. Ea a apărut, în mica eclipită de existență, plină de o altă lumină, fragedă, caldă, îmbucurată. Și apoi, deodată, grozav de înfricoșată de acest tiranic joc al meu, să-și fi închipuit într-adevăr că vreau să o chinui cu constrângerea de a-și descoperi singură sufletul soțului său, de a umilia astfel până în ultima putință, de a osilie aici pe loc, la accente de teamă, la scrâșnete de rugă, de implorare. Figura ei s-a și ridicat de ceară spre mine și ochii s-au căscat în țipătul mut al disperării. Dar e momentul să spar și această crustă din ce în ce mai îngroșată de teroare, e momentul să-i arăt adevărata și marea mea putere. Poftiți, doamnă, aveți aici scrisorile dumneavoastră. Eu nu am dreptul să mai prelungesc o situație care ar putea să pară că împrumută un aer de siluire unui îndemn curat pe care l-am emis pentru ușurarea voastră sufletească, pentru seninătatea conștiinței dumneavoastră pe care nu mi-o pot închipui întinată de niciun gând ascuns și pe care aș fi vrut-o limpede și strălucitoare ca și marea voastră frumusețe exterioară. Dona Alba, șovăie, se apropie palidă, nesigură în somn hipnotic. Am deschis capacul cutiei și, prietenos, pentru a-i desface sufletul din crunta încleștare de până acum, am început să-i lămuresc că, din nefericire, nu e aceasta cutia de artă veche italianească în care prințul Tudor își ținea comoara. Fratele lui o vânduse de teama mizerii pe un preț important, iar aceasta de față, mai modestă, săpată cu vârf de briceac de un condamnat artist, e găsită de mine pentru a scăpa bietele scrisori din închisoarea nedemnă în care prințul Preda le vârâse și care era o cutie de tutun. Îi explicai că am ținut să-i dau toate aceste amănunte, pentru că n-aș fi vrut în ruptul capului să-și închipui că mirosul de tutun care alunga parfumul inițial provine din neglijența mea și nici mai cu seamă a bietului prinț Tudor. Dona Alba nu stătu o clipă să contemple scrisorile și nici să adulmece în ele fiorul greu al amintirilor. Ea se mulțumi doar să le îndrepte puțin, le apăsă cu latul palmei, pentru că pentru a le face mai bine loc în cutie, și închise capacul. Ah, divină posesiune a sufletului, care alunga astfel orice emoție străină, care anula memoria oricărei pasiuni și posesiune anterioare.
O clipă încercai să văd cum s-ar fi petrecut această predare materială dacă aș fi cedat ispite cele mai mici slăbiciuni. Cu ce lacrimi sau cu ce durere mută, care nu vrea să se dea în spectacol în fața unui trecător intrus, cu ce joc de teatru ar fi primit ea din mâinile mele brutale aceste mărturisiri ale unui trecut, cu totul altfel, mai nobil, mai sfânt, etc. Acum însă era atât de emoționată, Dona Alba, și atât de nesigură că totul nu e, poate, decât o punere în scenă, atât de grăbită să se convingă de adevăr că nici nu băgă de seamă când Blana, care rămăsese pe colțul biroului, alunecă peluciul lemnului cu o imensă șopârlă și se lăsă pe fotoliu în jos. Ea își ridică numai geanta și mănușile și porni spre ieșire fără grabă, cu capul în pământ, fremătând în nesiguranță, gata să se întoarcă pe loc la cel mai neînsemnat cuvânt, la un pornit de râs, la întoarcerea din parte, fără nicio scădere, a totalului dispreț cu care mă împroșcase. O lăsai să ajungă la ușă și o strigai de acolo cu intenție. Dona Alba! Se întoarse într-adevăr îndată, ca atinsă de un șfig de flacără. Ați uitat Blana. Și reveni înapoi, din mijlocul odăii, până unde mă luasem, socotit după dânsa pentru a o găsi și a-i o aduce. Când fusei lângă ea, mă întrebă slab, forțându-se parcă să îi se audă cuvintele, dar cu un ușor surâs de plăcere. Dona Alba? Nu erau această mică și sfioasă întrebare și acest zâmbet de plăcere semnul izbânzii care începea să se definească? Îl lămuri cu aceeași dârză îndărătnicie de până acum, pe când îi petreceam Blana pe după grumaz. Dona Alba e personajul care mi-a răsărit în suflet atunci de mult, sunt 11 ani aproape, când a trecut pe lângă mine pentru întâia oară. De atunci a rămas în visurile și aspirațiile mele ca un prototip, ca o existență suprareală spre care trebuie să tinzi, fiind condamnată a nu ajunge niciodată. De aceea, orice pată persistând pe această strălucire de soare a gândului meu, m-ar durea cumplit, mi-ar întuneca umila mea existență, mi-ar goli cerul de zei, de zeul suprem. Petrecându-i fularul îmblănit, Dona Alba se lăsase ușor pe spate pentru a-l primi din mâinile mele. Omoplatul ei se lipea astfel câteva clipe de pieptul meu și brațul meu îi acoperi întreagăt brațul. Ascultă zâmbitoare cuvintele mele și scurtele noastre atingeri n-o făcu să tresară. Dimpotrivă, în cabrarea asta voită, puțin exagerată, ea poate aștepta ca brațul meu să se închidă în sfârșit, să apese, să strângă. Era așa cum lumină de surâs pe fața Donei Alba, dar ce deosebire de culoare, de sens, de intenție. Cu zâmbet răsplătitor și suveran, suprareala existență îmi ridica în sfârșit o sânda de a nu-i putea ajunge sufletul niciodată. Dar eu trebuia să fiu înainte îndărătnic, înverșunat de îndărătnic, trebuia să merg cu încăpățânare înainte, chiar până la reprimarea acestei luminoase schimbări a ei. Un avânt irezistibil mă cotropise de a o doborâ cu desăvârșire, fără a atinge un singur fir de păr, de a-i smulge sufletul întreg din minunatul corp și a-l opri pentru totdeauna cu mine aici, în patetica singurătate. Dona Alba se scutură ca dintr-o atitudine necuvenită, pe care ochi străini au surprins-o. Nu știu dacă a fost cumva înșelare, dar am avut impresia că, îndreptându-se, umerii ei s-au ridicat întrebători. S-a întors spre mine puțin vexată și cu un vag aer de rigiditate. Iar pătimașul meu sânge înzvâcnea acum turbat în urechi, pe care mi le umpleau până la surzime, cumplitele lui insulte. Imbecil, nemernic, zănatic, mai ai încă acest moment înainte de a coborî ultima treaptă, înainte de a ajunge în mijlocul scărilor, înainte de a părăsi holul al doilea, deșuchiat, imbecil, sinistru, cretin, Don Quixote. Înainte de a deschide marea ușa vestibulului, ea se întoarse spre mine și îmi luă mâna pe care mi-o strânse ușor. Mi-am lăsat liberă mâna între degetele ei pentru că am avut impresia că ea vrea să o ducă până în dreptul inimii. Ea singură, fără niciun concurs al voinței mele, afară doar de această delăsare a mâinii în voia alei sale. Strigătul meu de izbândă sta gata în pragul buzelor și fericirea de a o înălța ca pe un fulg sta gata în pragul sufletului meu. Dar mâna se opri la mijlocul drumului. Ea mi-o strânse acum ceva mai tare și mi-o scutură prietenos și îmi spuse: "Ai fost un brav om și cu adevărat un cavaler. Îți mulțumesc." I-am sărutat mâna cu adânc respect și am deschis larg ușa, închinându-mă profund, pentru că eram acum un brav cavaler recunoscut. Am câștigat sau nu partida?
pasul ei răsuna pe mozaicul din curte. Se auzi portița de la stradă. Sângele învâjea în urechi. Imbecil, imbecil, Don Quixote, ai pierdut totul, Don Quixote, mor de vânt, nebunie, Don Quixote de pe cernă. Și șuvoaiele lui mă înșfăcară deodată, sălbatice, dușmane, pedepsitoare. E într-adevăr cumplită pedeapsa sângelui în nopțile albe. Toți cei care s-au găsit aproape, la un singur pas numai de un atât de scump noroc, și l-au lăsat să scape din sfială, din neînțelegeri, din stângăcie, știu bine ce însemnează torturile de apoi ale acestui padișah al vieții. Dar când sorocul zbuciumului se împlinea spre năvala care începuse acum mai din vreme, Azorilor, îmi vedeam sufletul liniștit și clar până în adâncul fundurilor lui, ca un crâng verde după o furtună. Nu pierdusem nimic, cântau atunci din potrivă toate păsările acelea zgomotoase din crâng. Într-un imn de triumf, ele proslăveau chipul cum mă purtasem. Nu mă uitam nerăbdător la telefon și nu tresăream când altcineva se găsea să mă cheme. Marea mea faptă, pentru a fi și mai adânc cuprinsă de sufletul și mintea Donei Alba, pretindea timp și perspectivă. Dar nici eu nu trebuia să aștept, împăcat în mine, roadele de ani care nu mai aveau să întârzie. Înțelesei și acceptai că trebuie să mă zbat puțin, să mă găsesc necontenit în preajma maestrului, se prezint într-una mărturia prieteniei și admirației mele. Se primesc pe lui să-l mai frecventez și să mă grăbesc a răspunde cu bucurie și încântare când poftirile la masă se vor repeta. Și, într-adevăr, maestrul mă rugă să trec pe la biroul lui în două din serile care urmară. Trebuia să studiem acolo două afaceri importante pe care el ținea să le continuăm tot împreună, cu toate că nu erau din cele la care el se zorise să renunțe, cerându-mi-le mie, dimpotrivă îl interesau în gradul cel mai înalt din punct de vedere juridic. Într-a doua seară, după ce terminarăm, el mă rugă să zăbovesc o clipă, ieși și reveni după puțin pentru a mă pofti la masă. Mă simți copleșit de emoție, deși în clipa când îmi ceruse să întârzi, pricepusem despre ce poate fi vorba. Dona Alba se arătă din calea afară de amabilă cu mine de data asta. Pot spune că a fost de-a dreptul încântătoare. Însăși maestrul părea dispus că soția sa participă și cu sufletul la onorurile cu care el se grăbea la tot minutul să mă încarce. Dona Alba, ea singură, mă întrebă cea din tâi ce am citit în ultima vreme și cum mă simt ca avocat de sine stătător. Se interesa de cartierul în care mi-era situată casa, cartier despre care ea aflase în genere lucruri foarte bune și chiar îl văzuse întreagăt, dar vrea să știe și de la mine dacă sunt mulțumit. Spuneți, dacă nu mă puteam socoti cel mai fericit om din lume, după astfel de întrebări ticluite parcă anume. De ce parcă? Drace, poate că pentru că din când în când Dona Alba rămânea cu ochii adânciți în aer? Asta acum. Într-adevăr, ea se uită astfel pe sine uneori, cu gânduri la iurea, dar poate acesta și mai mult dovada că ea e frământată de gânduri grele, cu al căror început plecase din casa mea. Asta trebuia să mă bucure și mai mult și chiar mă simțeam de bună seamă infinit mai fericit decât în clipele anterioare, când, după aceste momente, ea se îndrepta spre mine cu și mai multă drăgălășenie, cu și mai mult farmec. În iatacul turcesc, unde ne mutarăm din nou apoi, conversația care nu se întoarse câtuși de puțin asupra subiectului de vorbă, de deunăz, și eu găsi de ales tact să nu o împing într-acolo, ba chiar să o îndepărtez cât pot de a o atare direcție, în cazul când maestru ar pune-o iar pe tapet, tocmai pentru a învedera că nu vreau să precupețesc prin nimic gestul ce făcusem, fu negrăit de plăcută și apropiată. Doar mișcările acum mai degajate, însă astfel nemăsura mai amenințătoare ale Donei Alba, pe sofaua și în decorul turcesc, fură pricini de revolte surde ale mocnitului și nemulțumitului meu sânge, pe care îl potolisem zilnic până acum cu apoteoza succesului meu sufletesc. El se încăpățâna să aștepte adevărata apoteoză în mulțumirea lui și nu a sufletului și de aceea, ori de câte ori genunchiul ei se reliefa mai acut prin poala rochii, ori mătasea cu aspect de picior gol a ciorapului se detașa ceva mai mult de sub negrul stofei, răsuna până în urechile mele clocotul lui sălbate. Evident, nimic deosebit, nicio mișcare anume pentru mine, pentru îmboldirea ochilor și a dorințelor mele. Aceasta cred că am observat-o cu limpede luare aminte, și am alungat regretul care mă încerca uneori când trebuia să-mi schimb în această privință, la lumina de var incandescentă a rațiunii critice, vreo părere falsă
ce-mi făceam câteodată. Însă gândul meu rece și calm, gândul meu olimpian, pe care nu puteau să-l atingă talazurile de sânge, m-a asigurat că nu poate fi altfel, după întrevederea noastră misterioasă. Femeia aceasta divină putu se afla atunci și reflecta adânc mai pe urmă că drumul până la mine duce printr-un ocol de cleștar cu văzduc de puritate polară, ceea ce evident asmuțea acum și mai înverșunat curiozitatea și sufletul ei într-acolo, însă înaintând cu cea mai atentă scrutare printre stâncile ascuțite de gheață. Tot ce putui face ca să o ajut pe acest drum nou și nu prea obișnuit femeilor, dar dori sălbatic când le lași numai să-l întrezărească, fu ca ochii mei să o umple de fericirea lor de a o vedea senină și mulțumită. Beția peților, triumf al gândului asupra licorii negre și roșii din vine, în care zac gigantele pădure ale veacurilor în zăcămintele de petrol, toate haitele sălbatice ale trecutului, toate urletele de fiară, toată spaima dinților ascuțiși și a coarnelor fioroase și toată elasticitatea panterilor. N-ați văzut, când curge sânge, cum licăre în fiecare picătură ochii monștrilor din fundul oceanelor de timp? Dar ce au a face toate astea cu telefonul pe care mi l-a dat chiar azi dimineață, în zorii zilei, doamna Alba, în prima zi a plecării soțului ei? Ea știa că la ora asta, prea matinală, eu sunt încă sus, în încăperile de sus în care am primit-o, sunt poate încă în pat, îngânându-mi visurile care o văd numai pe dânsa, cu programul banal, dar nevoit al zilei ce vine. Nu știu de ce această ascultare în pijama a glasului ei, această poruncă a nerăbdării ei de a mă lăsa îmbăta de argintul glasului ei într-o ținută sumară, mi se pare atât de prietenoasă, de familiară, îmi dă impresia vestirii obișnuite a unei ore de pasiune și de portolire într-o iubire în care s-a consumat orice preliminariu. Mi-a anunțat scurt venirea ei după amiază și numai atât, după un bună dimineața cu un răsune de frăgezime a unui buchet de trandafire alb. La rândul am văzut atunci pe dânsa într-o minunată pijama de mătase, cu picioarele goale, în pantofi de casă. Și căldura somnului încă nealungat de plin din sânge, m-a moleșit ca puterea unei băuturi prea tare în plinul dimineții. Aceasta e prima strângere a gândului nostru, prima îmbrățișare a sufletelor noastre, mi-am zis, și în ziua aceea, de fericire, am comis-o mie una de nebunii. Am făcut glume, chiar și în grea pledoarie de după amiază, care vreau să se termine cât mai repede cu putință. Și a venit ea. Era acum tot în taior, dar de un gri mai deschis, tot cu troteori, însă de piele de șarpe, și bluza era mai gălbuie, ca petala de trandafir. Pentru mine era azi ziua trandafirilor. Blana era parcă aceeași, iar în cap avea un feltru cenușiu, potrivit altfel, dar deformat aproape bărbătesc. Ea urca acum, fără să mai aștepte la tot pasul indicații de la mine, numai când fu să pornească de la intrare, privi o clipă spre ușa acum deschisă a biroului și mă consultă din ochi. Pentru că îi răspunsei cu o ușoară mirare sub frunte, înainte fără să mai privească în dreapta ori în stânga. Ușile îi le deschideam eu și mi-exprimam galant mulțumirea că i-am cunoaște așa de bine modesta mea clădire. Ea se mulțumea să-mi răspundă doar cu un zâmbet de simpatie, de prietenie. Sus își lua locul știut pe fotolul ce-mi venea din dreapta, când eu mă așezam înapoi a bimicului meu birou. Acum nu-și mai încheie mănușile, le scoase pur și simplu, apoi se lăsă într-un cot pe colțul consolei cu două degete spre frunte. Aceasta pentru a-mi face o mică introducere discretă, deci nu eram în pericol să fim amuziți de nimeni, prin care își arăta jena de a fi nevoită să-mi pretindă întrevederi atât de nepotrivite cu programul meu. Era minunat de bun acest pretext al convorbirii noastre de astăzi, acele de-a doua noastre convorbiri particulare. Cum? Protestai cu o tot mai caldă elocință, pe măsură ce vedeam că îi place mai mult. Cum? Când fără știrea ei de ani de zile, de 10 ani de zile, din imbol propriu, cu având nemăsurat, m-am zbătut pentru liniștea, pentru libertatea ei, și tocmai acum când subterana mea trudă a dat de lumina țerului sfânt, căruia mi-am dedicat tinerețea, acum ea poate să mă întrebe astfel? Dimpotrivă, timpul meu este al ei. Ea poate să dispună de el cum va vrea. Ea e zeița și norocul meu și ea trebuie să-mi poruncească orice dorește. Doamne, dacă ar mai exista încă o pâclă ascunsă pe zarea vieții ei, ce fericit aș fi. Îmi cer iertare pentru această necugetată dorință. Dacă aș primi îngăduința ei să-mi pun din nou zelul și credința mea în lucru, de asta dată sub binecuvântarea ei,
sub ochii ei care mi-ar da la tot pasul puteri drăcești. Ea-și lăsase mâna de la frunte, ascultându-mă și o întinsese pe masă în direcția mea. Cealaltă era sprijinită de brațul fotolului. Mă privea cu atâta lumină în ochi, cu atâta surprindere, cu atâta fericire, ca în fața unei descoperiri într-adevăr mare, aproape mistice. Dar tocmai pentru ca puritatea devotamentului meu să rămână de plină, eu îmi înfrângeam înainte atacurile de răzvrătire ale acestui sânge, prea nebunit de mirosul semenului său apropiat, pentru a nu scăpa nici cea mai neînsemnată aluzie de pătimașă dorință, nici cel mai mic gest de nemai înfrânată poftă. Dar mă rugam cald zeilor care au făcut acest trup sfânt cu gestul aprinderii omenești ca acesta să vie și la ea. Și mâna ei se întinse și apăsă mâna mea. Și atunci înțelesei și binecuvântai zeii care au lăsat haină de trup sufletului nostru. Dar doamna Alba îmi spuse strângându-mi mâna: îți mulțumesc, scumpul meu prieten. Într-adevăr, această nobilă dezinteresare, această afecțiune atât de pură și nemai întâlnită pentru sufletul meu, care poate nici nu merită, mă copleșește. Grație dumitale au început astfel să mi se deschidă în minte unele căi ale succesului și ale sufletului, despre care ne-au adus multă mărturie glasurile trecutului, dar pentru care noi, oamenii vremurilor acestora, nu aveam înțelegere. Astfel am putut gândi adânc, după întrevederea noastră la care mi-am impus să-ți mărturisesc, am venit condusă de gânduri de care mi-e rușine. Mars atât de cumplit flacăra rușinei, dacă mi-e permis să fac această banală figură de cuvânt, pentru că în sfera în care m-ai ridicat, însuși formele expresiei simt nevoia primenirii, încât nu puteam rezista nevoii de a te revedea din nou și de a-ți cere iertare. Uimirea cea mai grozavă nu-mi cuprinsese încă sufletul în întregime. Foarte atent la fiecare cuvânt, credeam că desprind din glasul ei, cu toată aparența de transfigurare a feții, o subtilă ironie și un răspuns teribil la purtarea și la cuvintele mele când m-a vizitat de unăzi. Dar mărturisirea ei curse mai departe. Până la sfârșitul convorbirii noastre, mintea mea neînțelegătoare a crezut că mi-oferea ea astfel o mică glumă, nu lipsită de un abil și drăguț tact, pentru a pedepsi cu drept cuvânt dispoziția mea cam facilă într-o împrejurare care nu merita desigur să fie tratată așa ușor. Dar revenită la mine, în singurătatea casei mele am pătruns mai adânc vorbele și purtarea dumitale și mi-am examinat cu atenție viața mea. Aci, mâna ei strânse iarăși mâna mea și fu de ajuns atâta ca să înțeleg că femeia aceasta se răzbuna sângeros. Milioanele de globule care se strânseseră lângă epiderma mâinei mele priveau agitate la milioanele de globule care stau și persiflau ca după niște gratii adăpostite de epiderma dulce și caldă a palmei ei. Iar globulele sângelui meu se frământau de ciudă, de oroare, de furie neputincioasă împotriva acestor globule femeiești, mai istețe, mai șegalnice și mai asmuțitoare, clocotind sur și amenințător că nu le las lobodă năvala. O încordare a degetelor mele, o întoarcere din scurt pe loc a mâinii, o strângere sălbatică a degetelor lunguiețe și a unghiilor trandafirii și războiul ar fi fost declarat. Viața mea, continuă doamna Alba, a fost într-adevăr minată de o minciună gravă, a fost compromisă, stricată de această minciună în cei mai frumoși anii mei. Grație dumitale, eu am descoperit această grozavă minciună. Grație dumitale, obrazul meu a putut roși că timp de atâția ani eu am trăit cu soțul meu, i-am primit îmbrățișările, i-am ascultat gândurile lui sincere și bune, mințindu-l cu cea mai neturburată convingere, cu cel mai josnic avânt. Nu pot să-ți descriu în ce culori mi-am descoperit acest nefericit suflet al meu în fața oglinzii mele, care, iată, ești dumneata. Vreau să-ți mărturisesc, nu pot să-ți exprim tare aceste impresii, pentru că dumneata ești o oglindă conștientă și ai înregistrat totul la timpul său. Nu știu cum pot să-ți vorbesc astfel, fără să-mi acopăr ochii în fața dumitale. Poți gorodi ceva incomprehensibil, pentru că aș fi vrut să izbucnesc în protestări vehemente, dacă aș fi putut găsi măcar un cuvânt cu care să pot începe, dar ea mă opri cu un gest al mâinii celelalte. Cu cea pe care mi-o dase de la început, mă strângea în acest moment, întocmai ca o amantă care și-ar deschide în sfârșit și sufletul ei celui ce i l-a pus pe a lui de mult la picioare. Vreau să scap de această strânsoare, gemut doamna Alba, strângându-mă cu înverșunare.
Vreau să scap de această minciună sordidă care mi apasă până la asfixie conștiința. Vreau să-i mărturisesc totul, vreau să-i dau lui scrisorile pentru a face întocmai cum mi-ai deschis mintea, scumpule prieten, vreau să-i explic totul, totul. Și cum sunt slabă, mă simt grozav de slabă și lașă, recurg iarăși umilită și mică la ajutorul dumitale. Îți invoc acest ajutor pe care nu știu cum să-ți fiu de recunoscătoare, când mi-afirm că regreți că nu ți se oferă vreun prilej să mi-l poți da, așa cum ai dorit dumneata. Iată prilejul de a mă ajuta. Ți-l ofer. Dumneata, te rog, te implor, du-i dumneata scrisorile. Pauză, stupoare, pustiu de gând. La răsărit, la apus, la miază noapte și la miază zi, deșert necurmat, neted. Doar mâna ei, care strânge năprasnic, mai trăiește singură, dar cu o intensitate de negrăit în oceanul sterb de nisip. I-am scris totul. I-am povestit totul, relua ea după un adânc oftat. I-am mărturisit, așa cum am priceput, mobilul interior care m-a îndemnat să mă descopăr în sfârșit. Nu avea teamă, nu i-am pomenit un cuvânt de dumneata. Dumneata nu vei fi decât un simplu transmițător. Nu pot. Ai făcut prea mult pentru mine ca să-ți ofer un rol prea greu, inacceptabil și imposibil, socotind raporturile dumitale cu dânsul. M-am gândit la un moment chiar să te scutez de această neplăcere și să chem în ajutor pe mama mea, care se află de câteva luni la o prietena ei, la Craiova. Însă mă temeam de opoziția și de sfaturile ei. Nu, nu puteam să recurg la ajutorul ei. Nu pot să recurg la ajutorul nimănui, căci ar fi să pierd iarăși totul. Numai dumneata poți să mă ajuți, pentru că numai dumneata nu poți să-mi dai un sfat contrar. Îmi închise ea gura, care se întredeschise, dornică de a curma odată această teribilă comedie. Pentru că numai dumneata ești singurul om din această lume care nu poate să mai schimbe gândurile mele. În pauza scurtă pe care o făcu acum, sărmanul de mine, erou al replicilor fulgerătoare din fața instanțelor, nu găsi nimic de rostit decât iarăși un fel de muget ușor, înăbușit în gât ca de vițel în vis. Serviciile cu care te rog deocamdată să-mi vii în ajutor, își sfârși doamna Alba cuvântul, cât mai rezumat, sunt acestea. Să-mi scoți un pașaport și să-mi obții viza pentru țările pe care le-am enumerat în această listă. I-am lăsat mâna pentru a căuta în poșetă. De asemenea, un bilet pentru Paris în vagon Lee și aici banii trebuincioși, îmi puse ea dinainte un plic. Soțul meu vine peste 2 zile, rămâne 3 sau 4 și pleacă iarăși. Atunci vreau să am totul gata. Eu voi veni la dumneata în ajunul plecării, îți voi readuce cutia cu vechile scrisori de la Tudor și separa scrisoarea prin care îi lămuresc totul. Dumneata, nu va trebui să-i raportezi decât că, în ajunul plecării mele, am venit la dumneata la ora consultațiilor, ți-am dat cele ce doream să-i predai și te-am rugat să-mi faci acest serviciu fără a-ți da vreo indicație asupra celor cuprinse în anvelopă și cutie. Și acum, pentru că te-am ținut prea mult, scumpe prietene, te rog să mă ierți. Eu mă duc pentru că îmi rămân atâta de pregătit. În privința scoaterii pașaportului și a biletului de tren, te rog să fii cu atenție, pentru că el poate se va interesa cine m-a ajutat și n-aș vrea să vadă în dumneata ceva mai mult decât pur și simplu pe transmițătorul unei corespondențe secrete. Te rog să mă ierți însă. Cum nu am avut la cine să mă adresez ca să fac astfel încât să-mi obțin aceste acte fără risc, m-am gândit tot la dibăcia agenților de care te-ai servit pentru a dejuca tertipurile prințului Preda și despre care el m-a lăsat să cred lucruri extraordinare. Întocmai ca atunci, te rog să procedezi și acum și te rog să nu mă las, scumpul meu, scumpul meu prieten. Și mâinile ei, de asta dată împreună, îmi strânseră cu atâta căldură și desperare bietele mele degete, că nu putui decât să dau toate promisiunile cerute și să o însoțesc neputincios spre marea stupefacție a milioanelor de globule, parcă acum coagulate spre ieșire. Pe tot drumul i-am ținut mâna între ei ca la un frate și înainte de a ieși mi-o scutură din nou cu toată puterea. Din ușă îmi mai spuse: astăzi i-am scris și vărului meu Raul că voi trece să-l vizitez la Bruxelles. E ocupat acolo cu o mare expoziție canină. E uimitor de inteligent băiatul ăsta. A avut succese atât de grozave cu câinii lui, încât mă vestește că aproape și-a refăcut averea pe jumătate. Am îndeplinit poruncile doamnei Alba cu inima celui ce își cumpără singur coșciug și gătel de moarte, însă fără nicio clintire.
dar un gând strașnic, un pretext din calea afară de puternic și aparent obiectiv, pentru a opri totuși în ultim moment, înluminase mintea cu două zile înainte de revenirea ei. Și restul, toate formalitățile care mai rămăseseră de făcut, toate vizele înșirate de mâna ei scumpă pe însemnarea ce-mi lăsase, unica scrisoare ce aveam de la dânsa, compusă anume pentru mine, le săvârși și le obținui nu numai cu grija și discreția de până acum, dar și cu un avânt, cu o bucurie, cu o nerăbdare nemaipomenită pentru ziua revederii noastre, pe care până în ajun o așteptam cu fior și tremur. Pentru că găsisem ideea mântuitoare, ideea uimitoare, care dezvoltă cu meșteșug ca o pledoarie la tribunal, și voi pune aici tot talentul, toată căldura puterii mele de convingere, avea să o determine să renunțe la plecarea ei, fără a avea aerul că eu sunt cel care țin să o opresc. Ideea, gândul, pretextul ăsta diabolic, va lucra pentru mine și ea știe că sfaturile mele sunt ridicate pe cea mai sfântă dezinteresare, sunt însuflețite de cele mai sincere intenții. Ah, ideile acestea sfinte, ocolul acesta intelectual și aventuros, planuri, răsplanuri și acțiuni care m-au dus aici atât de departe, dar cum, atât de sigur, atât de adânc, m-au vrut ca într-o rădăcină în sufletul ei, încât trebuie acum să mă smulg cu putere ca să mă poată considera din justul unghi de vedere ce-mi convine. Cât de departe mă simt și în timp, dar și în înălțime de acel moment al rostogolirii dicționarelor din mână, cât de mult se va fi flatat ea de această stângăcie, dar cât de ridicol trebuie să-i mai fi părut eu, exact ca uimirea zgomotoasă a unei țărance, în fața unui aspect neașteptat care o face să bată din mâini prostește, să imită sunete guturale și incomprehensibile, care ridică în aceeași măsură obiectul admirat, pe cât se înfundă mai mult în suplicitate și caragioslic. Și la serbarea de la liric, mai avusesem naivitatea să-i amintesc această ridicolă stângăcie, pe care creșterea puterii de mai târziu, cine știe de când, o obligație să o scoată singură din memorie. Apoi, în sfârșit, îndrăzneala aceea fără margini, pentru că, la început, fără un plan bine determinat, de a pătrunde în casa ei și de a mă prezenta maestrului. Doamne, parcă fu ieri prima mea așteptare în biroul marelui avocat, alături de domnul Sava, tatăl anișoarei, și de boier Gil, despre care am auzit mai apoi că murise de căldură, pentru că plecase din calea afară de încotoșmănat într-o prea călduroasă zi de vară. Noroc că dreapta rațiune, cumpătul just, chipzuia la dâncă, m-au pus apoi pe drumul cel bun, încet, dar sigur. Ce-ar fi fost, oare, ce-ar fi putut ieși din asta dacă aș fi lăsat din lanț primele mele gânduri? Să mă înfig înaintea mersului regesc ca un paloș de zenie și să-i dau pe față, cu orice rizic, arșița adorării, care nu mai încăpea în suflet. Și această teribilă îndrăzneală sub acoperământul fiului de încruntați voievozi, George Radu Șerban. O clipă numai, puterea răscolirilor m-a năucit și pe mine. Le-am dat drumul prea departe, prea fără cernere prin calculul sever al unei juste dozări. De aceea, doamna Alba e în prezent grație unei neatente exagerări, victima puterii mele de concepție, după cum, în chip firesc, sunt gata să deviu eu însumi, prin plecarea ei, propria mea victimă. Și iată, în ultimul moment, gândul măreț, gândul cel sfânt îmi vine iar în ajutor. Vine să se integreze de minune în angrenajul imensei complicații pe care am desăvârșit-o cu purtarea mea de unăzi, restabilind-o la justa evaluare în sufletul, uluit el însuși de această negândită și considerabilă întorsătură. Gândul miraculos care operează ca un adevărat făcător de minuni, el te scutește în chipul cel mai elegant cu putință de caragioasă și melodramatică a postura prosternării în fața zeului adorat. El zgudie pe acest zeu, îl face să te desprindă singur de pe soclul în care s-a pietrificat și ți-l aduce umilit la rădăcina soclului tău. Din adorator simplu, anonim, poate chiar blestemat și alungat, gândul ocolit, tactic, te ridică pe tine la rangul de zeu, puternic și temut. În cel mai rău caz, cel ce vine întinzând mâna la cel ce așteaptă cade la egal la egal. Cam astfel de deșuchiate și copilărești reflexii mă cutreierau, se alungau, se împreunau, se zbăteau către un sens unic în creierul meu, până în clipa venirii doamnei Alba. Asta s-a întâmplat cu două zile înainte de data ce-și fixase pentru plecare. Maestrul părăsise orașul imediat după prânz și avea de gând să lipsească 5 zile. Mă înțelesesem cu doamna Alba ca ea să mă anunțe în data de plecare,
pentru a mă îngriji de viza biletului de călătorie și de reținerea cabinei în vagonul cu paturi. A doua zi apoi, ea trebuia să vină în persoană să le ridice, împreună cu pașaportul, pentru a putea să plece într-a treia. Și lucrurile începură să se petreacă în tocmai. Când reveni de la palat, jupăneasa mă înștiință că Dona, așa era înțelegerea, în corespondența noastră telefonică, precum și în cea viitoare care avea să aibă loc prin poștă, după plecarea ei, ea nu trebuia să fie decât doamna A. Dona, îmi dădea de veste că peste două zile e procesul și că o să mă îngrijesc de acte. Mâine vine să mă consulte. La rândul meu, dădui atunci telefonic dispoziția agenției respective și cerui ca totul să fie gata până mâine dimineața la 9, când mă voi duce să-mi iau biletele și să achit suma ce mi se calcula. Nu sfârși bine această convorbire, că telefonul mă chema iarăși. De data asta era chiar Dona Alba, care vrea să se intereseze dacă revenisem și dacă am fost pus în curent cu ce se încredințase jupânesei. Îi înșirai tot ce făcusem și tot ce mai rămânea de făcut și, spre imensa în surprindere, ea mă întreba dacă pot să o primesc chiar acum pentru a-mi mulțumi personal. Pleca peste câteva minute și urma să fie încoace în mai puțin de o jumătate de oră. Avusei tot timpul să expedie jupânesei, care ai dădui ordinul expres, ca și la prima vizită a Donei Alba, să nu apară până nu voi suna-o în mod anume, nici jos, nici sus, nici în față, nici ea, nici bărbatul ei, care îndeplinea misiunea de șofer și oarecum intendent, nici bucătăreasa, oricine și oricât s-ar suna la intrare și oriunde, altfel decât cum potrivirem să fie semnalul meu special, singurul care avea să le redeschidă accesul înăuntru. Vestirea acestei veniri neașteptate îmi pusese zdravă în sângele în mișcare și mă simțeam stăpânit de un trac considerabil. De masivitatea argumentelor mele, de tactica în care de-al minter mă știam neîntrecut a dozării lor, a ordinii și rapidității lor de succesiune și de căldura tonului cu care aveam să susțin cea mai de seamă încercarea vieții mele, depindea de toată aceasta toată soarta mea. Cu atât mai bine că lucrurile se vor petrece cu o zi mai înainte. Dorința Donei Alba de a mă vizita și acum era un semn bun, pentru că arăta și la ea o dispoziție de apropiere. De bună seamă reflectase că pentru atât cât făcusem pentru dânsa, meritam mai multă atenție din parte. Ori poate găsea cu drept cuvânt că pentru o chipzuială mai amănunțită și mai în liniște a ceea ce ne mai rămânea de făcut, era nevoie de mai multă vreme de stat împreună și încă împărțită în două de un larg răstim de reflecție. Poate în sufletul ei descoperise în cele din urmă un gol, o șovăială, o mică neîncredere în prea largul și subtilui plan, poate venea să găsească la mine încurajare și având. Foarte bine, foarte bine, minunat de bine. N-avea decât să poftească și avea să vadă ea cât aveam avântul de asta dată pe care voiam să-i luăm suflu. Însă atenție, tactica mea trebuie să rămână intactă, seriozitatea, gravitatea mea și îndeosebi aerul acela de obiectivitate, de dezinteresare care îmi câștigase până la orbire încrederea ei, trebuia să nu sufere nici cea mai neînsemnată clintire, să nu dea nici cel mai părelnic semn că la mijloc nu-i decât o farsă îndrăzneață și perfidă, când dosul paravanului scrobit și prefăcut nu bântuie decât cea mai puternică și mai sălbatică patimă omenească. Minutele treceau repede și tracul era pe sfârșite. Simțeam cum sângele mi se umple de mirosul bătăliei apropiate. Cugetul mi se libera de îndoieli, de nesiguranțe și lașități, făcea loc de liberă mișcare spontaneității, care aștepta cu încredere și nerăbdare în dosul perderii subconștiente. Venirea Donei Alba, în ziua asta, îmi ridicase de pe suflet povara îngrozitoare a 24 de ore de neliniște, de zbucium, de teamă, de groaza nesiguranței. Planul meu era simplu și clar. Argument. Voiajul, așa cum îl plănuise ea, avea să fie extrem de costisitor. În sfârșit, asta nu putea să însemne prea mare lucru dacă maestrul se hotăra mai repede într-un fel sau într-altul. Dar ce se întâmpla dacă, rănit de moarte, de revelația ce eu aveam să-i aduc și de evadarea ei lașă, pe de o parte, pe de altă parte, chinuit de dragostea ce de bună seamă i-o păstra intactă, caracterul lui puternic și lucid avea să înoate multă vreme în nehotărâre. Ce se întâmpla dacă rezoluția lui, verdictul lui, pedeapsa pe care avea să-i o înfligă, consta tocmai în această amânare a dezlegării, în această așteptare ca ea,
biruită de tăcerea lui, de puterea lui de a nu rosti nici într-un fel, de spectrul sinistru al mizerii, care se făcea tot mai palpabil cu trecerea lunilor, să se reîntoarcă înfrântă, zdrobită, pentru a cere iertarea, umilită și sfâșiată. Și cine putea ști dacă o va aștepta atunci îndurarea celui cu suflet rănit de moarte? Cine putea ști dacă acest urmaș de ispeditiv tăietor de capete mai putea găsi în golul din lăuntrui cât de slabă putere pentru a rezista instinctului răscolit de răzbunare? Fatal, la întoarcere, în urma prelungitei și nepătrunsei lui tăceri, ea trebuia să-și găsească un prea ascuns refugiu pentru a sonda atmosfera, pentru a încerca de departe, pentru a-și face curaj. Se poate închipui ușor ce efecte sublime putea scoate un avocat de talia mea din această succesiune gradată în tragice perspective. Ce ajutor îi mai rămânea ei în străinătate? Succesele la expozițiile canine ale vărului Raul? Haidade! Se poate închipui ușor ce efecte de sarcasm putea iarăși găsi un meșter vorbitor ca mine în această unică resursă a speranței pentru a spulbera definitiv în ridicol toată pulbera ce ar mai fi rămas din firavele ei planuri trecute pe sub masivitatea de mai a argumentației mele, ergo, și aici se înălța pe ruina hotărârii ei eșafodajul deocamdată fragil, pentru că țesut din cel mai cald și mai sfios vis a ceea ce puneam în loc, în sufletul ei golit câteva clipe de orice nădejde. Biletul de drum să fie scos, formalitățile pașaportului îndeplinite până la una, iluzia plecării să fie redată în întregime, însă Dona Alba să rămână în țară. Corespondența să fie trimisă la Paris, post restant, de unde prințul Raul sau unul din corespondenții mei acolo, la care aveam să reflectez, o va expedia înapoi încoace. Însă unde anume în țară putea să-ți găsească adăpost Dona Alba în tot acest răstimp a cărui durată era problematică? E limpede că la niciuna din moșiile prințului George, nici chiar cele pe care îi le dăduse ei, nici la vreo prietenă ca Anișoara Sava și nici la vreo prietenă a familiei ca aceea de la Craiova, unde se afla doamna Esmeralda acum. Pentru că nimeni, nici Anișoara, nici doamna Esmeralda nu trebuia să afle tot timpul acestei neînțelese aventuri de locul anume al ascunzișului Done Alba. Iluzia aflării sale în străinătate trebuia păstrată și față de ele prin același sistem de corespondență plăsmuit de mine, de asta dată în sens invers. Și atunci, care rămânea unica persoană de a cărei credință Dona Alba nu se putea îndoi nici măcar cu un fir de gând? Unica persoană ce nu avea să încerce, odată ce s-a legătuit astfel, nici prin cea mai neînsemnată aluzie, prin cel mai neobservat semn al figurii, s-o abate din drumul ei, se presare neîncredere în țelul voinței sale. Care? Cine? Dona Alba nu-i rămânea decât să pronunțe singură numele acestei persoane. Aici, tot etajul acesta avea să rămână al ei, al Donei A. Alba, pentru servitori și pentru oricine alții. Nimeni nu mai avea voie, nu mai avea îngăduire să urce treptele scării care duc aici, nici chiar plecata și supusa mea persoană, fără chemarea ei. Ea va fi acicala dânsa și de nimic nu va avea să se îngrijească în tot timpul acestei scurte sau îndelungi așteptări, așa cum zarurile lui Dumnezeu vor hotărâ și cum se va lumina capul maestrului, neîntrecut în logica sa de bară, George, fiul totuși mândrilor, aprigilor și încăpățânaților vlăstare voievodului Radu Șerban. Dar ea va sta aici, va locui aici sub acoperământul meu și în fiecare dimineață eu voi ști și mă voi gândi că ea este acolo, deasupra mea, în etajul suprapus existenței mele zilnice, așa cum cerul este suprapus vieții noastre pământești. Și fermecat eu însumi de acest nou și elegant ocol al pasiunii mele, spre divinui țel mă năpusi în goană nebună pe scări, căci de afară mă chema subțire și ușor prelungit apelul dulce al degetului ei pe butonul clopoțelului electric. Dona Alba a suit și acum singură, cu pas printen și grăbit, treptele scării mele, cu o familiaritate care îmi da fiori și mi umplea sufletul de funigeii celor mai dulci speranțe. Pentru că azi era cald, ieșise în rochie, o rochie neagră, mată și ușor pufoasă, care juca pe corp în acest repede urcuș, ca țesătura celui mai subtil elastic. Tot negrul ăsta mat, despre care învățații spun că e închis oricărei culori și oricărei lumini, era atât de elastic, se lipea atât de cald de orice mișcare, încât toată teoria savantă cădea de la sine. Negrul ăsta era transparent
și doamna Alba mergea goală, gonea goală spre dormitorul meu. Cu gândul înaripat de măestria rară a alcătuirii ei, după ce am dat din nou raport a ceea ce aranjasem cu agenția de voiaj, îmi cerui permisiunea ca să fac unele observații asupra rezoluției acestea de plecare, ce părea să-i dea multă însuflețire și dârdoră de acțiune. Doamna Alba, în cuvință puțin mirată, și atunci dădui numai decât drum elanului meu. Obișnuința de a avea succes în vorbire mă făcuse de mai multă vreme să nu-mi dau seama de el decât prin efectul pe care îl făcea asupra ascultătorilor și care, venind automat, nu mai îmi făcea evident nici el nicio impresie. Rare ori câte o formă nouă de exprimare sau de îndrăzneață săritură pe piscuri amețitoare de logică mă făcea să mă mai aud, în sensul estetic al cuvântului, și să mă contemplu ca într-o oglindă în gândul meu, ca un narcis al rațiunii pure. Dar acum fusei nevoit să mă aud tot timpul și să mă impresionez eu însumi de patetismul meu. Mai ales când atinsei coarda care trebuia să vibreze cu o finețe și o eleganță nespusă, fără a-și pierde cu nimic din intensitatea tragică a perspectivei de decădere ce putea să aștepte istorica familiei Ypsilon. Eu cred că atinsei cum de rară artă și sunt sigur că dacă s-ar fi nimerit aci să mă aprecieze austerul meu maestru, nu s-ar fi putut stăpâni să nu mă sărute. Javrele de rasă ale prințului Raul întunecă și mai mult clar obscuru acestui sumbru tablou, întocmai prin nota lor strident hazlie, deși abordată de mine cu prea strânsă compătare și dădu sfârșitului aspectul unui final de Edgar Poe. Doamna Alba mă ascultă cu mult interes, dar putui observa că interesul acesta se referea mai degrabă la talentul cu care vorbeam, decât la oracolul înfricoșător căruia îi dam glas. La urmă, evident, izbuti să o emoționez de-a binelea și credeam că i-am înfrânt radical entuziasmul, mai ales că rămăsese mai mult timp după ce terminai cu pornirile nehotărât, când deodată se reîntoarse spre mine, bucuroasă, dar pătrunsă în același timp și de o ușoară sfiiciune și înspuse. Nu știu cum să mă felicit că am izbutit să-mi câștig, fără să-mi dau seama, un aliat și un prieten de atât de mare talent. Îmi căută miezul ochilor cu miezul ochilor ei, iar când tocmai exulta mai intens, pregătindu-mă să-i explic în ce chip anume m-a putut câștiga nu aliat, dar rob, doamna Alba reluă cuvântul, amuțindu-mă și precipitându-mă din vârful înălțimilor pe care le cucerisem, în fundul celei mai sinistre și mai lipsite de ieșire, văgăund prin desăinuirea ce-mi făcu. Mai întâi ținu să mă încredințeze și, dacă lucrurile s-ar fi petrecut exact cum le văd eu, pornind de la premizele pe care pornesc eu, încă nu ar fi făcut ea primul pas către soțul ei, orice ar fi fost să se întâmple. O, cum a străbătut ca o suliță de foc acest orice ar fi fost să se întâmple, înțeles în câte și în câte feluri felurite. Dimpotrivă, l-ar fi așteptat ea pe dânsul, dacă îl convenea, la acidona Alba prelungi vocala terminativă, probabil încercând să evite cuvântul iertare. Împăcare, era rolul lui să vie, să o caute, să-i întindă ramura absolvirei și numai așa l-ar fi însoțit înapoi. Dar era inutil să se mai oprească și să cerceteze asupra unor astfel de posibilități, decurgând dintr-o situație care nu era cea adevărată. Pentru că situația adevărată se întâmpla să fie aceasta. Doamna Alba nu se afla atât de săracă, precum credeam, nici nu era deloc săracă, ba era cât se poate de bogată, poate mai bogată decât soțul ei. Adică putea să fie astfel la un singur semnal ei. Dar domnul George Adușerban nu știa nimic de acest lucru, nici anișoara, prietena intimă, nici Raul și nici nimeni altul, în afară de mama ei și acum de mine, în a cărui credință și discreție se bizuia prea mult ca să nu mi se destăinuie. Maestrului de asemenea îi descoperea abia acum acest lucru prin scrisoarea ce compusese și pe care avea să mi-o aducă mâine pentru a-i o preda după plecarea ei. Dar ea vrea ca taina să se păstreze și mai departe, rămânând numai la buna dispoziția maestrului ca ea să ajungă sau nu la urechea lumii. Această considerabilă avere, constând din titluri străine, din depozite numai în străinătate și din două imobile de raport la Paris, cumpărate cu câteva luni înainte de moarte, i-o lăsase Tudor Buzescu printr-un codicil secret al testamentului, codicil pe care îl trimisese în ajunul duielului notarului său la Paris.
Despre această avere a lui din străinătate nu știa de alminter nimeni, nici chiar fratele său, pentru că o dobândise evident posterior despărțirilor definitive. Pe de altă parte, lăsând aici o imensă avere aflătoare în țară, nimeni nu-și mai obosise prea tare imaginația să plece cu bănatul și peste hotare, pentru a-și face o idee mai apropiată de adevăr asupra totalului moștenirii celui căzut în împrejurări atât de romantice. Nici chiar Dona Alba n-a știut imediat după decesul și înmormântarea lui că a devenit o atât de bogată moștenitoare. Potrivit instrucțiunilor primite, notarul a înștiințat-o despre aceasta printr-o scrisoare închisă într-un plic fără antet și adresată doamnei Smeralda, căreia, potrivit dispoziției exprese a testatorului, îi revenea întreaga moștenire în caz când Dona Alba refuza să accepte. De atunci și până acum, acest magistrat, al cărui studiu e unul dintre cele mai de seamă ale Parisului, a avut grijă, cerând tribunalului Senei, un custode pe care l-a supravegheat tot timpul, de creșterea fondurilor prin capitalizarea și fructificarea veniturilor neîntrebuințate, întrucât Dona Alba a întârziat chiar până azi, evident, negrăbită de nimeni și de nimic, să se pronunțe într-un fel sau altul. Dar Dona Esmeralda, în urma sfaturilor unui preemerit jurisconsult pe care l-a dus incognito să-l consulte tocmai la Iași, a trimis o declarație autentică notarului, autenticitatea obținută la un tribunal din Oltenia, prin care înștiința că, întrucât o privește, ea acceptă moștenirea dacă fiica ei o va refuza. Iar lucrurile stau astfel de aproape 11 ani în această fază, Dona Alba având la îndemână, după lege, încă 20 de ani ca să spună da sau nu. Dona Alba ținuse-mi remarce, deși ca om al legii îmi dădusem imediat seama de acest lucru, nu numai grija fostului ei amant de a-i lăsa o avere considerabilă, dar și delicatețea lui sufletească, ieșind din amănuntul acesta atât de izbitor și la care el avusese tăria să reflecteze cu deosebită luare aminte, într-o zi de mare cumpăna existenței sale, al menajării ei de orice neplăcere casnică i-ar putea produce neașteptatul și ispititorul testament. Într-adevăr, socotind după timpul realizării lui, codul i-ar fi impus Done Alba, în caz dacă nu se hotăra să refuze, să vestească soțului existența actului pentru a primi din parte adeziunea meritată de acceptare. Or, asta ar fi însemnat scandal, divorț și poate și mai mult decât atât. Testatorul și-ar fi rezervat post-mortem această satisfacție sinistră și s-ar fi răzbunat implicit pe cel ce l-a trimis afară din lumea celor vii, o astfel de avere, punând în mare încurcătură pe aceea care, ignorând că de drept larg răgaz de gândit îi stă la dispoziție și temându-se în panica primelor momente să ceară avizul oricărui coleg de bară, cât de străin, al soțului său, s-ar fi simțit constrânsă să se pronunțe fără ezitare dacă o primește sau nu. Dar Tudor Buzescu a obținut în ceruri o satisfacție incomparabil mai puternică prin procedeul lui de adevărată distinție boierească, ce deosebire față de decăzutul Preda, mergând cu larea minte până acolo încât nu numai să asigure averea Done Alba, chiar în cazul când ea, zăpăcită de lovitură sau lipsită de imediat curaj, ar fi repudiat-o, acordând-o în acest caz mamei ei, dar ne lăsă neglijată nici măcar o bagatelă ca aceea a dorinței exprimată expres notarului ca vestirea acestui mare gest să se facă în chipul cel mai discret și mai puțin vătămător pentru liniștea sufletească și onorabilitatea Donei Alba. Iar toate aceste fapte, socotite și cântărite cu atâta meticulozitate, le plănuise și le determinase superbul om, cu toate că dibăcia lui cunoscută în luptă, precum și ascendentul pe care îl căpătase asupra maestrului, prin rănirea lui la Paris, Dona Alba știa de la Tudor, și asta mi-o spuse fără să-i dau vreo sugestie, că într-adevăr acolo tot o femeie fusese cauza diferendului, l-ar fi putut îndreptăți numai la astfel de măsuri de ultimă voință să nu se gândească în alte momente. Desigur, își găsise timp în ziua aceea să studieze și el codul, reflectă Dona Alba, cu ochii înnourați de lacrimi, cu atât mai mult cu cât un om care făcuse studii de drept ca dânsul, își da mai bine seama cât de subtilă și periculoasă e materia testamentelor, lucru de care a avut prilejul să se convingă repede ea, de asemenea în prima după amiază când doamna Esmeralda dăduse glas tuturor articolelor respective din legea subtilizată din biblioteca maestrului, în plină activitate la palat în acel timp.
Ascultam pe Dona Alba cu urechile înlocuite de două găuri deschise larg în creier, cu sufletul pe buze sau, mai bine zis, cu el dus pierdut. Așadar, avea dreptate când spusese prințul Preda că nu-i servește pensiunea de teama stupidelor lui amenințări. Cu toată dușmania celor doi frați, o femeie deosebită ca dânsa, deși nu intrase în stăpânirea avutului lăsat de Tudor, totuși nu putea gândi cu inima ușoară la fica nenorocitului de Preda, oricât acest nemernic își da osteneala să o extorcheze cât mai cu mult zel. La obținerea verii, cu siguranță că o și înzestra. Ținui să observă aceasta Done Alba pentru a-i învedera indirect de asemenea că toată opera mea de detectiv din acești din urma ani a fost aproape de prisos, iar marea mea scenă, când cu predarea scrisorilor, fusese o biată comedie oribil de caragioasă în care jucasem rolul îngânfatului ridicol. Dar atunci de ce venise ea la mine, atât de vădit dispusă la suprema concesie? Fusese într-adevăr o cursă abil întinsă pentru a-mi arăta cât sunt de ridicol și neputincios dacă, ascultând de glasul sângelui meu, m-aș fi apropiat tremurător de ea pe când sta în fața tabloului. Dar atunci de unde această atitudine prietenească, această încredere în mine, această rară satisfacție pentru purtarea mea de atunci, care cel mult putea să o impresioneze ușor, dar nu în aceeași intensă măsură, determinând-o la acțiuni mari și la astfel de destăinuiri? Iată nedumeriri pentru care nu voi lăsa pe Dona Alba până nu mi le va șterge chiar acum din sufletul meu din ce în ce mai uluit. Deocamdată ea vorbește de prințul Preda. Șnapanul m-a mințit și în privința fiicei sale, care nu era amenințată de niciun pericol. Încă în viață fiind, prințul Tudor, și asta pe când nu era vorba de niciun duel, depusese ceva la o mare bancă și chiar cumpărase un imobil destul de prețuit pentru fica fratelui său de căzut. Numai că stipulase prin actele de danie ca stricatul să nu aibă niciun amestec în administrarea acestei averi, care fusese dată sub îngrijirea unui consiliu de familie, descalificatul fiind nevoit să accepte și aceasta pentru dânsul dezonorantă situație. Ba chiar acceptase să fie pus sub interdicție pentru a-i se servi și lui până la sfârșitul vieții un mic venit din venitul incomparabil de mare al fiicei lui. Dumnezeule, ce actor mutra asta eminesciană! Ce bine mi-amintesc cum plecase ochii furiși spre fotografia fetei sale ca să-mi arate patetic ce-l împiedica să înceapă șantajul amoros asupra Donei Alba. Iar acum, dezamăgirea lui că trimisese în pensia direct școlii își limpezi bine rostul în mintea mea. La moartea fratelui său, el îi devastase casa și luase tot ce găsise acolo, între care și cutia cu scrisori ce și-o însușise probabil pentru valoarea cutiei, iar scrisorile nu le golise din lipsă de timp. Servitorii care nu erau ocupați cu înmormântarea n-au putut să-l oprească, într-o astfel de împrejurare, apariția unui frate bun și prin lege moștenitor direct al defunctului, neputând sugera decât legitimitate și respect, cu atât mai mult cu cât se pare că prințul Tudor nu pusese pe nimeni din ai casei în curent cu dispozițiile lui testamentare generale. Prințul Preda a avut multă vreme de petrecut și benchetuit cu prada asta macabră. Pe urmă, pentru că micului venit servit riguros, fără avansuri, nu-i ajungea pentru satisfacerea nenumăratelor lui viții și patim de îndărătnic risipitor, a început să studieze scrisorile și să evalueze ce venit i-ar putea aduce șantajul respectiv. Propunerile lui au venit multă vreme după ce Dona Alba și mama ei au fost puse în cunoștință de cuprinsul codicilului testamentar de la Paris. Totuși, pentru că Dona Alba nu putea să mărturisească soțului ei adevărul și nici nu găsise încă în sine puterea de a lua o hotărâre definitivă, a acceptat o întâlnire într-o grădină publică obscură, propuse de șantagist și s-a dus acolo cu doamna Esmeralda. Mi se pare că era în anul venirii dumitale la noi, preciză ea spre complicata mea stupefiere. Pentru a nu-i da curaj prințului să-și ridice pe viitor pretențiile, ea a acceptat numai pe jumătate exigențele lui pecuniare și, în fața aerului ei decisiv, el a fost nevoit să se învoiască și așa. În schimb, Dona Alba s-a legat să servească și pensionatului fetei rata lunară pentru întreținerea ei, prefăcându-se că nu știe de donația prințului Tudor, și asta pentru că nenorocitul își motivase cererea cu starea de mizerie în care se găsește fica lui. Dona Alba însă ținuse să luminească puțin, explicându-i net că face distinție între ce îi va da lui pentru el și ceea ce îi va da fetei.
și, într-adevăr, începu chiar de atunci să servească și pensiunea fetei, cu gândul că ea nu mai obținuse nimic prin testamentul lui Tudor. Astfel, veniturile ei principale n-aveau de ce să mai fie atinse până la majorat și puteau să sporească fondul. Banii erau trimiși din partea unei presupuse doamne Mănescu, care refuza să-și dea adresa, sub pretext că erau exprese a recunoștinței pentru o binefacere pe care bunicul fetei o făcuse cândva mamei acestei doamne. Îi desănui Dona Alba că, pentru a tempera desperarea prințului Preda, când el avea să descopere lipsa scrisorilor, și pentru a-mi ușura conștiința mea neștiutoare de toate acestea, deși, judecând drept, fapta lui nu merita nici mila pentru copilul lui nevinovat, expediasem și eu rata pentru o jumătate de an la pensionul cu pricina, asemeni sub un nume care aducea numai vacu al meu. Îți închipui, îmi răspunse Dona Alba râzând, ce încurcătură pe bietul Consiliu de Familie să stabilească acum ce binefacere va mai fi primit din partea bătrânului Buzescu, nou răsplătitor, pentru a-și aduce aminte de ea și după 30 de ani. Și acum Dona Alba îmi dădu în sfârșit, fără să o întreb, răspuns la ultima și cea mai de seamă din nedumeririle mele. De ce ocolise cu atâta băgare de seamă și meticulozitate scandalul, când avea totuși o poartă atât de largă de ieșire? De ce consimțise să vină la mine pentru recuperarea scrisorilor, când mai comod pentru ea era să facă ceea ce s-a hotărât să facă acum încă de atunci? Dacă s-a temut de furia oarbă a maestrului, de ce nu arăta și acum aceeași teamă, întrucât niciun motiv nou nu pare să îndreptățească vreo diminuare a ei? Începuse acum într-adevăr să iubească atâta pe maestru, încât, deși avea la îndemână cel mai minunat prilej de a-și satisface dorința ei, mereu nesecată de a călători și de a străluci admirată de toată lumea, totuși dragostea pentru el precumpănea oricare altă predispoziție sufletească? Da. Dona Alba iubise cândva pe prințul George Radu Șerban. Contrar celor ce se șoptea, îl iubise mult și luase din pură iubire. E drept că această alianță venea la timp să o țină într-o situație la fel de strălucită, ca și aceea în care se născuse, dar nu asta fusese motivul determinant. Ele, adică ea și mama ei, nu erau reduse la ultima stare a sărăciei, dimpotrivă, le rămăseseră destule bijuterii de valoare și uneia și celelalte, care valorificate le-ar fi dat posibilitatea unei vieți destul de ridicate și fără griji. Dacă prințul George n-ar fi fost așa cum e, sau cum a fost atunci când s-a hotărât să-i accepte cererea în căsătorie, fără îndoială că nu l-ar fi luat. E drept că mai pe urmă a fost decepționată de viața lui stricată și de înclinările sale autoritare. Asta a contribuit mult, desigur, ca tentativele prințului Tudor, pe care nu-l cunoștea înainte, dar pe care amintirile personale cu care soțul său împărtășea neobosit, au făcut-o să dorească să-l vadă, să aibă încă și mai multe șanse. Prințul Tudor i-a plăcut de la început, iar curtea asiduă pe care a și întreprins-o, chiar de la prima lor întâlnire de priviri, a putut ușor să o îndemne să-l cunoască mai de aproape, cu atât mai persistent cu cât o bănuială chinuitoare, mai de mult intrată în sânge, îi se părea acum brusc confirmată numai prin înfrățișarea zglobie și șegalnică a sinistrului adversar, despre care atât i se spusese. Pricina certei de la Paris fusese o femeie, lucru de altfel confirmat mai târziu de Tudor. Iubirea aceasta a fost sinceră și cu atât mai avântată și mai pătimașă, cu cât amândoi, fără să-și o mărturisit, erau înfricoșați de monstruozitatea ei. Dona Alba ar fi vrut să scape de această tragică obsesie, pe măsură ce își dea seama că sentimentele ei devin tot mai potopitoare și pe măsură ce se convingea tot mai temeinic, prin anume încercări puse la cale de ea, de puterea din ce în ce mai încleștată a sentimentelor celuilalt. O ieșire trebuia căutată, dar ce? Era greu de găsit ceva cu mintea limpede. Scăparea nu sta decât în lăsarea lucirii de nebunie să-și facă jocul ei. Vrând nevrând se vor trezi astfel duși de voia împrejurărilor, în mijlocul vâltoare, iar de acolo rămâneau să iasă tot prin miracolul hazardului liber căruia ei se dăduseră legați. Dar dacă urmau să se arunce cu ochii închiși în vârtej, unde o ieși să iese, firea ei romantică, aplecată peste marginea de prăpaste a aventurii, dorea un vârtej cu totul și cu totul deosebit, ceva ca la teatru, cu mare și elegant, prin originalitatea lui, decor de împrejurări. La vârsta ei, aproape de copilă, alimentată copios de lecturi bogate în asemenea substanțe,
Astfel de visuri îi se păreau legitime și firești. Dar schițele de aventură pe care le născocea iubitul ei, planul vâltorilor în care el îi propunea să se afunde, nu le găsea pe placul ei. Îi se păreau lâncede și oarecum obosite. Nu înțelegea ca un om inventiv și rapid, la gând și plin de entuziasm ca Tudor, să poată găsi numai atât, tocmai acum când bătuse ceasul hotărâtor. S-a simțit și ea descurajată și a bătut în retragere. S-a simțit atât de slăbită încât în minte i-a mijit chiar ideea că el ar vrea ca lucrurile să continue astfel și toate asigurările, protestările și demonstrările lui, ca bună oară refuzul de a primi căsătoria cu o partidă strălucită, aleasă chiar de ea, pentru a li se echivala situațiile, propriu-zis ca mijloc de încercare, de până acum nu erau decât de fațadă. Se pare că Tudor nu numai că a simțit această stare a ei de suflet, dar a bănuit deodată că e iremediabilă și totuși și-a pierdut mințile. S-a hotărât să treacă la faptă singur, fără ajutorul ei. Și într-o bună zi, la teatru, când s-au nimerit cu lojile vis-a-vis, a început să o fixeze îndrăzneț și îndărătnic. Ea însă s-a arătat indignată de purtarea lui și astfel, fără să vrea, i-a fost iarăși de ajutor. Întâmplarea, sau mai degrabă zăpăceala ei în acele momente, a făcut ca una din scrisorile lui să fie găsită de prințul George. Cuprinsul era foarte laconic. O chemare la întâlnire, fără titlu și semnată numai cu o inițială. Atâta lucru n-a ajuns ca maestru fulgerat de grozăvia surprizei să se convingă cu adevărat de infidelitatea soției. A considerat totul ca o sfruntată necuviință în plus a celui ce se arătase atât de provocator de onăz la teatru. A întreprins o severă, dar zadarnică anchetă printre personalul de serviciu pentru a descoperi pe cel ce îndrăznise să se pună în slujba prea curajosului obraz. Un schimb de cuvinte a avut cu acesta l-a edificat în cele din urmă că nu se înșelase, prințul Tudor lăsându-l să înțeleagă că totul nu-i decât îndrăcita lui cutezanță și nimic mai mult altceva. În zadar s-a mai străduit atunci doamna Alba să oprească lucrurile, însă când ele deveniseră ireparabile, a săvârșit și ea ceea ce numește crima ei, a dorit ca din luptă victorios să iese Tudor. Ajunsă la acest punct, simțit de datoria mea să-i mărturisesc că fusesem nevoit, fără intenția mea, să asist la lectura scrisorilor pe care prințul Preda ținuse atât de insistent să mi-o facă, așa încât, cum se prezentau împreună jurările de atunci, un refuz de-al meu i-ar fi dat un chip sigur de bănuit. De-al minteri, numai astfel puteam vedea unde prințul le ținea ascunse. Explicai pe larg în ce constau acele împrejurări, ferindu-mă deocamdată de a-i lămuri cum i-am câștigat încrederea acestui prinț și mai cu seamă în ce chip am putut să-l cunosc. Dona Alba m-a ascultat atentă, îmi descoperi printr-o ușoară încruntare a frunții că ar vrea parcă să o dumirez de un lucru, dar renunță să mă întrebe ceva și continuă să-mi descrie starea ei sufletească după tragica întâmplare și după vestea testamentului. Pentru că prințul George trecuse prin aceste teribile evenimente fără să ghicească nimic și, ceea ce e mai curios, fără ca nimic și nimeni să-i atragă atenția asupra substratului lor, ceea ce făcu pe dona Alba să creadă, cu drept cuvânt, că nimeni dintre cei din jurul lor, ca și cei de mai departe, care îi cunoșteau, nu prinseseră nimic din mersul și adevăratul sens al împrejurărilor trecute. Ea se văzu, prin însăși forța împrejurărilor, constrânsă la tăcere. Se simțea cumplit de vinovată față de bărbatul ei și cu cât vremea trecea și ignoranța lui rămânea aceeași, ca și exuberanța încântării de sine pentru faptul său cavaleresc, cu atât se simțea mai încercată de remușcări. Mărturia postumă a delicateței lui Tudor și a sfaturilor mamei sale contribuiau de asemenea să o determine la tăcere și așteptare. Nu a sosit momentul princios, avea obiceiul să spună doamna Esmeralda, care aflase îngrozită de aventura nemaipomenită a fiicei sale abia la primirea scrisorii notarului. Un răzgând s-a mai petrecut în mintea ei când prințul Preda și-a început mașinațiunile lui. Dona Alba crezuse și modul cum Tudor se purtase cu prilejul testamentului o convinsese de plin de asta, că scrisorile fuseseră arse de el în preziua ieșirii la câmp. Fără îndoială însă că acest frumos și brav om, care știculise cu atâta sânge rece rosturile moștenirii lui, nu avusese putere să arunce în foc în ultimul moment aceste talismane ale fericirii. Poate crezuse că distrugerea lor însemna moartea lui însuși și în momentul plecării la întâlnirea cu moartea le strânsese desigur la piept ca pe niște aducătoare de noroc.
Oricum va fi fost, oare simplă neglijență, cu neputință, reversul unui joc cinic mai de crezut. Scrisorile din cauza cărora până la vestea notarului Dona Alba trecuse mute, dar groaznice torturi sofletești, scrisorile existau și reapăruseră deodată amenințătoare. A fost nevoie aici de intervenția energică a mamei sale ca Dona Alba să nu facă de atunci ceea ce se hotărâse să facă acum. Doamna Esmeralda, care avea ideile ei în privința cinstei conjugale și care admira în ginerele ei pe un om de rar și robuste însușiri pe asemenea vremuri, a știut însă să o rețină, să o convingă să păstreze mai departe acest mister al trecutului ei. Bătrâna doamnă s-a gândit chiar la oarecare combinații cu unele rude îndepărtate pentru a ticlui o origină plauzibilă a acestei bogății neașteptate căzute cu hârzobul din cer. Pe urmă renunța la astfel de complicații, părându-i se neserioase și s-a hotărât în schimb să pregătească ea pe îndelete sufletul maestrului pentru groaznica revelație ce l-aștepta. Însă, cum era de prevăzut, chiar de la primele încercări s-a văzut constrânsă să bată în retragere. Mai pe urmă, liniștită despre partea prințului Preda, Dona Alba renunțase ea însăși la orice acțiune precipitată. Din punct de vedere material, moștenirea sta bine acolo unde era, dospindu-se și crescând prin ea însăși. I-ar fi vroit încă de mult să-și determine mama a primi în locul ei pe baza unei declarații de renunțare, dar doamna Esmeralda se temea nu cumva și o astfel de declarație să n-aibă valabilitate fără autorizație și apoi și așa sorgintea moștenirii nu era cu nimic acoperită. Lucrurile se lucidară mai târziu când Dona Alba a putut să accepte în secret, grație modificării legii românești, care avea preponderență pentru că testamentul era datat din București, privind capacitatea civilă a femeii măritate. Însă situația rămânea aceeași, cele două doamne, pe de o parte, neavând nevoie și pe de alta neputând întrebuința fondurile și veniturile ce li s-ar fi atribuit, fără a bate la ochi unui bărbat atât de bănuitor și a cărui persoană izbutise pe încetul, dar în bună parte, sub influența doamnei Esmeralda, să-și reia locul în gândurile și în sufletul soției sale. Și Dona Alba începu aici să-mi analizeze sentimentele ei cele noi pentru maestru, sentimente care, fără îndoială, nu mai atingeau adevărata iubire, fierbintea și orbitoarea pasiune, dar care erau destul de solid legate între ele, căci erau o mulțime, prin puterea obișnuinței, pentru a o face iar să tremure de aflarea teribilului mister. Ele o aduseseră la mine pentru a-și primi dovezile greșelei din trecut și tot ele, umflate de morala practică a doamnei Esmeralda, izbutiseră indirect să o determine să accepte chiar grava umilire la care s-ar fi putut expune atunci, numai pentru a ține necontenit ascunsă pata gravă a vieții casnice de acum un deceniu. Dar la momentul oportun m-am ivit eu, moralistul Chesterfield, cu morala mea de ordin mai înalt, mai sever, mai absolut, mai strict, mai pur, mai lilial, ori cum mai vreți să-i spuneți. Și am făcut ce se știe că am făcut, i-am smuls vălul de pe ochi, am îndreptat-o pe calea adevărului, eu curatul, eu apostolul, eu popa, eu mitropolitul, eu patriarhul, eu papa de la Roma. Mi-e cu neputință să ascult mai departe pe Dona Alba. Analiză, analiză și iar analiză. Și eu apar necontenit aici, sacerdot tal, cum nu se mai află. Iar timpul ireparabil fuge fără potol, fug necontenit și eu mă văd din ce în ce mai înnămolit în vorba și în cuvintele ei, în huma cleioasă a celei mai alese morale. Vorbim de un ceas jumătate și presim că, la un moment dat, odată cu vorba de încheiere, care va sosi dintr-un moment într-altul, se va ridica brusc. Colierul de perle va tremura atunci ușor și am va întinde mâna bunului rămas. M-a întreținut destul, s-a achitat de tot ce făcusem pentru dânsa. Va mai veni și mâine, dar atunci va veni pentru interesul ei exclusiv, ba nu, poate și atunci îmi va mai da o jumătate de ceas, o jumătate de ceas de autoanaliză, de proces moral răsturnat cu rădăcinile în sus, de elogii pentru marea mea probitate, pentru marele meu caracter, pentru puternicul dumitale suflet. Așa cum încheie acum, poftim. Pentru marele dumitale caracter, pentru puternicul dumitale suflet, zice ea tare, concomitent cu sfârșitul meu de gând.
Dar începutul frazei ei, vreau să spun, ideea din urmă la care se referă aceste ultime cuvinte, ce mașinal auzum i le-a confiscat și le-a adăugat gândului meu dezordonat și necuvincios, cu totul nepotrivit cu părerea ce și-a făcut despre mine, nu știu, nu l-am auzit. Însă trebuie oare să-l fi auzit neapărat? Cum nu știu? El se referă, desigur, la probitatea mea, la gestul meu, la frumusețea mea morală, iar frumusețea ei fizică, îmbătătoarea ei frumusețe fizică, s-a ridicat să plece. Și colanul de perle a tremurat într-adevăr ușor pe pieptul negru al rochiei. Mă scol la rândul ca din mormânt și îmi răsună necontenit în cap, a rămas numai mâine, a rămas numai mâine. Rânjesc și bâlbâi. Am crezut, m-am gândit când mi-a spus de moștenirea asta curioasă că atunci când m-ați vizitat întâi, atunci prinse mai mult curaj și graiul mi se închegă, că nemai având aceeași putere asupra dumneavoastră, ca în cazul când situația dumneavoastră materială ar fi depins exclusiv de soțul dumneavoastră, gestul meu de libertate și-a pierdut din tăria lui. Ce-ți trece prin gând? Mă întrerupse cu o ușoară încruntare a frunții. Și continuă după ce mă examină puțin, dar încordat pe sub gene. Dar ce au a face situațiile materiale cu acțiunile de ordin sufletesc? Despre moștenire a venit vorba din pricina voiajului meu la Paris, pentru liniștea dumitare, a grijei metaculoase ce văd că-mi porți. Apoi, privindu-și întreagă-ți silueta în oglindă, dona Alba reluă. Ți-am mai spus că învățământul tras din conduita dumitale l-am aflat în ziua următoare, la mine acasă, în singurătatea în care mă găseam. Aici însă, în fața dumitale, m-am simțit tot timpul neîncrezătoare și totuși copleșită. Și când m-am văzut în aerul liber al străzii, nici nu-mi venea să cred ochilor. Și totuși, pot să-ți mărturisesc ca o adevărată fiică a Evei ce mă găseam, când am ajuns acasă, nu m-am putut stăpâni să nu mă uit îngrijorată în oglindă. Dar asta a fost un mic incident fără importanță pe care a trebuit să-l regret amarnic în ziua următoare. Dumitale ți-l mărturisesc, apăsa aici pe vorbe, tocmai pentru a vedea cât de departe a ajuns progresul meu asupra mea însă. Și pentru că mi-am impus să nu-mi cruți nicio mărturisire înaintea severei dumitale judecăți. Bună seara, domnule Aspru! Dar înainte de a porni, ea nici acum nu se putu stăpâni de a-și privi imaginea în oglindă, calmă și surâzătoare, mulțumită că nimic, nicio clintire în perfecțiunea ei n-a fost cauza acestei diversiuni morale. Imaginea ei rămânea întreagă, frumusețea ei rămânea întreagă, dar astea toate nu erau pentru mine, nu mă priveau deloc. Eu rămâneam la rândul de nezguduit, pisc candid și auster de morală. Mă rezemai cu mâinile în birou și o opri cu chemarea sufletului meu. Dona Alba. Ea a revenit din pasul pe care îl făcuse și îmi consideră în ciudată, dar binevoitoare, zâmbetul mai degrabă schimonoseala fără culoare care îmi lumina figura. Aș dori să mai îmi spuneți un singur lucru și vă rog chiar să-l rostiți cu toată sinceritatea, fără nici cea mai slabă urmă de reticență. Promiteți-mi că îmi veți acorda această favoare și vă rog să nu-mi luați nume de rău, că acum mai stau să-mi iau astfel de asigurări asupra sincerității voastre. Întrebarea ce vă voi pune poate să aibă nevoie de astfel de asigurări. Drept răspuns, dona Alba, a cărei mirare de pe figură crescuse, se așeze din nou pe fotolul ei obișnuit și eu mă așezai asemeni în fotolul meu. Vreau să știu, doresc nespus de mult aceasta pentru împăcarea cugetului meu, țiu să aflu cum ați privit dumneavoastră pe cel ce vă vorbește acum, înainte de această prefacere sufletească pe care v-am produs-o la urmă. Vreau să știu în ce chip mă oglindea sufletul dumneavoastră de la sine, fără nicio intervenție a rațiunii și a flatărilor purificatoare. Dona Alba mă măsură zâmbind și ochii jucară puțin într-o parte. Zâmbetul îi îndoi și mai mult colțul buzelor când păru nehotărâtă de unde să înceapă. Pe urmă, sprâncenele se încordară iarăși ușor, ceea ce mă făcu să intervin din nou pentru a-i da curajul să grăiască fără niciun menajament. Întrebarea, mai degrabă rugămintea asta, vă fac în urma sugestiei pe care mi-a produs-o adineori chiar istorisirea dumneavoastră, că după ce ați plecat de aici prima dată, întâia voastră grijă a fost să vă uitați în oglindă, cum ați spus, îngrijorată. Dona Alba
care se aplecase adânc între brațele fotolului pe care se sprijineau coatele ei, își ridică ușor bustul, își prinse involuntar imaginea din oglindă pe care nu voie să-și o mai privească și, nevrând să mai privească nici la mine, își alese o direcție intermediară al cărei curs îi luară acum ochii ei. Încă nu vorbea, părea că adună amintiri sau încă nu era sigură dacă întrebarea mea e convenabilă. Iar eu așteptam galben ca un mort, cu răsuflarea reținută, teribila ei sentință. Pentru că întârzia încă, o ajuta iarăși. Mă socoteați atât de monstru încât purtarea mea vi s-a părut atât de opusă așteptărilor voastre. Vă rog să spuneți cea mai mare sinceritate în răspunsul dumneavoastră, doamna Alba. Și ea grăi. Într-adevăr, mi s-a părut monstruos procedeul dumitale, adică acea curioasă plăcere pe care ți-ai și împlinit-o, de a da de urma scrisorilor, de a descoperi secretul trecutului meu pentru a mă avea în puterea dumitale. Toate bunele gânduri pe care mi le insuflase despre dumneata, vărul meu, apoi soțul meu și chiar mama mea, s-au năruit atunci. Iartă-mă, dar pentru că îmi cer să fiu sinceră și pentru că îți sunt datoare această sinceritate, trebuie să-ți mărturisesc că atunci mi s-a revelat deodată vulgarul, plebeul odios pe care orice putere de inteligență și orice lustru moral nu mai izbutește să-l fasoneze sufletește. Iartă-mă, te rog, că-ți vorbesc astfel, însă nu te pot amăgi. A fost prea puternică impresia asta bruscă pentru a nu păstra și acum amintirea teribilă a gustului. Convorbirile acelea care au avut loc atunci, la prima masă ce ai luat la noi, mi-au năruit și mai mult această impresie, au împins-o până la exasperare. Mă chinui grozav în acele momente, astfel că atunci când mi s-a părut că lași să se întrevadă o mică portiță deschisă între noi, aceea a convenirii la tăcere, în schimbul a ceva care nu putea fi de ordin bănesc, precum putusem să deduc din purtarea dumitare anterioară, am acceptat în principiu. Era prea din calea afară de insuportabil ceea ce m-ai făcut să simt în acele momente, pentru a nu fi dorit cu orice preț libertatea definitivă. E drept că am îndurat destule frământări înainte de a mă hotărâ și la fapta propriu-zisă. Am cântărit mult lucrurile și mama nu era aici ca să-i stric toată povestea asta în față și să văd care mai e sfatul ei matern, ce era datoare să-mi dea în fața acestei calamități. Pe urmă, am început să mă liniștesc, încercând să găsesc o voluptate în hotărârea de sacrificiu, atât pentru liniștea casei și a bărbatului meu, cât mai ales a mamei, a cărei morală senină, dezinteresată și optimistă, mă hotărâi să nu mai întrunesc atunci când avea să revină cu istorisirea întâmplării prin care urma să trec. Doamna Alba făcu o ușoară pauză pentru a zâmbi în cele din urmă colțuri în care privea. Evident că a contribuit la hotărârea aceasta a mea și noțiunea precisă ce-mi rămăsese asupra talentului și inteligenței dumitale, într-un cuvânt asupra personalității dumitale în genere, din care, sunt nevoită să mărturisesc, nu pot omite aspectul dumitale fizic. O femeie mi-aș călca față de mine însă în cuvântul ce mi-am dat de a mă devota în întregimea adevărului, dacă n-a spune-o, nu uită niciodată acest din urma amănunt. Astfel mă gândesc ce s-ar fi întâmplat dacă prințul Preda și-ar fi manifestat și el dorința unui astfel de schimb. Fără îndoială că nici n-aș fi stat pe gânduri să dau atunci totul pe față și să fug bezmetică în lume. Puteți să vă mândriți. Roșie de această destăinuire, doamna Alba se retranșă deodată în dosul acestui plural, pe care la revenirea ei aci îmi făcuse prietenește favoarea să-l înlăture din vorbire, cu această sinceră destăinuire, așa ca orice don Juan de profesie, dar dacă mai rămânea în cazul acela un pic de suflet în dumneavoastră, ați fi putut înțelege cât de mult vă uram, cât de mult m-aș fi simțit dezgustată de faptul meu, de dumneavoastră, de mine însumi. Ați fi putut, desigur, să mă bat jocoriți fără să opun nicio rezistență, dar n-ar fi fost decât o pură bat jocorire, eu însumi vă bat jocoream în gândul meu și toată viața aș fi păstrat despre aceste clipe cea mai penibilă, cea mai îngrozitoare, cea mai sinistră amintire. Sinistru într-adevăr, sinistră voluptate și durere s-a auzit femeia asta atât de frumoasă, vorbind acum calm și teoretic de batjocorirea corpului ei, sugerându-ți ea însă splendoarea acelei monstruozități scăpate, făcându-se să ți se pară și să ți se învălmășească în minte atâtea orbitoare detalii ghicite și crescute printre aceste cuvinte, în vreme ce trebuie să stai asemeni calm și moral și să asculți mai departe descrierea savantă acestor divine orori.
Sângele meu, care mă pleznea cu furie de flux în furtună, drept în mijlocul urechilor și al tâmpelor, de asta dată el îmi desclește gura și vorbi pentru mine. Totuși, revenit acasă, v-ați privit încă o dată în oglindă, puțin contrariată că lucrurile s-au petrecut cum s-au petrecut. Și doamna Alba nu se ziză răutatea amară, șuierul sarcastic și vrăjmaș care dădu timbrul acestor cuvinte. Iar răspunse avântată, părând acum în siguranță la distanța aceea infinită la care ne găseam de aventura infamă prin care se crezuse constrâns a trece, că se complace în discuție, în această discuție pentru ea senină și teoretică. Pentru a explica acest involuntar gest, ah, ea dorea necontenit să explice, să despice, să scoată necontenit învățăminte din gesturi atât de spontane și omenești, pot să spui că o femeie, în cazul meu, s-ar fi așteptat numai la două lucruri. Primul, ca încercarea la care se simțea silită să-i apară ca puțin odioasă, să se petreacă măcar într-o înlănțuire de imponderabile plăcute prin ele înșile, astfel ca impresia de la urmă să fie cât mai puțin gravă, poate chiar peste așteptarea celei venite ca mielul la tăiere, de mai puțin inconvenabilă. Și doamna Alba își sublinie surâsul în fața acestui aspect al gândului ei atât de în contrazicere cu ura feroce și cu dezgustul sinistru de care împomenise până acum pentru odiosul siluitor. Așadar, gemu sângele în mine fără a-i mai putea opune nicio împotrivire, așadar s-ar fi putut petrece și asta. Doamna Alba tresări dinaintea cuvintelor și feței mele congestionate și nu știam ce să cred, din înfățișarea serioasă pe care o reluase deodată, dacă femeia asta nu-și râdea acum de mine în chipul cel mai chinuitor cu putință. Și totuși, eu o oprisem, eu o poftisem la această cumplită ședință de tortură, drace, ce pot să mai cred în astea toate? Și al doilea lucru pe care l-ar mai fi putut aștepta o femeie în astfel de împrejurare, continuă ea, începând să surâdă din nou gândului ce îi se desfășura acum, ar fi fost ca domnul care o avea în puterea sa să oblige doar să asculte chipul cu totul întâmplător cum a ajuns în stăpânirea obiectului de constrângere, în schimbul căruia ea se arăta gata să meargă până la suprema concesie. Evident, femeia va refuza întâi să asculte așa ceva, accentuă ea zâmbetul la tresărirea mea, afectând și mai departe rolul de nenorocită ori de resemnată pe care l-a decis să-l joace într-un cât l-a găsit mai nimerit decât pe celălalt. Dar pentru că el o are în mână, va putea măcar să o silească la atâta. Și dacă ea nu-i dă nicio atenție, nu vrea nici măcar să-l audă? Strigai, ridicându-mă îngrozit de pe fotoliu. O femeie niciodată nu va răspunde un da în adevăratul sens al cuvântului. Mă invită ea să mă reașez cu un elegant gest al mâinii. Un da complet. Ea poate să strige sușitare că nu vrea să audă sau poate chiar să-și astupe urechile, dacă îi place puțin teatru, eu te asigur însă că în cazul ăsta le va astupa în așa fel încât să audă și cel mai neînsemnat cuvânt. Dar pe noi nu ne pot interesa astfel de femei, permite-mi, te rog, să continui. Așadar, el îi va povesti totul de manieră să nu se întrevadă că a fost vreo rea intenție la mijloc, chit că poate, cine știe, a fost. Dumnezeule, doamna Alba îmi vorbea astfel, doamna Alba stătea în biroul meu, în fața mea, la un întins de mână depărtare de mine, și îmi vorbea astfel, ea, nu închipuirea ei, și vorbea calmă și neobosită, deși vorba noastră curgea neîntrerupt de două ceasuri. Iar ca o dovadă că bunele lui intenții au fost astfel și vor rămâne întotdeauna la fel, el îi predă obiectul periculos, știu ce, niște scrisori, o fotografie, un talisman intim, un obiect pe care ea trebuie să-l aibă neapărat în secretarul ei, în orice moment. Îl dă odată cu omagile lui și în același timp îi dă libertatea. E cu neputință ca femeia să nu-i mulțumească atunci, să nu-i strângă mâna și să nu-l declare prietenul și aliatul ei. Însă te asigur că ea vrea să spună prin aceste cuvinte mai mult decât poate să exprime. O astfel de femeie ar mai călca, poate, sub acoperișul în care a fost primit atât de civilizat și platonic, dacă imponderabilele de care ți-am pomenit nu s-ar opune cumva în vreun fel sau altul. Dar ăsta a fost cazul meu. Strigai fericit și luminat, desfăcându-mi larg brațele de parcă Duhul Sfânt s-a pogorât asupra-mi
și mi-a adus în sfârșit mântuirea prin glasul de argint al îngerului din fața mea. Iar doamna Alba reînceput de asta dată cu un surâs merit și cu termeni aproape biblici. Nu încerca să mă ispitești, domnul meu, pentru că învățătura dumitale a fost prea tare ca să poată să mi se șteargă ușor din suflet. Femeia de care ți-am vorbit s-a dus acasă și s-a privit fericită în oglindă. Frumusețea ei a fost mai tare decât orice pentru că a izbutit să biruie chiar un instinct ordinar. Pe când la noi, pe când în cazul nostru, crezoare că nu pot să fac distinția între el și cazul celelalte. Nu, prietenul meu sufletesc. Dumneata mi-ai deschis ochii și mintea nu asupra tăriei frumuseții mele, ci asupra joșniciei care se încuibase în sufletul meu, asupra minciunii care se lăsluiște acolo, evident, pentru că eram o biată femeie, îndată ce am ajuns acasă, m-am uitat speriat în oglindă, pentru a mă convinge dacă nu mă părăsise ceea ce o socoteam cu ușurință frumusețea mea. Dar ce avea să caute acea frumusețe la care mă gândeam eu? A doua zi mi-am dat seama de frumusețea cealaltă, pe care dumneata doreai să o întroneze în inima mea. Și m-am cutremurat din cap până în picioare de cumplita revelație. Și abia atunci am putut să te numesc prietenul și aliatul meu, franc și total, fără niciun alt substrat de gând frivol și meschin. Și atât. Doamna Alba a tăcut. Își zâmbește propriul ei gând, nemișcată pe scaun. Apoi se agită ușor. Văd prin oglindă cum își aduce în poziția firească piciorul stâng, pe care îl ținuse până acum deasupra celui drept. Dumnezeule, ce picior! Nu, doamna Alba nu poate să plece, trebuie să o rețin cu orice preț, trebuie să smul vălul de pe fața ei sau cel de pe fața mea. Dumnezeule, mai știe, dracu mai știe unde se află cu adevărat vălul pe care l-am aruncat prostește între noi la capătul savantelor mele combinații și ocoluri în tinereața neacurmată spre divinul ideal. Dar cum poți să rupi un văl așa dintr-o dată? Degetele doamnei Alba caută geanta pe birou. Și mă trezesc vorbindu-i de prințul Preda, desfăcându-i și dezvăluindu-i simțemintele ce acest nenorocit nu trea într-adevăr pentru dânsa, povestindu-i acum pe larg pe tot mersul tovărășiei noastre, mărturisindu-i cum i-am dat involuntar ideea predării scrisorilor și amintindu-i, dacă mai e nevoie, cum el a înțeles să facă marele gest, oprim pe cele mai importante pentru caz de nereușită și așa mai departe, ocol, necontenit ocol. De ce nu-i pomenești și de chipul cum l-am descoperit pe acest individ luând mâna dins după dânsa? De nu-i pomenesc și de cazul ce m-a muncit, de regretul grozav ce a urmat sugestii date involuntar a elegantului gest de predare. Pentru că vreau ca tot ea să aducă vorba despre asta, pentru că nu pot să mă smul din acest nemaisfârșit ocol. Dar acum se pare că am ajuns la capătul lui, pentru că, iată, am ajuns la momentul când ea poate să mă întrebe. Pentru ce l-ai luat înainte ca el să-și împlinească gândul ce-i sugeraseși? De unde puteai ști că el avea de gând să oprească pe cele mai periculoase și cine spunea că, până în ultimul moment, n-avea să se răzgândească și să nu mai oprească nimic? Și atunci puteam să strig, pentru că regretam că i-am dat această sugestie, pentru că îi descoperisem astfel ce aș fi făcut eu, pentru că te iubeam, ei, asta e, te iubeam, să lăsăm fărțărniciile și... Dar doamna Alba nu se gândește să-mi pună astfel de întrebare, oricât eu aduc de aproape de marginea gândurilor ei. Căci apare grozav de înspăimântată de ideea că prințul Preda ar fi putut nutri un astfel de gând, că a putut lua o astfel de hotărâre. Cum i-ar fi putut ea răsplăti? Oribil, face ea apucându-și mâinile. Îți mulțumesc din tot sufletul meu că i-l-ai putut smulge la timpul potrivit, pentru că ți-ai dat seama la timp că mobilul gestului cavalerești ce voia să facă pentru mine era atât de josnic față de curatele, superbele dumitale intenții. Ce oribil! Cum să-ți mulțumesc? Murmură ea, cu adevărat înfricoșată, frământându-mi mâinile cu mâinile ei calde, cu dulcea lor atingere de pură și castă recunoștință. Și timpul se aude necontenit cum trece, eu îl aud bine cu urechile acestea în care zbârnie roiuri întregi de viesp. Iar dacă ea nu face nicio mișcare, dacă nu se agită de plecare pe scaunul ei, e că hidoasa priveliște retrospectiva a iubirii prințului Preda o înspăimântă încă. Mâna ei îmi strânge încă mâna mea, dar acum nemișcat
și ea întreagă nemișcată a rămas cu ochii țintă într-un punct de ungher. Iar eu văd din toată această atitudine înfricoșată cât adevăr se cuprindea în spusele ei când afirma că aparența, personalitatea, fizicul în primul rând al demonului care o constrânge, pot hotărâ chiar pe o donă albă la o jertfă ca aceea la care se hotărâse pentru mine. Așadar se hotărâse. Îmi spun înfrigurat și totuși mâna cealaltă a mea nu se ridică să închidă ca o carapace de scoică între amândouă palmele mele, mâna ei scumpă pe care o țin zadarnic între degetele mele. Dona Alba zâmbește. A sosit sfârșitul? Se agită. Vrea să plece? Nu. Zâmbește, dar rămâne. Vrea să vorbească încă, mai are să-mi facă o destăinuire. Doamne, își mărturisește o veche amintire, o plăcută amintire, gândul ei, lumina justă a sufletului ei, când m-a văzut întâia oară, când marele dicționare mi-a scăpat cu atât de puternică larmă din mâini. Doamne, a râs atunci, a râs pe drum înainte, cu toate că sufletul ei era în mare cumpănă în acele zile. Dar întâmplarea asta, așa de nostimă și neașteptată, cât a limpezit sufletul ei, cât a cântărit cugetul în acele momente de descurajare și de teamă, când nu-și mai găsea stâmpări și nu mai știa unde să caute alinare. Zgomotul cărților acelora enorme a fost trâmbițarea frumuseții ei, a fost alarma farmecului ei înaintea spaimei necunoscutului, a fost afirmarea cunoștinței de putere acestei frumuseți a acestui farmec. O expresie de admirație atât de spontană, atât de caldă, atât de sinceră și atât de boacănă, i-a reamintit îndată cine e ea. Își amintește că, revenind de la vizita pe care o făcuse, fusese la mantul ei, fusese numai la vreo prietenă în apropiere de locuința lui, să fi fost ultima vizită la Tudor, întâlnirea cerută prin scrisoarea care a dezlănțuit duielul, puteam eu să o întreb și, în definitiv, ce rost mai aveau toate astea când i-am face înainte atâtea destăinuiri uluitoare. Își amintește că, revenind, m-a văzut de departe, din nou în fața liceului așteptându-o. M-a cunoscut tot după dicționare. Între timp, amărăciunea o invadase iarăși și n-a suferit să mă vadă din nou în calea ei. Tocmai atunci a trecut o mașină și a oprit-o. Și cum s-a văzut în mașină, cum tot curajul și toate speranțele i-au revenit. Când a trecut pe lângă mine, a căutat să mă privească doar cu coada ochiului, dar în acel mic colț al vederii a pus toată recunoștința ei. Și nici n-a putut uita prea ușor întâmplarea asta amuzantă. Ba, își amintește chiar că, mai târziu, când lucrurile s-au liniștit și când ea a trebuit să se ducă în aceeași direcție, era de asta dată în mașina de casă, iar șoferul a vrut să o apuce pe un drum mai scurt, ea și-a exprimat dorința să ocolească puțin pe la liceul acestei amintiri. Ai făcut asta? Ai făcut asta?" Îmi venea să-i strig, să mă ridic, să-i cad în genunchi, dar nu izbuti decât să-i strâng ușor degetele între ale mele. Dumnezeule, ce-am făcut?" Ea și-a retras mâna și-a împreunat-o cu cealaltă în dreptul pieptului, se uită zâmbitoare în oglindă. Va să zică, pleacă. Iată, a sosit iarăși această spăimântătoare clipă. Nu, continuă să vorbească, să-mi dezvăluie de-a lungul anilor părerea ei intimă despre mine. Când m-a revăzut a doua oară, privind-o stăruitor prin portiera automobilului care se oprise pentru că trimisese înapoi pe șofer să ceară o însemnare ce o uitase, nu m-a recunoscut, chiar i s-a părut îndrăzneață purtarea mea. Mi-a întors capul plictisită, dar atunci parcă i-a mijit ceva în minte. Și-a readus ușor privirea spre mine, dar m-a văzut preocupat să observ prin care poartă este șoferul. Cât de bine i-au rămas în minte toate aceste mici nimicuri. Și asta a intrigat-o și mai mult. Figura și aspectul meu general nu erau displăcute și apoi mai era și acea mijeală de gând care nu vrea să se lămurească. În momentul când a pornit mașina s-a luminat. Și deodată a cuprins-o regretul că nu m-a privit mai prietenos. Doamne Dumnezeule, Dona Alba! Dona Alba îmi spune astfel. Glasul ei grăiește toate acestea. Evident, întâi prietenos și apoi cu bine subliniată supărare că stăruiesc prea mult în admirația mea. Dar gândul că trebuie să mă fi oprit în fața casei ei nu i-a părut supărător. N-a putut, evident, să privească spre a se convinge prin ferestruica mașinii, dar m-a închipuit acolo, înfipt în fața portalului casei cu sumbră fațadă.
Dona Alba mă întrebă dacă mai îmi aduc aminte de toate acestea și dacă se înșelase. Doamne, cum mi le mai amintesc toate și încă ce bine văzuse. Acum e timpul, acum e timpul, răsună iarăși trompeta sângelui în mine. Dar pot să întrerup pe Dona Alba în această divină destăinuire? Doamne, cine știe unde poate duce această destăinuire? Se aștepta să mă vadă trecând prin fața casei. N-ar putea spune dacă acest lucru ar fi amuzat-o sau nu. Dar nu s-ar fi așteptat pentru nimic în lume să se pomenească așa cu mine în sala de așteptare a soțului său. Doamne, ce curaj! Și-a zis uluită. Dar pentru a-mi înfrâna zdravă și de la început acest curaj, mi-a reprobat îndrăzneala cu o cât mai severă înfățișare și o cât mai distantă trecere pe lângă mine. Înăuntru însă s-a simțit puțin neliniștită. Maestrul nici n-a spus că m-a angajat. L-a întrebat ea mai târziu, văzându-mă ieșind din sala de consultații și invitând pe clienți. El a confirmat cu un... Da, îmi face impresia unui băiat muncitor. Și atât. Dar ea se vede nevoită să mărturisească acum, pentru că toate aceste momente îi revin atât de clar în minte, că în ziua aceea s-a simțit foarte dispusă. Ce îndrăzneală, ce curaj, se minuna singură, privind figura atât de preocupată și de marțială a soțului său, care, evident, nu mai pomenea nicio iotă de noului slujbaș. Doamne Dumnezeule, era vis ce auzeam, ce simțeam eu acum. Nu. Dona Alba continua și chiar mi-a tras atenția, cu un fel de scuză, mai mult o cerere de îngăduință îndreptată către propria ei pudoare, că acum va urma ceva și mai copleșitor. Într-adevăr, acum se chinuia să regăsească atitudinea și primul ei cuvânt de răspuns când îi voi adresa primul meu cuvânt. Să fie de-a dreptul făgăduitoare asta, nu, niciun caz. Locul de mijloc îi se părea cel mai nimerit. Dar pentru un om atât de curajos și autor de boacăne ca mine, tot răspunsul sever, socotică, trebuie adoptat. Mai rămânea indiferența disprețuitoare, dar asta era scoasă de la început din joc. Însă ce aveam să-i spun eu întâi, de asta depindea totul ca răspunsul ei să fie cât mai potrivit cu planul ce-și făcea. Era teamă că în fața cine știe cărei îndrăznele ale mele, evident de cuvânt și fără doar și poate în afară de orice necuviință, în care caz era hotărâtă să se plângă soțului său, în fața cine știe cărui compliment neaștepta sau cine știe cărui salut exagerat, când aveam să ne pomenim singuri pe un loc, să nu-și piardă prezența de spirit și să treacă într-un domeniu vecin celui al atitudinii ce-și impusese. Temporizarea mea a făcut să se convingă, și mai bine, că nu eram chiar un nebun delegat, că admirația mea era profundă și sinceră, că gândul meu era precaut și temător. Iartă-mă că spun toate aceste copilării și mai ales că am putut să mă gândesc atunci la ele. Mă privia ca o lumină de rugă în față, ca cel ce-și potrivește uimit el însuși de năzdrăvăniile ce înșiră sălbăticiile unei copilării nebunești și oprindu-mi în același timp protestările care îmi clocoteau în suflet cu un semn care vrea să-mi arate că nu dorește încă să fie întreruptă. Așadar, continua, se găsea în fața unui grav și serios simțământ. În intențiile ei diminua la rândul severitatea răspunsului ce-mi pregătea cu câte o fracțiune de grad pe măsură ce impresiile sale despre mine se modificau tot mai în bine. Totuși, seriozitatea simțământului ce mi-atribuia o cam neliniștea oarecum. Eram încă o proastă și o copilăroasă, grozav de copilăroasă. Găsi ea, iarăși de cuvință să se scuze, cel puțin pentru a-și mai îngreuna franchețea acestei destăinuiri, pe care se hotărâse totuși să o ducă până la capăt. Spre adâncă ei nedumerire, temporizarea aceasta însă se prelungea necontenit. Dona Alba început să audă de primele mele succese juridice și, ea mă rugă din nou să o iert, ele nu mai înveseliră ca atestările rapide de la început ale maestrului că a găsit în mine un ajutor destoinic și muncitor. Nu mai eram umilul care ducea chiar o muncă de robot, numai de dragul de a se afla într-o apropiere care era scumpă, amenințat până să fie și îndepărtat la prima greșeală. Cât o înduioșase de mult, atunci soarta mea pe Dona Alba, când întrevăzuse în reținerea de la început, de a nu-i desplace printr-o nouă îndrăzneală deplasată. Asta i-a adusese chiar o pală de îndemn să mi se adreseze ea întâi,
întrebându-mă binevoitoare dacă îmi place această muncă grea. Dar veștile despre succesele mele se repetară necurma și asta îi tăia elanul. Se auzind cele din urmă și glasul maestrului, care tocmai începea să vadă în mine un asistent indispensabil și chiar un tovarăș. Și nicio manifestare de niciun fel pentru doamna Alba anume, niciun cuvânt strecurat în pripă, o nouă faptă boacănă, măcar de repetare semnificativă a întâmplării cu dicționarele. Nimic, nimic. Domnul, nouă rugăminte de iertare, călcase în casa asta pentru doamna admirată atât de stânga și de bufnitor pe stradă, pentru a se aprinde acii pe propriul lui meșteșug de pofta de a ajunge, de a domina. Vruse să o întrerup iarăși, făcându-i cunoscut episodul cu dosarul epsilanților, dar la semnul ei neliniștit mă hotărî să păstrez această ecletantă probă a sentimentelor mele pentru dânsa până la urmă, când va trebui să-mi acorde rândul de a-i descrie și eu evoluția sufletului meu în tot acest timp. Ajunseseră până la dânsa, își reluă doamna Alba vorbirea, vești despre succesele tânărului nostru secretar în familiile bogate ale capitalei, iar faima sa de avocat a crescut până la intimidare. Și atunci energicul om al acțiunii și al viitorului început să o dezguste. Ea a fost aceea care a tăiat soțului ei dorința acestuia de a-l chema uneori la masă sau la reuniunile prietenești din casa lor. O ezitare a avut când cu procesul anișoarei Sava, dar totul a fost trecător, iar la urmă toată bucuria pentru câștigul prietenei ei cele mai bune s-a preschimbat într-un fel de stingherire pentru siguranța de mâine cu care am dus la capăt și am prefăcut în acest succes ecletant făgăduința ce-i dădusem atât de concesiv și aristocrat. Unde mai era acum îndrăznețul și totuși nătângul plăcut tânăr pe care ea și-l închipuise intrând aici sub aparența lui de degajare cu inima cât un purice? Tot așa, n-a putut suferi la balul de la Lirii complimentele ce am rostit cu aerul sigur de mine. Iar în observațiile mele asupra acelei reprezentații în care tinere de neam mare se străduia să redea pe perfectul mitocan, ea descoperea aceeași afișare a satisfacției că am putut ajunge la o treaptă de unde chiar pot vedea puțin mai de jos pe cei pe care mai de mult îi vedeam de sus. Dar cu acel prilej mai lăsasem să-mi scape și o notă mai răsunătoare care pusese puțin pe gânduri pe doamna Alba. Amintirea întâmplării cu dicționarele și asigurarea foarte curioasă și neașteptată pentru dânsa că de atunci până acum mă păstrasem neschimbat. Mai lăsasem să audă și altceva cu acel prilej, ceva care ținea tot de îngânfarea ce nu-mi putea suferi, că aș fi gata să o apăr de nu mai știe ce temeri aș fi citit în ochii mei. Nu prea dădu totuși atenția cuvenită acestei noi manifestări de prezumțiozitate pe care crezu că e mai bine să o pună pe socoteala floricelelor de stil. Dar mai avea de răfuit o veche socoteală cu mine, doamna Alba. Venisem în casă ei pentru admirația pe care în sfârșit o împărtășisem sau pentru a-mi face strălucită cariera. Și de aceea îmi amintise cu puțină răutate și de recunoștința ce-o datoram soțului ei. Asta nu împiedicase însă să asculte cu încuvințare mustrările ce-și făcea atunci domnul George Adușerban, că nu încercase să mă apropie din alte considerente decât ale interesului profesional. De fapt, maestrul nu făcea decât să-și ia asupra-și dorința ei exprimată pe vremea când începusem să devin important, ca să nu fiu poftit vreodată la dânsii și nici măcar prezentat. Abia după procesul anișoarei, cu toate micile rezerve ce-și mai făcea, doamna Alba arătă că înclină spre schimbarea atitudinii, iar atunci la teatru, prințul George se găsi foarte bucuros să se facă ecoul ei. Însă numai decât după aceea urmă alarma revelatoare a prințului Preda. Și atunci doamna Alba înțelese în sfârșit că într-adevăr, într-o privință, nu mințisem la reprezentația de la Liric. Rămăsesem neschimbat, da, în dorința de a o cuceri, pe care a citit-o instinctiv în ochii mei și pe care orice femeie admirată o știe de la început, chiar dacă atunci nu o poate prea ușor întrezări, o știe ascuns acolo în ochii celui mai sincer și mai credincios adorator. Numai că schimbasem cu totul tactica mea de a ajunge la picioarele zeului mult dorit. Și asta însemna că mă schimbasem total eu însumi, drept credinciosul și prea adoratorul. Nu mai eram vlășganul lui mii dinainte și prea curajos din timiditate.
Dorința mea devenise stridentă și imperativă, eu însumi devenisem individul puternic, sigur de sine, care vrea să intimideze și să uluiască pe alții, care vrea să o intimideze și să o uluiască pe ea, care vreau să o fac să-mi cadă ea la picioarele mele, să-mi fie recunoscătoare cu sufletul și corpul, că atunci când sunt rugat și când vreau eu, știu să câștig procesele prieteniei sale, știu să câștig orice proces. Dumnezeule, nu-mi rămâne așadar să mă mândresc nici cu tentativa mea de proces pentru redobândirea averei ipsilanților. Oricât de încălcit, nu numai în fața justiției, dar în adâncul vieții unde, cine știe prin ce mijloace straniu de geniale, voi fi dat de acest nenorocit de prin spreda pe care l-am jefuit de scrisori. Dar cu aceasta procesul final a fost câștigat. Îl câștigasem, o învinsesem în această lungă și inutilă luptă. Recunoscuse că trebuie să se constituie prizonieră și venise înfrântă și umilită la ușa mea. Numai că sufletul ei, pe care o dobândisem așa de ușor, cu două cărți căzute și cu inspirația de a veni să mă angajez în biroul soțului ei, era acum departe, grozav de departe și nimic n-a mai fi fost de făcut pentru a-l aduce înapoi. Afară, evident, de ce am făcut, mă gândeam, dar acum, alungându-i trupul, în schimb, în depărtări considerabile, când, iată, la începutul acestui lung și fără sfârșit ocol, eram atât de aproape de ea întreagă. Iată, dar, scumpe prietene, toate simțămintele ce mi-au produs în suflet persoana dumitale, încheie doamna Alba, ridicându-se de pe scaun. Nu am putut să ascund nimic, pentru că unui om ca dumneata nu-i mai pot nimic ascunde. Am arătat în toată goliciunea mea, goliciunea ei, Dumnezeule, cuvântul ăsta m-a lovit în cap ca barda voivodului Radu Șerban, pentru a vedea cât am fost de rătăcită și de neînțelegătoare pentru înaltele sentimente ce cu adevărat nu trăi pentru mine. Mă vei ierta pentru că însuți ai dovedit de la început cât ești de rătăcit. Pe urmă, văd acum minunat de bine metamorfoza aceasta sufletească a dumitale, când ai cântărit ce fel de persoană era soțul meu, când ți-ai dat seama de ușurința cu care te-ai apropiat de marele lui suflet în raport cu aspra în bunăvoință și cu adevărat voivodala lui noblețe, când ți-ai dat seama apoi, întorcându-te spre aceea pe care o urmăresești de bună seamă fără gând curat, cât de departe, cât de rătăcită este și ea de acest mare și drept om, atunci te-ai hotărât să acționezi cu toată puterea și ai izbutit. Ce credeam eu că urmărești și ce urmăreai dumneata anume? Cum mai pot să mă gândesc la toate acestea și totuși să te privesc în față și totuși să strâng mâna? Eu plec acum din îndemnul dumitale, pentru că aștept ca el să mă cheme. Și mă va chema, nu mă îndoiesc. Și am nestrămutată dorință ca el să facă asta din propriul lui suflet, fără imboldul nimănui. De aceea am hotărât ca dumneata să nu fie acum decât vehiculul acestei cutii a păcatului. De aceea aș cer să nu adaugi un cuvânt, să nu faci un semn peste ce te-am rugat să îndeplinești. Vreau ca el să mă ierte, acum pronunță nesfiit și apăsat acest cuvânt, parcă se văd cum sufletul ei se umple tot mai mult de pocăință sub ochii mei, neajutat de niciun sfat, de nicio sugestie străină și să mă aducă înapoi. Iar eu aveam, în timpul acestor patetice ale ei declarații, senzația nici când mai vie acestui timp însuși care trecea pe lângă mine, învăluindu-mă și lăsându-mă necontenit în urmă ca un râu limpede, pe un stein al de piatră înfipt în mijlocul albiei. Întocmai ca atunci când luasem prima masă la dânsii, cu fiecare nou gest al ei, cu fiecare mișcare, cu fiecare nou moment al convorbirii noastre și al expunerii ei, al descărnării și limpezirii gusturilor și cugetului ei înaintea împlinirii unui mare act, eu simțeam, eu auzeam, eu înțelegeam numai un lucru: apropierea irevocabilă a sfârșitului, a despărțirii definitive. Dar mai era mâine la mijloc, mai rămânea această ultimă zi care putea să devină cea din tâi pentru un nou crug al existenței mele. Dacă mi-aș lua curajul, dacă mâine, în sfârșit, aș avea tăria să împung vitejește această crustă tare, ce mi-închide atât de ermetic și apăsător sufletul și gândul, pentru a lăsa să izbucnească odată tot conținutul lor azător. Mai rămâne și mâine acest delicios, acest eliberator mâine. Dar doamna Alba, care a pus sfârșit chiar încheierii lungei confesiuni, văd că întârzie încă să rostească terminul ultim, formula sacrală a deznădejdii, cuvântul de despărțire. Dar de ce deznădejde?
Încă nu poate fi vorba de așa ceva din cauza acestui sfânt, acestui divin, acestui hotărător mâine. Dona Alba nu se ornește din loc. Ea a rămas în picioare, în fața mea, cu mâinile înfipte la marginea biroului. Dar ea nu mă privește. Linia ochilor ei trece peste mine. Ea vede ceva deosebit deasupra mea, în zarea ferestrei, că întreaga ei față e scăldată de prea vie, prea nouă lumină, ca să nu lucească de o stranie putere, chiar în desimea acestui amurg prea avansat. Îmi simt inima întărindu-și bătăile în tăcerea amenințătoare, căci acum e ceva iminent și grav în fiecare clipă care vine. Ceva aduce acum Dona Alba, din dosul ochilor albaștri cenușii, care la cea mai neînsemnată depărtare, și mai ales acum, în mijlocul întunericului crescând, arca diamantele negre. Care va fi primul ei cuvânt când noul sfânt duh, care s-a pogorât asupra ei, își va lua zborul? Care va fi noua mărturie a iluminării ei? E de neauzit, de necrezut, de neînțeles. Dona Alba nu mai pleacă. Voi contramanda formalitățile de drum și voi despăgubi unde va fi nevoie. Dona Alba nu mai pleacă, rămâne. Dumnezeule mare, ea rămâne. Ce însemnează această îndepărtare strategică și lașă? Îmi relevează ea covârșitoarea inspirație, întrucât sufletul ei se poate socoti mântuit la adăpostul cu părete de mii de kilometri în fundul căruia vrea să se ascundă. E o ipocrizie și un caragios lâc în tot acest plan de operetă. E cel mai comod și mai ieftin mijloc de ispășirea unei odioase crime. Pentru că toată povestea vieții ei, pe care până acum mi-a turuit-o de asurda, se dea până pe un sâmbure de spaimă și oroare, și tocmai pe acela l-a tăinuit. Și asta este spovedanie, și asta este ușurare, și ce avea de gând să facă putea să fie ispășire. Dona Alba a săvârșit un omor. O mărturisește ea cu glasul ei dulce și înfricoșat, acum exaltat de mistică inspirată. O dublă faptă sinistră. Ea a lăsat să scape scrisoarea amantului ei la piciorul patului, pentru a fi descoperită de prințul George. Lângă ieșirea îndrăzneață a prințului Tudor la teatru, a dus și ea contribuția ei, fără să-l avertizeze, desigur, căci apoi pașnica lașității ei și a dezertării a cuprins-o și, până la urmă, i-a negat în fața soțului ei, a cărui moarte totuși a dorit-o, la un moment dat, cu toată puterea sufletului. A doua ei crimă în fața lui Dumnezeu. Iar prințul Tudor i-a înțeles slăbiciunea și a luat asupra lui totul, și a avut nobila și excesiva grijă ca și după moartei sufletul ei să nu fie tulburat de nimic. Iar la eroismul celor doi, acum când a bătut pentru ea ceasul liberării, al reînvierii după atâția ani de meschină prefăcătorie, o mlaștină întreagă de lașitate, cum vrea ea să iese la liman? Tot prin fugă, tot prin lașitate. Ea vrea să-i spășească, să se mântuie cât mai ușor, cât mai departe. I se pare îngrozitor de stupidă și de ridicolă această oribilă comedie, dar va avea puterea să-și dezvolte ea singură acuzarea în fața maestrului. Ea singură îi va aduce și îi va desface cutia păcatului, ea singură, cu glas tare și ferm și nu cu scrisocoliș și poltron, ei va dezvălui apoi tot ce nu cuprind scrisorile, tot ce mai știe pe deasupra de abominabil și de josnicie cugetul ei apăsat, până la ultima picătură de otravă pe care se va sili din toate puterile, va avea tăria, va trebui să o stoarcă. Adică, întocmai cum te așteptai de la mine să procedezi, înainte de a-mi da scrisorile. Și Dona Alba îmi întinse mâinile febrile, înfricoșate, care tremură de spaimă și de hotărâre. Mâine nu va mai veni. Mâine e ziua așteptării și a marii reculegeri. Ajunul dării socoterilor în fața teribilului justițiar, a voievodului cu ochi șoimeși și cu paloș ascuțit, disimulat de somptuoase vesminte, așa cum așteaptă de veacuri pe zidurile ctitoriilor, așa cum îl va lumina în ceasul suprem Dumnezeu. Mâine nu va mai veni. Mâine nu va mai veni. Dona Alba a ajuns la ușă cu pasul ei elastic și înalt. Afară, în holul etajului, eu ajung. Am dat drumul la ciluminii și am rotit mâna în jurul, încercând, negăsind astfel cum s-o întârzi din drumul drept și revocabil pe care îl imprimasem în chipul cel mai stupid. Și mă apucai imbecil, fără nicio introducere, să-i descriu întregul etaj și apoi îi mărturisi cu inima la gură, ca ce plănuisem să o fac să rămână, dacă s-ar fi înduplecat. Vreau să spun, dacă nevoia v-ar fi constrâns, mă corectai, să renunțe la Paris.
Aceea ar fi rămas de plină stăpână și nimeni nu s-ar fi apropiat de ea, nici chiar eu, fără chemarea ei expresă, ca un zeu în tabernacolul lui. Dona Alba opri ușor mirată privirea în ochii mei și îmi răspunse, fără interes, că poate ar fi acceptat propunerea dacă lucrurile ar fi fost așa după cum le presupuneam eu și nu i-ar fi venit marele gând să ia singură în piept voința destinului. În mine ar fi avut oricât încredere, se mai însufleție apoi, și s-ar fi simțit bucuroasă și liniștită să se știe sub de-aproape a mea ocrotire. Și dona Alba se apropie atunci de scară. Mai aruncă o privire în urmă-i, ca să mai vadă dacă poate tabernacolul era într-adevăr la nivelul înălțimii ei zeiești, sau poate să-și verifice o nedumerire asupra aerului bizar pe care trebuie să-l fi luat acum figura mea, și apoi început să coboare fără grabă. O urmam din dreapta, cu o treaptă două în urmă, și acum deodată, în tăcerea stângace pe care nu mai știam să o alung, mi se deschise limpede în trecut și în viitor cala pe care o urmasem ca și acum, alături și cam în urma acestei femei. Un asimptot era drumul ei necontenit, drept față de curba ușoară pe care o făceam în necurmata mă apropiere de dânsa, fără să pot atinge niciodată linia impecabilă a mersului ei. Eram întocmai câinele acelui geometric antic, care însoțea în goană din ce în ce mai puțin încovoiată fuga în linie dreaptă a stăpânului său. Un ram de hiperbolă care mergea să-și întâlnească tovarășa de țel tocmai la infinit, tocmai nicăieri. Și nimeni n-ar fi putut mai lesne, mai înfiorător căsca acest gol nemărginit în sufletul meu, ca această subită obsesie geometrică, fără mitură dintr-o carte recent citită, inspiratoare, de zădărnicie și descurajare, cu relativitate și filozofie matematică. Treptele s-au terminat și deschid acum dinaintea ei canaturile de geam lăcmat, care separă cele două holuri de jos. Cum i-am luat înainte și cum stau astfel în calea ei, mi se năzărește neașteptat această puternică tentație, căreia simt deasă dată nu îi voi mai putea rezista. Ce-ar fi dacă i-aș tăia deodată drumul Donei Alba? Ea crede că îmi face voie sau poate vrea să-mi arate că-și, sau să-și arate singură, cât de puțin tulburată se simte dinaintea marei sale rezoluții, cerându-mi și acele lămuriri privitoare la încăperile care dau în acest al doilea hol, iar eu îi răspund domol, cât mai domole cu putință, și îmi răspund și mie cu năstrușnica mea ispită irezistibilă. Un gest, a spus ea, un singur gest, nu lipsit de cuvință, dar îndrăznesc și hotărât, și drumul drept și drumul curb, care nu se mai întâlnesc de 11 ani, s-ar fi tăiat de la început. Un gest pe care l-a așteptat, un gest simplu, care n-a venit și care putea totuși înlocui toată această traiectorie greoaie, ocolită, stearpă, înfricoșătoare, care a revoltat simțul aristocratic al divinei principese. Un gest nu lipsit de cuvință, dar îndrăznesc și hotărât. Sau un cuvânt frumos ales. Și iată-ne acum, în primul hol, dar pentru mine în ultimul, în ultimul hol, în ultima sală de așteptare a existenței mele. O ușă și un neînsemnat vestibul ne mai desparte de văzduhul nopții și de clopotul lumii. Noroc că dona Alba vrea să-și completeze informațiile asupra aranjamentului casei mele. Mâine sufletul ei va clocoti de cele mai cumplite frământări și în zilele următoare ea va trece de voie bună prin cea mai grozavă cumpăna a vieții. Dar azi ea trebuie să fie senină, ea trebuie să rămână mândră și nepăsătoare, ea poate să se intereseze de lucruri fără importanță ca o admirabilă urmașă de domni în pragul celor mai grele încercări ale sorții. Un gest, un singur gest, sau, cum îi spunea ea, o îndrăzneală, o mică îndrăzneală, sau cine știe care omagiu neașteptat, sau cine știe ce salut exagerat. Și îngălbenit deodată, cu ochii rătăciți, îi apuc pe neașteptate mâna și o trag ușor spre mine, ca înaintea unui pericol iminent, ca de lângă o căscătură de prăpastie. Dona Alba, gem sugrumat, nu trebuie să faceți asta, nu trebuie să mergeți până acolo, nu trebuie să-i spuneți nimic direct în față, mânia asta întotdeauna ascunsă în trânsul mai mult decât în oricare și tremur pentru viața dumneavoastră, pentru minunata voastră frumusețe. Nu pot să vă las, dona Alba, șoptie aproape acum, strângându-i tot mai înfrigorat degetele ei reci în mâna mea fierbinte.
dar ea se desprinse ușor și zâmbi cu blândețe și compătimire, ca celui care stă gata să cadă tocmai la sfârșitul drumului greu. Nimic nu mă mai poate opri, domnule Aspru, nimic. Doamnă, strigai, doamnă, dar abia acum îmi dau seama încotro mergeți. Vă duceți la... nu îndrăznești nici să rostesc acest teribil, acest negru cuvânt. Și n-aș putea să-mi iert niciodată că eu, inconștient, v-am îndreptat într-acolo. Inconștient, inconștient, ei da, ca un inconștient. Dona Alba mă măsură iarăși cu zâmbetul ei, care mulțumea desigur pentru această efuziune foarte naturală la un biet om, la un biet căzut de pe înălțim de voință, în mlaștina sângelui și a cărnii, dar care îi spunea limpede, în același timp, că nu mai e nimic de făcut. Și răspunsul ei la toată aceasta, pentru ea bâlbâire de spaimă, ignobilă și măruntă, fu doar atât. Își destinse pasul și porni. Și acum ne-am oprit la ușă, în dreptul ușei. Zâmbetul ei e același, ba pare că a crescut. Și a crescut odată cu el aceeași compătimire pentru mine și aceeași dârză încăpățânare. Dumneata crezi că el nu va ierta? Întrebă ea, lăsând să se audă parcă un fel de șuierat în glas. Și continuă, fără ca o clipă să se umbrească această insolită expresie a feței pentru cuvintele ce rostea, ca și când și-ar fi făcut o plăcere să zgândere singură pericolul spre care alerga. Oricare ar fi fost altul, cine știe, dar tocmai acela care în două rânduri l-a rănit în cel mai intim și mai exclusiv simțământ, poate pentru el în cel mai sfânt, eu înclin capul și repet ca un ecou, în cel mai sfânt, Dona Alba parcă a tresărit. E lumină mare în holul acesta și ea e înaltă și dreaptă și pare acum puțin turburată de privirea și de glasul meu. O singură îndrăzneală, o mică, o neînsemnată îndrăzneală sau un cuvânt neașteptat, 11 ani de ocol deșert, traiectoria, asimptot, repet tare, pentru toți cel mai sfânt. Dona Alba dă un pas înapoi dinaintea pasului și a ochilor mei. Am întins mâna spre umărul ei și atunci a apărut că se dumirește și s-a uitat involuntar într-acolo. Cine știe, o pată ușoară de var sau de praf și se uită mirată la umăr că nu vede nimic. Dar mâna mea s-a și strecura ca un șarpe pe sub brațul ei și apoi, dintr-o mișcare sigură, i-am acaparat spatele de-a curmezișul. Și fulgerător, cealaltă mână a ridicat-o în același timp petrecută pe după cotul lungilor picioare. O expresie de uimire, de stupoare, s-a imprimat pe figura ei înlebnită, crispată, magnetizată de figura moralei nebunite. Și buzele ei n-au apucat să se miște decât într-un incomprehensibil suspin de stupoare, că buzele mele le-au și apucat în lacuma lor ventuză. Asimptotul s-a putut așadar uni totuși cu brațul de hiperbolă. Imposibilul din geometrie a fost rezolvat. Chireie triumfal mintea am scoasă din țâțâni. Numai niciun cuvânt să nu se audă din gura aceasta cu gust de piersică nouă, care a rostit până adineaori atât de grave decizii. Și de aceea, ca un aspirator ermetic, gura mea absoarbe orice blestem, orice geamăt, orice sunet. Iar mușchii sunt de oțel. Oho, Dona Alba nu-i mica voicuța, mai ales pe înaltul unui întreg etaj de trepte. Dar hamalul de demult duce ca pe un fulg delicioasa povară. Unul din brațele Donei Alba e liber, ar putea să se agite, să lovească, să zgârie, să apere cu ultima putere a disperării. Dar el s-a lăsat moale în jos și atârnă neputincios și minunat de romantic când îl vezi astfel prin marile oglinzi. În dreptul ușilor, mă întorc cu spatele și împing, apăs cu cotul, cruț pe Dona Alba de cea mai neînsemnată izbire, de cel mai mic fir de neplăcere. Mâna ei a cedat, desigur, nu e deloc aristocrat și elegant să zba și să zgâri, dar ochii ei, ce zic ochii ei? Asta e întrebarea la care simt grozav nevoia să am un răspuns acum. Îmi aruncă tot disprețul teribil la acela pe care l-am ocolit timp de 11 ani sau încuvințează și ea ca și brațul răpuși de voluptate. Nu pot să-mi dau seama, pentru că n-am sub ochii mei delatați de energie și voință întreaga ei față. Gura mea continuă să-i stăpânească complet gura ei și asta e toată tăria de care trebuie să dau dovadă până la capăt. Mi-am înclinat așadar capul într-așa fel ca să-i las liber nasul drept de grecoaică. Dar nările mele stau prost de tot și dacă n-ar fi această considerabilă voință, simt că n-aș mai rezista până la urmă.
simt că m-aș prăbuși cu ea pe treptele de piatră. Și iată că, la capătul scării, într-adevăr sângele mă părăsește, dar mi-a fost de ajuns să ridic puțin capul și să-mi umplu dintr-o sorbire plămânii de viață, ca apoi, dintr-o mișcare sigură, ca o felină dibace, se cuprind iar buzele în carapacea umedă și catifelată. Ca o felină uriașă, m-am văzut într-adevăr trecând pe dinaintea înaltelor oglinzi, cu gura înfiptă zdravă în fața omenească. Din poziția ei, Dona Alba nu poate vedea acest tablou sălbatic, dar dacă l-ar vedea, oare s-a scârbi într-adevăr de naturalețea stridentă a acestei priveliști de junglă? În schimb, sufletul meu e fermecat de imaginele cu care mă întâmpină minunatele oglinzi întreagăt. Genunchii divinei mele prăzi s-au golit amândoi de acoperământul lor lunecător și moale, și pulpele strânse bine în transparența mătasei gri descoperă acum în întregime unduirea lor amețitoare. Am dus astfel pe Dona Alba până la divanul din dormitor, unde nu arde nicio lumină. Și buzele mele au aspirat iarăși, numai odată, larg și din plin, ca să-și ia provizia din urmă pentru lupta aceasta dusă corp la corp, strânsă, înăbușită, fără cruțare. Mai mult însă zadarnic s-a zbătut fața Donei Alba în dorința de aer, pentru că acum, în nesfârșitul sărut, în întuneric și în hârjoană, așezarea capetelor noastre se schimbă într-una. Astfel, corpul a trebuit să se supună repede, parcă grăbi să treacă odată în sfârșit prin această dură încercare. Dar liberarea lui și a ei n-a venit decât abia mai în urmă, după ce s-a scuturat până la ultima zvâcnire de spasmul prelungit. M-am retras atunci până la ușa biroului, așteptând acolo prima mișcare a trupului rămas inert pe canapea. Într-un târziu, Dona Alba a tresărit. S-a ridicat șovăitoare, izbutind cu greu să-și proptească degetele în învelișul persan al divanului. A ridicat întreagăt unicul intim vestmânt de care o despuiasem, dar, simțindu-mă în ușă, s-a îndreptat nehotărâtă spre ușa dimpotriva, sărit de baie unde a dispărut. Am traversat atunci dormitorul din câteva salturi și am așteptat-o acolo lipit de părete. Și când ea a ieșit după puțin, am cuprins-o din nou pe neașteptate, repezindu-mă din spate și oprindu-i iară spaima cu gura așa cum o adusesem până aici. Am plimbat-o astfel ca pe un copil în lung și în latul odăii. Ochii nici de data asta nu-i puteam vedea, deși acum întunericul era despicat de fașa de lumină ce pătrundea prin ușa întredeschisă a biroului. Numai când străbăteam fașa, simțeam că mă privesc, dar graiul lor de acum era cu neputință să-l caut, să-l ascult. Acum nu mai fu nicio luptă corp la corp și când Dona Alba a dispărut din nou în baie, o auzi deschizând comutatorul electric și încercând robinetele. Eu o pândeam la ușă mut, căci toate scenele acestea se petrecuseră în cea mai deplină muțenie. Când am văzut că întârzie, mi-am găsit timp să dau drumul mare luminei. Apoi m-am întors la locul de pândă și pentru a treia oară am cuprins-o în același fel. Dar acum o plimbam în plină lumină și vreau să-i văd ochii. Însă ea îi acoperise cu largile, cu lung îngenatele ei pleoape. Ispita era prea mare ca să nu-i părăsesc pe neașteptate gura și să nu acopăr de sărutări aceste rotunde încercănate și calde clape ale vieții. Și gura ei rămasă liberă, putu să rostească, să șoptească în sfârșit prelung, înfiorat, primele cuvinte. My dear. Am așezat-o atunci pe divan și m-am aplecat asupra ei, să-i povestesc totul, să-i dau pe față totul, să mă lapă de toate aberațiile și strategiile stupide, să mă dezvinovățesc de toată morala. Dar ea mi-a apăsat obrajii cu degetele întinse și mi-a șoptit ușor, irezistibil. Sss, nicio vorbă. Și după ce mă privi lung, transfigurat, continuă ca în extaz. Nici azi, nici mâine, nicio vorbă. Mâine voi fi iarăși la tine, dar nu ne vom spune nimic, nu ne vom mai gândi la nimic, nu vom face niciun plan și nicio punere în scenă. Și când el va veni, vom merge în fața lui și îi vom spune totul. Voi începe eu și voi descoperi trecutul, iar pentru prezent va fi rândul tău. Pe urmă nu mai spuse nimic și mi-a oprit și mie orice cuvânt, apăsându-mi obrajii cu degetele lungi. Și în tăcere de moarte, sub marea lumină a tuturor becurilor, i-am descoperit atunci rând pe rând toate frumusețile ei ascunse și toate au căzut rând pe rând pradă lăcomiei gurii mele, din creștet până la genunchi și din gleznă până la sâni și iarăși și iarăși, de la umeri până în mijlocul blond pălit. Dona Alba
Se ținu de cuvânt și veni a doua zi, rămânând la mine de la 5 după amiază și până la 11 seara, când primi, ca și în ajun, să o duc până în apropiere de casă. Refuză și de asta dată, cu toată logica argumentelor mele potrivnice, să mă lase să o însoțesc până în fața porții, sub cuvânt că nu înțelege ca și servitorii să fie puși în curent cu gândurile, cu drumurile și cu viața ei. Apoi nu mai văzui până la evenimentul tragic care urmă. Rămăsese să mă înștiințeze la telefon, în orele de dimineață, când mă știa acasă, ziua și ceasul când trebuia să mă înfățișez la palatul cu sumbră fațadă. Dar zilele trecură și așteptarea mea a fost un zadar. Totuși, ceva trebuia să se petreacă în posomorâta locuință. Maestrul nu se mai prezenta nici la procesele lui favorite, iar clienții lui îmi spuseră că erau trimiși la mine de la ușă, de către fecior. Cred că m-am purtat cu vrednicie în acele teribile zile, îndeplinindu-mi activitatea profesională și sublinind și pe maestru în afacerile lui, cu o fermitate care nu s-a dezmințit un moment. Numai seara și întotdeauna până noaptea târziu, când îmi regăseam singurătatea de plină pe divanul supremei mele fericiri, îmi aflam refugiul atâtor gânduri negre și presimțiri în evocarea neîntreruptă a chipului Donei Alba, a albei goliciuni și a mângâierilor ei leneșe și cutremurătoare. Și chiar când într-un colț răsărea deodată chipul de păpușă de ceară, bărboș și însângerat ca o figură de muzeu al prințului George, sau într-un părete începea deodată să se învârtească într-o iuțeală amețitoare cercurile concentrice de foc, în mijlocul cărora porneau numai decât să curgă cele 100 de gloanțe fără greșe a pistolului său, gândul meu, rătăcit câteva clipe printre aceste îndărătnice vedenii, făcea sforțări disperate să recapete sfânta imagine pierdută, ce revenea apoi, închegându-se din zare ca o ființă vie, aducând un balsam de alinare și speranță. Iar în dimineața zilei a patra, după revenire, maestrul își curmă firul vieții cu revolverul lui fără greș. Doamna Smaralda, sosind în aceea zi de pe seară, chemată telegrafic de fica ei, care avusese tăria să se dispenseze până și în zilele de tragică încordare ce urmaseră teribilei destăinuiri, de asistența și încurajarea chiar a mamei sale. Abia după sosirea bătrânei doamne, dona Alba mă chema la dânsa, cerându-mi să-i dau tot ajutorul. Apoi se retrase repede, lăsându-mă cu doamna Esmeralda să trecem în revistă grijile și trebuințele înmormântării. Între hârtiile maestrului se găsi modificat Vechiul Testament, prin care lăsa întreaga avere soției sale în felul următor. Una din moșii rămânea doamnei Smaranda cu rugăminte să aibă grijă de pomenirea lui creștinească, prințului Raul îi lăsase 500.000 de lei, iar mie toată biblioteca lui juridică. La aliniatul care mă privea pe mine, recomanda tuturor clienților săi să aibă nemărginită încredere în talentul și onestitatea mea. Restul averii rămânea tot Donei Alba, pe care o binecuvânta, urându-i să rămână veșnic frumoasă. Și astfel, gelos pe sfârșitul rivalului său, și acest urmaș de prinț știu să-și stingă veninul crâncen din suflet, cel puțin tot așa de demn și elegant. În ziua îngropării nu îndrăzni să mă uit la Dona Alba, vorbeam amândoi ca și în ajun, privind și unul și altul într-altă parte. Dar mai ales, căutai să o ocolesc pentru a evita chiar orice vorbă, după ce, printre alte cuvântări funebre, adusei și eu salutul meu de fost emul maestrului care ne părăsea. Eu îmi dau seama că am pus în vorbirea mea, și toată lumea îmi confirmă asta mai pe urmă, suflet înalt, vibrantă și sinceră durere. Evident, nu mă referi decât la contactul nostru de birou și de bară, la marele merit care se pierdea, însă în lăuntrul meu mă simțeam nespus de stânjenit. De altfel, putui observa că și ea și-a impus aceeași conduită, mai ales că părea mult abătută și izbucnea din senin în lungi plânsete. După înmormântare avusei noi convorbiri cu doamna Smaralda, care mă reținu la masa de seară. Dona Alba însă nu se arătă. Invitările la masă continuară și în restul săptămânii care urmă, însă Dona Alba se ținu strict de obișnuința ce-și luase de a nu se găsi singură cu mine prin loc niciodată. De altfel, nu mai vedeam acum decât în timpul mesei pe la prânz, când de obicei mai găseam cu dânsa în afară de doamna Smaralda pe anișoara Sava, ori chiar și pe tatăl acestea, precum și alți musafiri. Mi-era astfel cu neputință să pot afla amănunții de la ea cum se desfășurase scena groaznicei mărturisiri
și mai ales motivul pentru care mă înlăturase pe mine din periculoasa întreprindere ce ne legasem amândoi să săvârșim, fapt despre care testamentul maestrului nu mai lăsa nicio îndoială. Depășise orice margine mânia prințului în fața primei revelații, pentru ca o inimă omenească să mai fie în stare arunca în clocotul disperării lui și pe a doua. Sau în ultimul moment, dona Alba se gândise să mă cruțe de tragedia care și-ar fi canalizat poate dezlegarea cumplită în sancționarea delicioasei și în veci neuitatei mele nelegiuiri. În van mă frământam să aflu vreo dumirire. Când stam în casa donei Alba, doamna Smaralda nu se mișca de lângă mine, iar când chemam aceeași casă la telefon, îmi răspundea doamna Smaralda, pe care fica ei o ținea pe semne nedespărțită de dânsa. Dona Alba hotărâse ca în camera în care își găsise sfârșit soțul ei, dormitorul lor, să ardă zi și noapte, timp de un an, două mari lumânări și sfeșnice grele bisericești. Câte o astfel de lumânare trebuia să ardă 6 luni în fosta cameră mortuară, un mare salon, precum și în birou. Ea se mutase în apartamentul mamei sale. Vara ne despărțirăm, amândouă plecând la moșie, iar eu la mare. Încercai atunci, prin accentele sincere și pătimași ale scrisorilor mele, să fac pe dona Alba am limpezit taina, dar i-am răspunse foarte pe larg, numai la prima, descriindu-mi zbuciumul ei în acele momente. N-a avut puterea să privească în față pe maestrul când a început mărturisirea. S-a lăsat pierdută pe un scaun, a închis ochii și a început să turie ca pe o lecție învățată. La cel mai mic zgomot care venea din partea lui, ea strângea și mai tare ploapele, așteptând detunătura pedepsitoare. Și când vedea că nu vine nimic, continua. Ochii i-a deschis când el a întrerupt-o cu vorbele, vreau să văd scrisorile și testamentul. Și ea i le-a dus fără să îndrăznească nici atunci să ridice ochii. Și când el a întrebat-o foarte calm și foarte blând dacă mai are ceva de adăugat peste cele spuse și peste conținutul scrisorilor, ea i-a împărtășit hotărârea ei irevocabilă de a-l părăsi, apoi a izbucnit în lacrimi, s-a apropiat de el orbește din cauza plânsului și a căzut în genunchi cerându-i iertare și sărutându-i mâinile. El și-a lăsat capul în palmă și a rugat-o să lase singur. Chiar din seara aceea, dona Alba s-a mutat în apartamentul mamei sale. La masă, prințul n-a venit decât în 2 rânduri, dar n-au schimbat niciun cuvânt împreună. În ajunul sinuciderii a bătut la ușa ei, a intrat atât de descompus că ea s-a speriat. În mână ținea cutia de scrisori pe care i-a predat-o. Apoi a dat să spună ceva, dar și-a mușcat deodată buzele și ochii s-au umezit. A ieșit repede. Dona Alba n-a dormit toată noaptea și probabil nici el. S-a sinucis în zorii zilei, așa cum știam. Și atât. Despre mine nimic. La scrisorile următoare, în numele fiicei sale, îmi răspundea necontenit doamna Smaralda. Când revenirea toamna târziu mă prezentai chiar în ziua sosirii să le aduc omagiile mele. Scăpasem de la tribunal cam târziu și feciorul mă introduse în fostul birou, unde mai ardea încă groasa lumânare pusă din ordinul donei Alba. Mobilierul vechi fusese înlocuit, căci mi se dăduse mie, odată cu cărțile, și dulapurile de mahon și cristal. Din noul decor îmi atras atenția o oglindă mai mare de înălțimea unui om, putându-se mișca pe un ax înfipt într-o ramă de o rară artă. Trebuie să aștept aici ceva mai mult, pentru că atât mama cât și fica se aflau în oraș, unde plecaseră să viziteze o amică și rubedenia doamnei Smaralda, pe cât mi se spuse bolnava. Nu știu dacă revenise doar dona Alba, dar mă pomeni numai cu ea singură intrând răzătoare. O clipă stătui în mărmurii de frumusețea ei în mare doliu, în cadrul oglinzii, ca într-un tablou de renumit maestru. Mă întorsei apoi repede și mă înclinai până în pământ. Dona Alba înaintă veselă spre mine cu amândouă mâinile întinse. Te uitai în oglindă? Mă întrebă ea. Nu e bine lângă o lumânare care arde pentru un mort. Lângă dumneata, mă dezobișnuisem să o tutuiesc, nu mie și nu mi-ar fi fost teamă de nimic niciodată, îi răspunsei cu toată seriozitatea. Și niciodată sufletul meu nu se va simți împăcat de mâhnirea că insignifianta în prezența a fost eludată dintr-o grozavă împrejurare, de care eram direct responsabil, și mai ales că această eludare a fost săvârșită de cineva anume de care nu mi-aș fi putut închipui niciodată că m-ar mai putea îndepărta de la oricare din acțiunile ei. Sigur? Sigur, domnule moralist, care-ai jignit grav orgolul meu feminin
și a ucis un om cu preceptele absolute și cu marile dumitare gesturi. Râse ea, foarte dispusă de aerul meu morocanos și acum stupefiat. Atunci, uită-te înainte în oglindă. Se îndreptă și stinse lumina electrică. Se întunecă atuns zdravăn și lumina nestatornică a lumânării abia mi-ajută la început să-mi disting figura înciudată de intențiile Donei Alba. Când mă învățai cu clar obscurul ce se făcuse, o văzui înaintând spre mine repede cu fâlfuitoarele ei văluri. Ridică mâinile ca niște aripi negre deasupra-mi și mă întrebă. Nici acum nu ți-e frică? Mă întorsei și-o cuprinsei și ea-și lăsa valurile cernite peste mine ca un nemaipomenit de frumos simbol al morții. Flacăra lumânării pâlpâia molcom prin luciul oglinzii. Îmbrățișarea a fost scurtă și pătimașă. Frumoasa moarte se despărțea amețită și se îndreptă șovăitoare să dea iar drum luminii celei mari. Al doilea săruful nu mai întreacă, apoi mă amenință cu degetul. Asta să-ți ajungă până la sfârșitul dolului. Asta seară nu te pot reține la masă pentru că nu e mama aici. De mâine însă restabilim regula. Nu ne vedem decât în prezența ei. Mai e 7 luni. Am făcut eu socoteala pentru tine. Și dulcea moarte, care se cerase până acum numai 2 frage de vieți, îmi trimise din ușă un ultim sărut cu vârful degetelor pe râsul ucigător al albilor și minunaților ei dinți. Ați ascultat Dona Alba, roman de Gib Mihăescu.